Capitolul 1. Egoul. Ce este egoul? Egoul este chiar opusul sinelui real. Voi nu sunteți una cu egoul vostru. Acesta este doar o amăgire, o iluzie creată de societate, o jucărie cu care să vă puteți juca uitând astfel să cereți adevărul. De aceea insist atât de mult asupra faptului că dacă nu veți renunța la ego, nu veți ajunge niciodată să vă cunoașteți pe sine. Omul se naște cu sinele său autentic. Încă din primii ani de viață, societatea începe însă să construiască în jurul lui o personalitate falsă. El este creștin, catolic, de rasă albă, german, aparține rasei alese de Dumnezeu, trebuie să guverneze întreaga lume și așa mai departe. Societatea vă creează astfel o idee falsă despre ceea ce sunteți. Ei vă dau un nume și țes în jurul acestuia o întreagă structură alcătuită din ambiții și condiționări. Încetul cu încetul, căci acest proces durează aproape o treime din viață, ei vă își lefuiesc egoul prin intermediul școlii, al bisericii, al colegiului, al universității, etc. La întoarcerea din universitate, orice om și-a uitat complet ființa inocentă. Din el nu a mai rămas decât un ego uriaș, medaliile obținute în școală, premiile, diplomele sale. Acum el se simte pregătit să intre în lume. Acest ego are toate dorințele din lume, este plin de ambiții și își propune să fie întotdeauna mai presus decât ceilalți. El este un instrument de exploatare prin care nu mai răzbate nici măcar un licăr din sinele vostru real, în timp ce adevărata viață nu poate fi găsită decât în autenticitate. De aceea, acest ego nu poate produce altceva decât suferință, durere, conflicte, frustrări, nebunie, sinucideri, tot felul de crime. Acesta este punctul din care trebuie să își înceapă căutarea cel care dorește să descopere adevărul. Orice v-a spus societatea că sunteți, renunțați la această imagine. Cu siguranță nu sunteți așa, căci nimeni nu poate ști cum sunteți cu adevărat decât numai voi înși vă. Nici părinții voștri, nici profesorii, nici preoții. Cu excepția voastră, nimeni nu poate pătrunde în sanctuarul ființei voastre. De aceea nimeni nu poate cunoaște ceva în legătură cu voi. Orice v învățat până acum că sunteți, este greșit. Renunțați la această imagine. Distrugeți-vă egoul bucată cu bucată și vă veți descoperi astfel adevărata ființă. Aceasta este cea mai mare descoperire posibilă, căci de aici începe adevăratul pelerinaj către viața eternă, către fericirea absolută. Nu depinde decât de voi. Puteți alege frustrarea, suferința, durerea, în acest caz cultivați-vă egoul. Sau puteți opta pentru pace, liniște, beatitudine. În acest caz va trebui să redescoperiți inocența. Copilul nu se naște înzestrat cu un ego. Egoul este predat de societate, de religie, de cultură. Ați văzut cu siguranță felul în care vorbesc copiii mici. Dacă lui Bobă este foame, el nu spune îmi este foame, ci lui Bobă este foame. Copiii nu au simțul eului. Ei se referă la sine întotdeauna la persoana a treia. Dacă cei din jur îl numesc Bob, copilul va începe să-și spună și el astfel. Dar va veni o zi, pe măsură ce crește, părinții îl învață. Bob este numele pe care te strigă ceilalți. Nu este normal să te numești singur Bob. Tu ai o personalitate separată. De aceea trebuie să înveți să spui eu. În clipa în care Bob devine eu, el pierde contactul cu realitatea ființei sale și cade în abisul fără fund al unei halucinații. Din momentul în care a început să-și spună eu, în ființa lui începe să opereze o energie cu totul diferită. Acum eul dorește să crească, să devină din ce în ce mai mare, să dobândească tot felul de lucruri, să ocupe o poziție din ce în ce mai înaltă în ierarhia valorilor, să dețină un teritoriu mai mare. Dacă cineva are un ego mai mare decât al vostru, el vă creează un complex de inferioritate. Faceți atunci efortul de a deveni mai tare ca tine, mai sfânt ca tine, mai presus ca tine, întreaga voastră viață devine astfel dedicată unui singur ideal absolut stupid, pus în slujba unui lucru care nu există. Ați intrat astfel pe o cale a visului. Avansați pe ea, iar egoul vostru devine din ce în ce mai mare, și astfel se nasc toate problemele voastre. Chiar și Alexandru cel mare avea probleme imense. Ieul lui dorea ca el să devine cel mai mare cuceritor al lumii și aproape că a reușit acest lucru, spun aproape din două motive. La vremea lui, jumătate din lume nu era deloc cunoscută, de pildă America. În al doilea rând, el nu a putut cuceri India. A ajuns la hotarele ei, dar nu a putut o cuceri. Nu avea decât 33 de ani, era încă tânăr, dar în acești 33 de ani nu a făcut altceva decât să lupte, să se lupte în continuu. Nu este de mirare că s-a îmbolnăvit, plictisit de atâtea războaie, de atâtea crime, de atâta sânge, și a propus să se întoarcă acasă și să se odihnească. Dar nu a mai reușit. Nu a mai ajuns niciodată acasă la el în Atena. A murit cu numai o zi înainte. Ce experiență de viață! Să devii din ce în ce mai puternic, mai bogat și mai măreț, și totuși ce neajutorare să nu poți amâna moartea măcar cu 24 de ore. Îi promisese mamei sale că după ce va cuceri lumea, o va depune la picioarele sale ca un cadou. Niciun fiu nu mai făcuse așa ceva pentru mama lui. Era ceva unic dar s-a simțit neajutorat, înconjurat de cei mai buni medici din lume. Aceștia i-au spus, nu poți supraviețui, această călătorie de 24 de ore te va ucide, este mai bine să te odihnești aici, poate mai ai o șansă. Important este să nu te miști, șansele tale de recuperare sunt minime, te scufunzi, te apropii din ce în ce mai tare, dar nu de casă, ci de moarte, nu de cămin, ci de mormânt. Nu te putem ajuta cu nimic. Noi putem vindeca boala, dar nu și moartea. Tu nu suferi însă de o boală. În cei 33 de ani ai tăi, te-ai epuizat complet. Ți-ai risipit toate energiile luptând cu diferite popoare. Ți-ai risipit inutil viața. Aceasta nu este o boală, este doar o lipsă de energie, căci ți-ai risipit-o și încă inutil. Alexandru era un om inteligent. Era discipul al marelui filozof Aristotel. Acesta era mentorul său. Alexandru a murit înainte de a putea ajunge în capitală. La scurt timp, înainte de moarte, i-a spus comandantului armatei sale: Iată care este ultima mea dorință și ea va trebui îndeplinită. Care credeți că a fost ultima sa dorință? A fost o dorință foarte ciudată. Când înveți veți duce sicriul la groapă, lăsați-i mâinile să atârne în afara lui. Comandantul a întrebat: Ce fel de dorință este aceasta? Mâinile trebuie să stea întotdeauna în interiorul sicriului. Nimeni nu a auzit vreodată de un mort dus la groapă cu mâinile atârnând în afara sicriului. Alexandru i-a răspuns: Nu mai am suficientă forță ca să-ți dau un răspuns amplu. Pe scurt, ceea ce doresc este să demonstrez astfel lumii că plec din ea cu mâinile goale. Am crezut că voi deveni tot mai mare, mai bogat și mai puternic, dar în realitate nu am devenit decât din ce în ce mai sărac și mai slab. Când am născut, am venit pe lume cu pumnii strânși, fără să țin nimic în ei. Acum, în momentul morții, nu doresc să plec tot cu pumnii strânși. Pentru a ține pumnii strânși este nevoie de energie, de viață. Niciun mort nu își mai poate ține pumnii strânși. Cine i-ar mai putea strânge? Omul nu mai există. Energia lui a dispărut, iar mâinile îi se deschid de la sine. Doresc ca toată lumea să știe că Alexandru cel Mare a murit cu mâinile goale, la fel ca un cerșător. Se pare însă că nimeni nu a învățat nimic din această lecție a mâinilor goale, căci urmașii lui Alexandru au continuat să facă același lucru, deși în maniere diferite. Egoul omului este sursa tuturor problemelor sale, a tuturor războaielor, conflictelor, geloziilor, temerilor și depresiilor. Convingerea că ai dat greș, permanentă comparație cu cei din jur, sunt extrem de greu de suportat, căci nimeni nu poate avea totul. Va exista întotdeauna cineva mai frumos decât tine, iar acest lucru te doare. Va exista întotdeauna cineva cu mai mulți bani decât tine, iar acest lucru ți se pare insuportabil. Există milioane de lucruri care vă rănesc, dar ceea ce nu știți voi este că nu lucrurile în sine vă rănesc, căci pe mine mă lasă complet rece. Ele vă rănesc numai din cauza egoului vostru. Egoul se teme tot timpul fiind perfect conștient că nu este altceva decât un obiect artificial creat de societate cu scopul de a vă ține în mrejele ei, alergând după cai vers pe pereți. Acest joc al egoului care țintește tot mai sus este numit politică. Și câte jocuri nu știe să joace egoul? Căsătoria este un joc, banii sunt un joc, puterea este un joc. Toate acestea sunt jocuri ale egoului. În ansamblul ei, societatea nu este altceva decât un joc, un fel de olimpiadă perpetuă. Toată lumea face eforturi să se ridice cât mai sus, călcându-i pe ceilalți în picioare, căci pe Everest nu există atâta loc încât să încăpem cu toții. Competiția este extrem de dură și ea devine atât de importantă încât voi uitați cu desăvârșire că cea care a implantat acest ego în voi a fost societatea, profesorii voștri, ce fac aceștia de la grădiniță și până la universitate? Nimic altceva decât să vă stimuleze egoul. Noi și noi titluri sunt atașate în numelui vostru, astfel încât să vă simțiți din ce în ce mai importanți, mai puternici. Egoul este minciuna supremă pe care voi ați acceptat-o drept adevăr. În jurul ei roiesc însă cele mai meschine interese, căci dacă toată lumea ar renunța la ego, Marea Olimpiadă ar înceta Nimeni nu și-ar mai dori să urce verestul, și toată lumea ar fi fericită. Ego-ul vă ține mereu în așteptare. Mâine veți reuși, mâine va fi mai bine. Evident, astăzi aveți încă de suferit, trebuie să vă sacrificați. Dacă doriți să aveți succes mâine, astăzi trebuie să vă sacrificați. Succesul trebuie meritat și este nevoie de multe eforturi pentru a putea fi atins. Deocamdată trebuie să suferiți, dar merită căci va veni și ziua succesului. Din păcate, această zi nu vine niciodată. Ea reprezintă o imposibilitate. Mâine se referă pur și simplu la ceva ce nu va fi atins niciodată. Este doar o amânare a vieții, o minunată strategie de a vă menține racordați tot timpul la suferință. Egoul nu se poate bucura de prezent. Pur și simplu el nu poate exista în prezent. El nu poate trăi decât în trecut sau în viitor, adică în ceea ce nu există. Trecutul nu mai este, viitorul nu a sosit încă. Ambele stări sunt non-existențiale. Egoul nu poate trăi decât într-o asemenea stare non-existențială, căci este non-existențial el însuși. Dacă veți conștientiza momentul prezent, nu veți descoperi nicio urmă a egoului în voi, doar o bucurie tăcută, o stare de vid, liniștit și pur. Rădăcina egoului este conceptul de centru separat. Când copilul se naște, el vine pe lume fără un centru individual. În cele nouă luni de concepție, el a trăit în pântecul mamei având o pe aceasta drept centru. El nu era separat de ea. În caz contrar, viața s-ar fi devenit foarte dificilă, aproape imposibilă. Pentru a supraviețui în această bătălie numită viață, omul trebuie să înțeleagă cine este. Nimeni nu are însă nici cea mai vagă idee despre sine. Nici nu are cum că cesența sa reprezintă un mister profund pentru el. Lucru firesc că cesența omului nu este individuală, ci universală. De aceea, dacă îl veți întreba pe Buddha cine ești tu, el va păstra tăcerea. Nu vă va răspunde în niciun fel. Nici nu ar avea cum, căci el nu mai cunoaște separarea. El este totul în toate. În viața obișnuită, chiar și un Buddha trebuie să folosească cuvântul eu. Dacă este sete, trebuie să spună, mie sete, Ananda, adă-mi, te rog, niște apă. De aceea, el trebuie să folosească în continuare cuvântul eu. Deși o ficțiune, acesta este plin de semnificații. De altfel, multe ficțiuni sunt cât se poate de relevante. Spre exemplu, voi aveți un nume. Acesta reprezintă o ficțiune, căci v-ați născut fără un nume. Nu l-ați adus cu voi. Acest nume v-a fost atribuit, apoi, prin repetarea lui constantă, ați început să vă identificați cu el dar el rămâne o ficțiune. Când afirm că este o ficțiune, nu vreau să spun însă că este complet lipsit de necesitate. Este o ficțiune necesară, este util. Altminteri, cum v-ați mai adresa celor din jur? Dacă ați dori să-i scrieți o scrisoare cuiva, cum v-ați adresa lui? Un copilaș a scris odată o scrisoare lui Dumnezeu. Mama lui era bolnavă, tatăl murise, nu aveau bani, Așa că i-a cerut lui Dumnezeu 50 de rupii. Când scrisoarea a ajuns la biroul poștal, funcționarii de acolo au rămas încurcați. Ce trebuiau să facă cu ea? Unde s o trimită? Doar era adresată lui Dumnezeu. Drept urmare, au deschis-o. Impresionați de drama copilului, ei au decis să facă o coletă și să-i trimită banii acestuia. Nu au reușit să strângă, însă, decât 40 de rupii. A urmat o a doua scrisoare adresată tot lui Dumnezeu, în care copilul scrisese Dragă Doamne, data viitoare când îmi mai trimiți bani, trimite-mi mie direct, nu prin oficiul poștal. Cei de acolo și-au reținut 10 rupii comision. Dacă nimeni nu ar avea un nume, ne-ar fi greu să ne descurcăm. Deși ființa nu poate fi numită, este totuși vorba de o ficțiune frumoasă, utilă, Numele sunt necesare pentru ca ceilalți să ne poate striga. Euul este necesar pentru ca noi înșine să ne putem identifica, dar ele nu reprezintă altceva decât simple ficțiuni. Dacă vă veți adânci în ființa voastră, veți descoperi că ideea de eu dispare. În locul ei nu rămâne decât existența pură, adică ființa. Această ființă nu poate fi divizată, ea nu este a mea sau a voastră, ci a tuturor, inclusiv a pietrelor, râurilor, munților și copacilor. Această ființă include totul în sine, fără să lase nimic pe din afară. Întregul trecut, întregul viitor, acest imens univers, totul este inclus în ea. Cu cât vă veți scufunda mai mult în voi înși vă, cu atât mai mult veți descoperi că persoanele sau indivizii nu există. Unicul lucru care există este Universalitatea Pură. La periferia ei purtăm un nume, avem o identitate, un ego. Pe măsură ce ne apropiem însă de centru, aceste identități dispar. Ego-ul nu este altceva decât o ficțiune utilă. Folosiți-l, dar nu vă lăsați amăgiți de el. Funcționăm noi întotdeauna prin intermediul egoului sau există momente când suntem în afara lui? Întrucât ego-ul este o simplă ficțiune, există momente când devenim eliberați de el. O ficțiune nu poate fi menținută decât cu liberul nostru acord. Ea trebuie cultivată și întreținută în permanență. Adevărul nu are nevoie de așa ceva. Aceasta este marea lui frumusețe, el există în sine. Ficțiunea trebuie însă în permanență întărită, susținută, stimulată, dar chiar și așa continuă să decadă. de -abia ai proptit-o într-o parte și cade deja în cealaltă parte. Cam asta fac oamenii cu întreaga lor viață. Ei încearcă să facă ficțiunea să pară o realitate. Ei strâng din ce în ce mai mulți bani pentru a-și putea cultiva astfel un ego tot mai puternic oricum mai solid decât cel al oamenilor săraci. Ego-ul unui om sărac este pe măsura portofelului său. El nu-și poate permite un ego puternic. Este suficient însă să devii președintele sau primul ministru al unei țări pentru ca ego-ul tău să o ia complet razna. Acești oameni se izolează în tumul lor de fildeș ca și cum nu ar mai fi de aceeași teapă cu noi. Întreaga noastră viață, toată această luptă pentru mai multă bogăție, putere, prestigiu, pentru mai mult și mai mare, nu înseamnă altceva decât o căutare a unor noi proptele, a unor noi temelii, ceva care să sprijine ficțiunea în care ne complăcem. Și în tot acest timp noi știm că moartea se apropie cu pași repezi. Orice am acumulat, moartea va distruge. Asta nu ne împiedică însă să sperăm Poate că vor muri alții, nu noi. Într-un anumit sens, acest lucru este adevărat. Noi îi vedem întotdeauna pe alții murind, dar nu am asistat niciodată la propria noastră moarte și de aceea ni se pare logic să gândim astfel. L-am văzut pe cutare murind, la fel pe cutare și pe cutare, dar nu și pe noi înșine, noi continuăm să existăm. Ne pare rău pentru cei decedați, îi conducem la cimitir pentru a ne lua rămas bun de la ei, după care ne întoarcem acasă. Nu vă faceți însă iluzii că și cei morți acum au gândit la fel ca voi la vremea lor. Nimeni nu face excepție în această privință. Moartea vine brusc și distruge întreaga ficțiune a numelui, a faimei, etc. Ea pur și simplu tot ce am scris noi pe tabla noastră. În urma ei nu mai rămân nici măcar amprentele. Tot ce am construit noi în viața noastră se duce pe apa sâmbetei. Este ca și cum am fi scris pe apă, nici măcar pe nisip, pe apă. De-abia am terminat de scris și a dispărut. Nimeni nu mai poate citi ce am scris, nici chiar noi înșine. Deși știm toate aceste lucruri, continuăm cu toții să construim castele de nisip în Spania. Fiind vorba de o ficțiune, aceasta trebuie susținută tot timpul prin eforturi constante, zi și noapte. Nimeni nu poate fi însă atât de atent 24 de ore din 24. De aceea, în anumite momente, fără să ne dăm seama, există clipe când percepem frânturi din realitate. Fără ca ego-ul nostru să interfereze cu acestea. Fără să vrem, noi ne aducem aminte. Orice om are din când în când asemenea momente. Spre exemplu, noaptea, atunci când dormim greu fără vise, ego-ul dispare. Ficțiunea nu mai există. Somnul profund fără vise este un fel de moarte la scară redusă. În starea de somn profund fără vise, ego-ul dispare. Cum ar mai putea exista ficțiune atunci când nu gândești, când nu ai la ce să visezi? Această stare de somn profund este, din păcate, destul de redusă în timp. Din 8 ore de somn, abia dacă durează două ore. Aceasta este însă perioada în care ne odihnim cu adevărat. Cine doarme aceste două ore de somn profund, fără vise, se trezește dimineața odihnit, proaspăt, complet refăcut, Viața pulsează din nou, ziua ți se pare un dar divin. Totul pare să fi renăscut pentru că ai renăscut tu însuți și totul pare mult mai frumos căci te afli tu însuți într-un spațiu al frumuseții. Ce s-a petrecut în cele două ore de somn profund fără vise în care patanjale și oghinile numesc sușupti? Ego-ul a dispărut, iar dispariția acestuia a permis revitalizarea ființei, regenerarea ei. Odată cu dispariția egoului, omul gustă din starea de dumnezeire, deși este profund inconștient. Patanjali afirmă că nu există o diferență foarte mare între starea de Sushupti, somnul profund fără vise și cea de samadhi, starea supremă de Buddha. Există totuși o diferență legată de conștiință. În starea de somn profund fără vise ești inconștient, în timp ce în starea de samadhi ești perfect conștient. Al minter, starea este aceeași. Omul pătrunde în Dumnezeire, în centrul universal. El dispare din zona circumferinței și pătrunde în centru. Acest contact cu centrul său este suficient pentru a fi regenerat. Fiind doar o ficțiune, ego-ul dispare uneori. Cel mai evident devine acest lucru în starea de somn profund fără vise. De aceea este bine să înțelegeți că somnul este foarte important. Nu-l ratați, indiferent de motive. O a doua mare sursă de transcendere a ego este sexul, iubirea. Din păcate, sexualitatea a fost distrusă de către preoți care au condamnat-o, astfel încât a ajuns o experiență penibilă. Mințile oamenilor au fost condiționate de miile de ani în care sexul a fost considerat un păcat. Chiar și atunci când doi oameni fac dragoste, subconștientul crede că fac ceva rău. Starea de vinovăție plutește în aer. Acest lucru este valabil inclusiv pentru generațiile moderne, contemporane, chiar și pentru cei mai tineri dintre noi. Unii se revoltă împotriva societății, devenind niște nonconformiști, dar numai la suprafață. Lucrurile sunt însă mult mai profunde. Ele nu au nimic de a face cu revolta de la suprafață. Poți să-ți lași părul să crească foarte lung, dar acest lucru nu te va ajuta prea mult. Poți deveni un hippie, poți renunța la baie, dar nici acest lucru nu te va ajuta. Poți adopta cele mai nonconformiste atitudini cu putință, dar nici ele nu te vor ajuta, căci lucrurile au mers prea departe, iar aceste schimbări sunt superficiale. Timp de mii de ani s-a spus că sexul este cel mai mare păcat dintre toate. Această afirmație a devenit parte integrantă din sângele nostru, din oasele și din măduva spinării, din întreaga noastră ființă. Chiar dacă la nivel conștient știi că nu este nimic rău în el, subconștientul continuă să mențină o stare de vinovăție, de teamă, de care nu poți scăpa în totalitate. Dacă poți pătrunde în actul amoros cu întreaga ta ființă, ego-ul dispare. Căci la apogeul acestui act, în momentul orgasmului, omul uită de minte și devine energie pură. Mintea sa nu mai poate funcționa. Valul de energie este atât de puternic încât mintea se topește în el și nu mai știe ce să facă. Ea funcționează perfect în situații obișnuite. Dar atunci când se petrece ceva foarte important, ea se oprește, iar sexul este cel mai vital lucru cu putință. Dacă poți pătrunde adânc în interiorul actului amoros, ego-ul dispare. Aceasta este marea frumusețe a actului amoros. El permite accesul direct la Dumnezeu. Experiența este similară somnului profund, dar este mai valoroasă căci nu mai este inconștientă. Actul amoros permite păstrarea conștiinței, deși mintea dispare. Aceasta este marea diferență pe care a permis-o introducerea tantrei. Patanjali și yoga descriu liniile directoare ale stării de somn profund. Calea yoga îi urmărește transformarea stării de somn profund într-o stare conștientă, astfel încât omul să afle cine este el în realitate și să ajungă în centru. Tantra a ales actul amoros ca o fereastră către Dumnezeu. Calea yoga este foarte lungă, căci transformarea stării de somn profund, fără vise, într-o stare conștientă este foarte dificilă. Ea poate dura mai multe vieți. Tantra a ales însă o cale mai scurtă, practic cea mai scurtă și cea mai plăcută. Actul amoros poate deschide fereastra. Singurul lucru necesar este să scoateți din rădăcini condiționările pe care le-au implantat preoții în subconștientul vostru. Scopul lor a fost întotdeauna acela de a deveni mediatori între voi și Dumnezeu. De aceea contactul direct cu acesta s-a pierdut. Când depins de altcineva, acesta devine foarte puternic, iar clasa preoților a fost una dintre cele mai puternice de-a lungul secolelor. Orice om care vă poate pune în contact cu adevărata putere devine el însuși foarte puternic. Adevărata putere este Dumnezeu, sursa oricărei forme de putere. Așa se explică de ce de-a lungul secolelor preoții au ajuns atât de puternici, mai puternici chiar decât regii. La ora actuală, oamenii de știință au luat locul preoților, căci ei știu cum să dezlănțuie puterile ascunse ale naturii. Preoții știu cum să stabilească legătura omului cu Dumnezeu. Oamenii de știință știu cum să facă legătură cu natura. Este nevoie mai întâi ca legătura stabilită de preoți să fie ruptă, căci ea reprezintă doar o punte individuală otrăvită de preoți. Ei au devenit foarte puternici, dar în detrimentul umanității, care a devenit slabă, lipsită de pasiune și de iubire, dar plină de vinovăție. Este necesar să transcendeți complet această stare de vinovăție. Atunci când faceți dragoste, gândiți-vă la rugăciune, la meditație, la Dumnezeu. Ardeți tămâie, cântați, dansați. Dormitorul vostru trebuie să devină un templu, un loc sacru. Nu vă grăbiți atunci când faceți dragoste. Pătrundeți adânc în actul amoros, savurați-l lent și bucurați-vă la maximum de el. Veți fi surprins să descoperiți atunci cheia. Dumnezeu nu i-a trimis pe oameni în această lume fără cheile care le pot deschide porțile adevărului. Aceste chei trebuie însă folosite. Ele trebuie introduse în broască și răsucite. Iubirea este unul din acele fenomene extrem de puternice care permit transcenderea egoului și în care omul devine perfect conștient pulsând de energie. El nu mai este un individ, ci se topește în marele ocean al totalității. Treptat acesta trebuie să devină un mod de viață. Extazul amoros, orgasmul, trebuie să devină o disciplină. Nu doar o experiență, ci o disciplină. În acest fel, tot ce veți face, chiar și mersul pe jos, dimineața de vreme când soarele răsare, Va atrage după sine aceleași senzații extatice, aceeași fuziune cu Existența. Dacă vă veți așeza la sol noaptea, contemplând cerul înstelat, veți trăi același sentiment de iubire. Atunci când vă așezați la sol, simțiți-vă una cu pământul. Treptat, actul amoros vă va da cheia. Veți învăța cum puteți face dragoste cu Existența însăși. Iar faptul că ego-ul nu iese decât o ficțiune, vi se va revela. Atât timp cât îl veți folosi doar ca o ficțiune, nu va exista niciun pericol. Există momente când ego-ul dispare de la sine. De pildă, în clipele de mare pericol, atunci când conduci și îți dai seama că ești pe punctul de a comite un accident, că ai pierdut controlul asupra mașinii și că nu mai ai nicio posibilitate să te salvezi. Că te vei izbi de copac sau de camionul din fața ta, ca ai să cazi în prăpastie sau în râu, în asemenea momente ego-ul dispare brusc. Așa se explică de ce unii oameni simt o atracție deosebită față de situațiile periculoase. Unii se urcă pe Everest. Este ca o stare de meditație profundă, deși ei nu-și dau seama de acest lucru: că țărarea pe munți are o mare importanță. Ea este periculoasă, și cu cât este mai periculoasă, cu atât mai frumoasă devine ea. Cei care iubesc muntele trăiesc frecvent clipe de fuziune cu existența. Ori de câte ori pericolul este foarte aproape, mintea tace. Ea nu poate gândi decât atunci când omul se află în afara oricărui pericol. În stare de alertă maximă, ea nu mai are nimic de spus. Pericolul vă permite să deveniți spontani iar această spontaneitate vă permite să deveniți conștienți de faptul că nu sunteți una cu egoul. Există și alte căi căci oamenii sunt diferiți. Dacă aveți o înclinație către estetică, frumusețea vă poate deschide porțile adevărului. Simpla contemplare a unei femei frumoase sau a unui bărbat atrăgător care trece pe lângă voi este suficientă pentru ca egoul să dispară. În asemenea momente te simți copleșit. Admirarea unui lotus înflorit, a unui apus de soare, a unei păsărele, tot ceea ce poate trezi sensibilitatea voastră interioară, punând stăpânire pe voi, atât de complet încât uitați de sine, abandonându-vă, poate conduce la transcenderea egoului. Acesta nu este altceva decât o ficțiune, ceva cu care ne-am obișnuit. Dacă uităm de el, egoul dispare. Momentele în care ego-ul dispare de la sine, permițându-ne să experimentăm o clipă de adevăr, sunt foarte utile. Ele sunt singurele care explică de ce nu a murit religia. Nu preoții sunt responsabili pentru acest lucru. Ei au făcut tot ce le-a stat în puteri pentru a o ucide. Nu oamenii religioși au menținut-o în viață, nu cei care se duc frecvent în biserici, moschei sau temple. De altfel, acești oameni nu sunt deloc religioși. Ei sunt doar niște ipocriți. Religia nu a murit din cauza acestor momente spontane pe care aproape orice om le cunoaște. Important este să le cultivați, să vă scufundați mai des în ele, să creați condițiile favorabile pentru ca ele să se petreacă mai frecvent. Aceasta este adevărata cale de a-l căuta pe Dumnezeu. Apropierea de Dumnezeu se produce numai în momente de transcendere a egoului. În fiecare eu există trei de eu. Primul este personalitatea. Cuvântul personalitate vine de la rădăcina grecească persona. Actorii greci obișnuiau să poarte măști, iar vocile lor se auzeau dincolo de acestea. Sona înseamnă voce, sunet, iar per înseamnă dincolo de mască. Spectatorii nu puteau vedea astfel persoana reală care se ascundea dincolo de mască. Ei nu vedeau decât măștile, ascultând vocile care veneau din spatele acestora. Personalitatea este un cuvânt frumos care își trage rădăcinile din drama greciei antice. Actorii greci nu aveau însă decât o singură mască. Omul are multe măști suprapuse unele peste altele, la fel ca făile de ceapă. Chiar dacă scoți o mască, ceea ce rămâne este o altă mască și tot așa. Oricât de multe măști ați scoate, ați rămâne uimiți câte rămân. Le-ați colecționat vieți la rând. Și toate sunt utile, căci situațiile prin care treceți sunt foarte variate și toate necesită o altă mască. Când te adresezi subalternului tău, nu poți purta aceeași mască ca atunci când vorbești cu șeful cei doi ar putea fi chiar simultan prezenți în cameră. Când te uiți la subaltern, trebuie să-ți pui o anumită mască, iar când te uiți la șef, o alta. Schimbările sunt continue. Ele devin aproape automate, nici nu mai trebuie să schimbi tu măștile, ele se schimbă de la sine. Te uiți la șef și îi zâmbești. Te uiți apoi la subaltern, iar zâmbetul ți se șterge de pe față, Adopți o atitudine dură, la fel ca aceea pe care o are șeful tău cu tine. Când se uită la propriul lui șef și el zâmbește la fel ca tine. Într-o singură clipă poți să schimbi expresia feței de nenumărate ori. Trebuie să fii foarte atent pentru a-ți da seama câte expresii ai. Practic, acestea sunt nenumărate. Acesta este primul eu cel mai fals dintre toate, ego-ul. El va fost dăruit de societate, este un dar al acesteia, de la preot la politician, de la părinte la profesor. Cu toții v-au dăruit tot felul de fețe pentru ca viața voastră să devină mai ușoară. V-au răpit adevărul și v-au dăruit în loc un substituit. Din cauza acestor fețe false, voi nu mai știți cine sunteți în realitate. Nu mai știți care este adevărata voastră față. În realitate, niciuna din aceste fețe nu este a voastră. Adepții Zen afirmă, dacă nu îți vei cunoaște fața originală, nu îl vei putea cunoaște pe Buddha, pentru că Buddha este chiar fața ta originală. Voi v-ați născut ca Buddha, dar ați ajuns să trăiți în minciună. Aruncați darul primit de la societate. Aceasta este semnificația cuvântului Sanias, inițiere. Dacă sunteți creștin, hindus sau mohomedan, renunțați la această față, căci nu vă aparține cu adevărat. Ea va a fost impusă de cei din jur. Ați fost condiționat să o purtați. Nimeni nu v-a întrebat dacă doriți sau nu. V-a fost impusă prin forță, prin violență. Toți părinții și toate sistemele educative sunt violente. Lor nu le pasă cu adevărat de voi. Au idei a priori. Știu dinainte ce este mai bine pentru voi. Și vă impun acest bine cu forța. Copilul țipă, se revoltă în sinea sa, dar este doar un copil. El este neajutorat și poate fi modelat oricum doresc adulții. Societatea profită din plin de acest lucru. Înainte ca cel mic să devină suficient de puternic, el este deja schilodit în fel și chip, paralizat, otrăvit. În momentul în care vă veți hotărâ să deveniți religios, va trebui să renunțați la toate religiile, la toate ideologiile referitoare la Dumnezeu, iar în clipa în care vă veți hotărâ să vă cunoașteți pe sine, va trebui să renunțați la toate răspunsurile pe care le-ați primit deja din partea altora, să aruncați la coșul de gunoi toate părerile împrumutate de la alții. Zenul a fost definit astfel, indicarea directă a inimii umane. Contemplarea naturii și transformarea într-un Buddha. Non-dependența de scripturi. Transmisia directă, independentă de scripturi. Coranul nu vă va putea oferi niciodată o transmisie separată de scripturi. Nici Damapada, Biblia, Talmudul sau Gita, nicio scriptură nu vă poate oferi acest lucru. Dacă veți crede în adevărurile scripturii, nu veți putea cunoaște adevărul. Adevărul se află în voi, numai aici poate fi întâlnit el. Contemplarea naturii și transformarea într-un Buddha, indicarea directă a inimii umane. Nu trebuie să ajungeți nicăieri, oriunde vă duce, veți rămâne aceiași. Atunci ce rostare? Vă puteți duce în Himalaya, dar nu veți schimba nimic în acest fel. Veți ajunge acolo cu același bagaj pe care îl purtați dintotdeauna veți duce acolo întreaga voastră artificialitate, tot ce ați devenit, tot ce v-au impus alții. Fața voastră sintetică, cunoașterea voastră de împrumut, scripturile voastre, toate se vor agăța de voi. Chiar dacă ați sta singuri într-o peșteră din Himalaya, voi nu ați fi singuri. Profesorii voștri, părinții, politicienii și preoții, toți vor fi de față veți duce în Himalaya întreaga voastră societate. Poate că aceștia nu vor fi la fel de vizibili, dar vor fi cu siguranță prezenți în interiorul vostru, sufocându-vă. Veți rămâne astfel același creștin, hindu sau mohomedan. Veți repeta aceleași cuvinte, la fel ca papagalii. Acestea nu se vor schimba, căci nu aceasta este calea. Am citit odată o poveste minunată din Bavaria. Meditați asupra ei, căci merită. Se spune că un om din München pe nume Alois, lucrător la gara centrală, a muncit într-o zi atât de mult încât a murit. Doi îngerași mici l-au dus în cer, unde a fost întâmpinat de Sfântul Petru, care i-a spus că noul său nume este Îngerul Aloisius. I-a dat o harpă și l-a informat care sunt regulile de acolo. De la 8 dimineața și până la amiază trebuie să jubilezi. De la amiază și până la 8 seara trebuie să cânți o sana. Mm, nu prea îmi convine. De la 8 dimineața să jubilezi până la amiază, iar de la amiază să cânt o sana până la 8 seara. Și eu când mai pot să beau ceva? Îți vei primi mana cerească la momentul potrivit, i-a răspuns Sfântul Petru, ușor enervat, după care l-a părăsit. La naiba a mormăit îngerul Aloisius. Ce corvoadă să jubilez de la 8 dimineața până la amiaza și eu care credeam că în cer nu mai e nimic de făcut. În cele din urmă s-a așezat însă pe un norișor și a început să cânte, așa cum i s-a spus, Aleluia, Aleluia. Un înger de înaltă ținută intelectuală a trecut pe acolo. Hei tu, i-a strigat Aloisius. Ce-ai zice de o dușcă? Hai să bem ceva împreună. Dar îngerul intelectual a povnit din nas cu dispreț și s-a îndepărtat grăbit, mormăindu nosana. osana. Aloisius s-a enervat. Ce idiot! Dacă nu vrei să bei, nu vrei. Nu-i nicio problemă." Dar să nu răspunzi nimic la o întrebare decentă, asta nu mi se pare normal." Ce țăran! Of, ce oameni mai sunt pe aici! În ce am intrat?" După care s-a așezat din nou pe norișorul său și a continuat să jubileze. Mânia lui nu a dispărut însă, ci s-a regăsit în imnul de slavă intonat. Aloisiu s-a început să cânte atât de tare, încât l-a trezit chiar pe tatăl ceresc, care își dormea somnul de după amiază în palatul său din apropiere. Uimit la culme, acesta s-a întrebat, oare de unde vin aceste zbierete? Drept care l-a chemat pe loc pe Sfântul Petru, care a sosit alergând. Împreună cei doi au ascultat scandaloasa jubilare a îngerului Aloisius. Aleluia, Rahat, Aleluia, Ranaiba, Aleluia! Sfântul Petru s-a grăbit și l-a adus instantaneu pe Aloisius în fața Sfântului Părinte. Acesta l-a privit cu uimire, l-a contemplat multă vreme, după care a spus O, înțeleg, un înger din München, exact cum credeam. Hei, spunem, spune de ce zbieri așa? Era exact ce aștepta Aloisius. Acesta era atât de furios încât nu a așteptat să fie întrebat a doua oară. Nu-mi place ce se întâmplă aici. Nu-mi plac aripile acestea. Nu vreau să cânt o sana. Nu vreau să beau mană cerească, ci bere. Și mai presus de orice, mie nu-mi place să cânt. Sfinte Petre a spus domnul, nu cred că merge așa. Dar am o idee, îl vom trimite ca mesager guvernului bavarez pentru ca acesta să primească sfatul nostru ceresc. De acum înainte va putea zbura o dată sau de două ori până la München, iar sufletul său bun se va odihni în pace. Auzind acest lucru, Aloisiu s-a simțit foarte fericit și a început noua slujbă chiar a doua zi când a primit o scrisoare pe care trebuia să o ducă pe pământ. Simțind din nou pământul orașului său natal sub picioare, i s-a părut că se află pentru prima oară în cer. Conform vechilor sale obiceiuri, s-a dus imediat la locul său preferat, iar acolo a întâlnit-o pe buna sa Cati, cărei a comandat pe loc un rând de bere, apoi un altul și un altul și tot așa, și până în zilele noastre nimeni nu l-a mai putut ridica de la masă. Așa se face că guvernul bavarez a trebuit să se descurce fără ajutorul providenței divine. Oriunde v-ați duce, veți fi același, indiferent că ați ajunge în cer sau în Himalaya. Locul nu vă poate schimba, căci lumea nu se află în afara voastră. Voi sunteți lumea. De aceea, oriunde v-ați duce, veți lua această lume cu voi. Adevărata transformare nu se poate produce prin schimbarea locului exterior ea nu se poate produce decât în interior ce înseamnă o transformare adevărată ea nu se referă la o îmbunătățire interioară căci aceasta este tot o minciună îmbunătățirea nu înseamnă altceva decât o șlefuire a personalității aceasta poate deveni extrem de frumoasă dar cu cât este mai frumoasă cu atât mai periculoasă devine ea căci va fi mult mai greu să renunțați la ea se întâmplă uneori ca un păcătos să devină un sfânt. Acest lucru nu este însă posibil în cazul așa zișilor oameni respectabili foarte admirați de către voi. Aceștia nu se pot transforma căci au niște personalități pe care le-au șlefuit ani de zile, pe care le-au decorat în fel și chip în care au investit enorm. Întreaga lor viață a fost o șlefuire continuă și au creat astfel niște personalități frumoase la care nu ar mai renunța în ruptul capului. Un păcătos poate renunța la personalitatea lui căci nu a investit nimic în ea. De altfel, aceasta este atât de urâtă încât nici nu-i vine prea greu să renunțe la ea. Cum ar putea însă o persoană respectabilă să renunțe la personalitatea în care a investit atâta și care i-a dus până acum profituri atât de frumoase? Aceasta a ajutat-o să devină din ce în ce mai respectată, să avanseze din ce în ce mai mult pe scara socială, să atingă succesul. Odată ce ai început să urci pe scara succesului, este foarte greu să te mai dai jos de pe ea. Această scară nu se termină niciodată. E continuă la infinit. Se spune că Henry Ford își făcea încă planuri pentru a deschide noi întreprinderi, deși se afla pe patul de moarte. Cineva l-a întrebat, Domnule, ești pe punctul de a muri. Doctorii spun că nu vei mai trăi mai mult de câteva zile, poate nici atât. De ce continui să-ți faci planuri? Toată viața ai făcut același lucru. Ai mai mulți bani decât ai putea cheltui vreodată. Este limpede că aceștia nu-ți mai pot folosi la nimic. De ce vrei să-ți mai deschizi noi întreprinderi? Ford a încetat pentru câteva momente să-și mai facă planuri și a răspuns Ascultă, nu mă pot opri. Îmi este imposibil. Numai moartea mă poate opri. Atât timp cât voi fi în viață, voi continua să mă gândesc la afaceri. Știu că este inutil, dar nu mă pot opri. Când ai succes în această lume, este dificil să te oprești. Cu cât devii mai bogat, cu atât mai greu este să pui capăt acestui proces. La fel atunci când devii din ce în ce mai faimos. Cu cât personalitatea pe care o ai este mai rafinată, cu atât mai tare se agață ea de tine. De aceea, sfatul meu este să nu vă îmbunătățiți felul de a fi. Niciunul dintre mari maestri de la Buddha la Hakuin nu a recomandat acest lucru. Feriți-vă de toată literatura de autoperfecționare. Piața americană este plină de asemenea cărți. Feriți-vă de ele căci nu vă vor conduce nicăieri. Nu de autoperfecționare aveți nevoie, căci în acest fel nu veți face altceva decât să perfecționați minciuna în care trăiți. Veți căpăta o personalitate îmbunătățită, din ce în ce mai șlefuită, mai subtilă, veți deveni din ce în ce mai valoroși, mai prețioși, dar în acest fel nu vă veți transforma. Transformarea nu vine din îmbunătățire, ci din renunțarea completă la personalitate. Minciuna nu poate deveni adevăr. Este imposibil să o șlefuiești, făcând-o din ce în ce mai bună, doar, doar se va transforma în adevăr. O minciună nu poate fi niciodată altceva decât un neadevăr. Ea poate să din ce în ce mai mult cu adevărul, dar va rămâne tot o minciună. Din păcate, cu cât seamănă mai mult cu adevărul, cu atât mai mare devine fascinația ei. Cu atât mai puternic veți fi hipnotizați de ea căzând astfel în capcana ei. Minciuna poate ajunge să semene atât de bine cu adevărul, încât puteți uita că de fapt este doar o minciună. Ea vă poate spune, caută adevărul, îmbunătățește caracterul, personalitatea, caută adevărul, devină cu tare sau cu tare lucru. Minciuna adoră programele noi, fă cu tare lucru și totul va fi bine, iar tu vei fi fericit de apururi. Fă cu tare sau cu tare lucru. Ai dat greș, nu fi îngrijorat, căci am alte planuri pentru tine. Minciuna nu încetează nicio clipă să creeze noi planuri, iar omul se lasă hipnotizat de acestea, irosindu-și astfel viața. Chiar și căutarea adevărului se naște tot din minciună. Acest lucru este greu de înțeles, dar trebuie înțeles. Căutarea adevărului se naște din minciună. Este una din manierele prin care aceasta încearcă să se protejeze. De vreme ce ți-a dăruit căutarea adevărului, cum mai mai putea fi nesatisfăcut de personalitatea ta? Și cum mai mai putea o numi minciună? Ea este prima care te împinge către căutarea adevărului. Orice căutare înseamnă pornire la drum. Adevărul se află însă aici. Minciuna este cea care te împinge să cauți altundeva. Adevărul este aici, dar minciuna te trimite atunci și acolo. Ea vorbește întotdeauna de trecut și de viitor și nu știe ce înseamnă prezentul. Adevărul este întotdeauna prezent, aici și acum. Așadar, primul eu este sinonim cu minciuna. El se referă la pseudo-personalitatea care vă înconjoară, la fața voastră publică, la falsitate. Primul eu este o minciună impusă de societate, dar cu care voi ați început să cooperați. Este necesar să renunțați la cooperarea cu minciuna socială nu veți putea ajunge vreodată la adevăratul eu până când nu veți renunța la hainele impuse de societate. Numai atunci când veți rămâne goi, vă veți putea găsi pe sine. Toate ideile și toate identitățile pe care vi le atribuiți sunt de sorginte socială. Ele v-au fost atribuite de alții. Și nu într-un mod dezinteresat. Toți cei care vă bagă diferite idei în cap au motivele lor. Este un fel de exploatare subtilă. Adevărata exploatare nu este de natură economică sau politică, ci psihologică. Așa se explică de ce toate revoluțiile care au avut loc vreodată au fost niște eșecuri. Ele au căutat să răstoarne ordinea economică sau politică, dar nu au schimbat cu nimic adevărata cauza exploatării, care este de natură psihologică. Au schimbat lucrurile, dar numai la suprafață. Societatea capitalistă a devenit comunistă, dar adevăratele schimbări nu s-au produs. O democrație poate deveni o dictatură sau invers, dar schimbările se petrec numai la suprafață, ca o albire a rufelor în care culoarea se schimbă, dar textura rămâne aceeași. În ce consta această exploatare psihologică? În faptul că nimănui nu i se permite să fie el însuși. Societatea nu acceptă omul așa cum este. Ea nu îl respectă ca atare. Cum poți respecta pe cineva dacă nu îl accepti așa cum este? Dacă îi impui să se comporte într-un anumit fel, apoi îi spui că îl respecti, în realitate nu respecti decât felul de a fi pe care i l ai impus tu însuți. Nu îl respecti în sine, în toată goliciunea lui. Nu îi respecti naturalețea, spontaneitatea, zâmbetul real și lacrimile sincere îi respecti numai masca pe care își opune, falsitatea, felul în care acționează, în conformitate cu standardele social acceptate. La acest prim eu va trebui să renunțați complet. Freud a ajutat mult umanitatea să devină conștientă de falsitatea personalității a minții conștiente. Revoluția declanșată de el a mers mult mai departe decât cea a lui Marx și decât orice altă revoluție. Ea a atins anumite profunzimi, dar nu suficiente. Pe scurt, ea a ajuns până la cel de-al doilea eu, eul reprimat, instinctual, subconștient. Acesta include toate acele manifestări pe care societatea nu le-a permis, forțându-le să pătrundă adânc în interiorul ființei și blocându-le acolo. Ele se manifestă numai în visele voastre și numai într-o formă metaforică sau atunci când sunteți sub influența alcoolului, când vă pierdeți controlul într-un fel sau altul. În starea de conștiință obișnuită, al doilea eu rămâne ascuns. Acesta este însă mai autentic decât primul, mai puțin ipocrit. Freud a făcut mult pentru a ajuta umanitatea să devină conștientă de acest eu ramurile umaniste ale psihologiei, îndeosebi grupurile de creștere, întâlnirile colective, etc. Acestea au jucat un rol crucial în ajutarea oamenilor să devină conștienți de acele forțe care strigă în interiorul ființei lor, care au fost atât timp reprimate, sufocate. Acest eu este adevăratul eu vital. Aici se află viața reală, viața naturală. Religiile lumii l-au condamnat afirmând că este un aspect animalic, condamnându-l ca sursă a păcatului. În realitate, el nu este o sursă a păcatului, ci a vieții, și nici nu este inferior eului conștient. Este într-adevăr mai profund decât acesta, dar nu îi este inferior. De altfel, chiar dacă natura sa ar fi animală, nu văd ce ar fi rău în asta animalele sunt frumoase, la fel ca și copacii. Ele trăiesc goale, nestingherite în simplitatea lor. Animalele fac însă parte din dumnezeire. Ele nu au fost corupte de preoți, de politicieni. Singur omul s-a rătăcit. Omul este singurul animal anormal de pe pământ. Altminteri, celelalte animale sunt pur și simplu normale. Așa se și explică bucuria, frumusețea, sănătatea lor, vitalitatea lor ieșită din comun. Cine nu a asistat la toate aceste lucruri? Când vedeți o pasăre care cântă fericită pe ramura unui copac, nu vă simțiți puțin geloși? Când contemplați o căprioară alergând neobosită prin pădure, elegantă, debordând de vitalitate, nu v-ați dori să fiți la fel de liberi ca și ea? Poate tocmai din cauza acestei gelozii condamnați atât de ușor copilăria voi nu faceți altceva decât să condamnați. După părerea mea, în loc să le spunem oamenilor să nu mai fie copilăroși, ar trebui să îi învățăm să nu mai fie atât de serioși ca niște adulți. Orice copil este frumos, numai adulții sunt urâți. Printr-un adult, energia nu mai curge liber. El are atât de multe blocaje, este practic împietrit, este complet înghețat și a pierdut entuziasmul, avântul, nu mai zburdă, nu face decât să se târască. Este plictisit, nu mai are sentimentul misterului. Nu mai știe ce este mirarea, a uitat de limbajul acesteia. Misterul a dispărut din viața lui. Acum deține explicații pentru toate lucrurile. A pierdut însă simțul poeziei, al dansului, al tuturor acelor lucruri valoroase care dau semnificație și sens vieții, care dau savoarea acesteia. Acest al doilea eu este mult mai prețios decât primul. În această privință, părerea mea se deosebește fundamental de cea a religiilor, sau mai exact a preoților, care nu prețuiesc decât primul eu, cel mai superficial între toate. Pătrundeți mai adânc în ființa voastră, descoperiți cel de-al doilea eu. Nici acesta nu reprezintă, însă, finalitatea. Acest lucru i-a scăpat lui Freud. Nici chiar psihologia umanistă nu și-a dat seama că mai există un eu, ea a mers puțin mai departe decât Freud, dar nu suficient de profund pentru a-l descoperi pe cel de-al treilea eu. Există, așadar, și un al treilea eu. Acesta este adevăratul vostru Sine, fața voastră originală care transcende de potrivă primele două eu-uri. De altfel este chiar euul vostru transcendent, starea de Buddha, conștiința pură nedivizată. Primul eu este social, al doilea este natural, iar al treilea este divin. Rețineți un lucru important. Eu nu afirm că primul eu nu își are utilitatea lui. El poate fi utilizat ca un instrument perfect, dar numai dacă omul devine conștient de cel de-al treilea eu al său. La fel se petrec lucrurile și cu cel de-al doilea eu. El poate fi folosit într-o manieră admirabilă, dar numai din perspectiva celui de-al treilea eu. Primele două euri sunt simple instrumente, ele nu sunt reale. Singurul eu real este cel de-al treilea, sinele divin. Dacă centrul funcționează perfect, periferia va funcționa la fel de bine. Omul care trăiește însă numai la periferie, fără un centru, este un om mort. Acest lucru s-a întâmplat cu omul. Așa se explică de ce atâția gânditori din Occident au ajuns la concluzia că viața nu are niciun sens. În realitate, viața nu este lipsită de semnificație. Ea pare astfel pentru că ați pierdut contactul cu sursa voastră. Este ca și cum un copac și-ar pierde contactul cu rădăcinile sale. El nu mai poate înflori. Frunzele sale cad și nu mai sunt înlocuite de altele. Seva nu mai curge prin el. În final, copacul începe să se usuce și moare. Înainte de moarte, copacul ar putea foarte bine să se apuce de filozofie, devenind un existențialist, un fel de sartre al copacilor, afirmând că viața nu merită să fie trăită, că nimeni nu poate produce flori, că parfumul acestor a dispărut pentru totdeauna, că niciun copac nu mai poate atrage păsările pe crengile sale, el ar putea începe chiar să creadă că așa au stat lucrurile dintotdeauna, că pomii de altă dată se amăgeau singuri crezând că florile pot exista, că toate acestea nu existau decât în imaginația lor. Lucrurile au stat întotdeauna în acest fel, primăvara nu a venit niciodată, budașii de altă dată sufereau de o imaginație prea bogată. Auzi, să afirme că pomii pot înflori atrăgând păsărelele și cântecul lor? Nu există așa ceva! Soarele nu încălzește. Totul este întuneric. Totul este accidental. Viața nu are nicio semnificație. Și copacul ar putea continua astfel la infinit. Adevărul este însă cu totul altul. El nu are nicio legătură cu semnificația vieții, cu existența sau inexistența florilor, cu parfumul acestora, pur și simplu copacul a pierdut contactul cu rădăcinile sale. Atât timp cât nu vă veți ancora în starea voastră fundamentală de Buddha, nu veți putea înflori. Nu veți putea cânta, nu veți ști ce înseamnă sărbătoarea vieții. Cum l-ați putea cunoaște pe Dumnezeu dacă nu știți ce înseamnă sărbătoarea vieții? Dacă ați uitat să dansați, să vă rugați? Pentru cel care a uitat să cânte și să iubească, Dumnezeu este mort. De fapt, Dumnezeu nu este mort în sine, ci doar în interiorul Lui. Copacul acestui om s-a uscat, seva lui a dispărut. Pentru a renaște la viață, el va trebui să-și caute rădăcinile. Unde pot fi găsite aceste rădăcini? În lumea lui, aici și acum. Capitolul 2 Idealurile A fost odată un ursuleț polar care a întrebat-o pe mama lui: Tata a fost și el un urs polar? Bineînțeles, i-a răspuns mama. Mami, spune a continuat ursulețul după câteva momente, bunicul a fost și el un urs polar? Sigur că da, i-a răspuns mama. La scurt timp, ursulețul a continuat să își sâcâie mama. Ce poți să-mi spui despre străbunicul? A fost și el tot un urs polar? Da, a fost. De ce mă întreb toate aceste lucruri? Pentru că mi-e frig. Oșo, și mie mi s-a spus că tata a fost un urs polar, la fel ca și bunicul și străbunicul. Dar mie mi-e frig! Cum pot schimba această stare de lucruri? Întâmplător îl cunosc pe tatăl tău și pe bunicul tău și pe străbunicul tău, și lor le-a fost frig. Iar mamele lor le-au spus aceeași poveste: că tatăl lor a fost un urs polar, la fel ca și bunicul și străbunicul. Dacă-ți e frig, --ți e frig. Aceste povești nu o să te ajute cu nimic. Ele nu dovedesc altceva decât că până și urșilor polari le este frig. Cel mai bun lucru este să privești realitatea în față fără să te mai raportezi la tradiții și la trecut. Dacă ți-e frig, ți -e frig. Faptul că ești un urs polar nu are cum să te consoleze. Aceasta este consolarea pe care a primit-o din totdeauna umanitatea. Dacă e să mori, mori. Nu trebuie să-i asculți pe cei din jur care îți spun: Nu te teme, căci sufletul este nemuritor. Cel mai bun lucru este să-ți conștientizezi moartea. Am auzit odată că un evreu a căzut pe marginea drumului suferind din cauza unui atac de cord. Omul era pe moarte. În jurul lui s-a strâns imediat o adevărată mulțime. Oamenii au început să caute pe cineva religios, un preot, căci omul se afla pe moarte. Un preot catolic s-a apropiat fără să știe cine este străinul și l-a întrebat Crezi în Sfânta Trăime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Sfântul Duh? Evreul nostru și-a deschis ochii și a spus Eu mor și el îmi spune ghicitoare Ce să fac cu această trăime? Sunt pe moarte! Ce prostii sunt acestea! Când omul moare, voi îl consolați spunându-i că sufletul este nemuritor. Aceste consolări nu îl pot ajuta cu nimic. Altcineva suferă, iar voi îi spuneți, nu mai suferi. Totul se petrece în mintea ta. Cum îl poate ajuta acest lucru? Omul nu va face altceva decât să sufere și mai intens. Aceste teorii nu sunt de mare ajutor în asemenea momente. Ele au fost inventate cu unicul scop de a consola, de a amăgi. Dacă ți-e frig, ți-e frig decât să întreb dacă și tatăl tău a fost tot un urs polar, mai bine fă câteva exerciții. Sari, aleargă, practică meditația dinamică și astfel nu vei mai îngheța. Îți promit eu acest lucru. Uită de tatăl, de bunicul și de străbunicul tău, apleacă-ți urechea în fața realității. Dacă ți-e frig, fă ceva ca să nu-ți mai fie. Există întotdeauna ceva de făcut. Consolările de genul celei de mai sus nu ajută la nimic. Poți să pui întrebări la infinit, iar sărmana mamă va continua să-ți dea aceleași răspunsuri. Întrebarea nu este totuși lipsită de farmec și de semnificație. Ea descrie perfect felul în care suferă umanitatea. Aplecați-vă urechea în fața suferinței, priviți problema în față și nu mai încercați să găsiți soluții în afara ei. Orice problemă conține în sine soluția, dar pentru aceasta trebuie privită în față. Orice întrebare conține în sine răspunsul, acesta nu mai trebuie căutat în altă parte. Spre exemplu, te poți întreba la infinit, cine sunt eu? Te poți duce la un creștin, iar acesta îți va răspunde, tu ești un copil al lui Dumnezeu care te iubește foarte mult. Vei fi uimit, căci cum te poate iubi Dumnezeu? Un preot i-a spus lui Mula Nastrudin, Dumnezeu te iubește foarte mult. Cum mă poate iubi Dumnezeu? L-a întrebat uimit mula. Nici măcar nu mă cunoaște. Tocmai de aceea te poate iubi, i-a răspuns preotul. Noi, cei care te cunoaștem, nu reușim să te iubim. Ar fi prea mult pentru noi. Sau te poți duce la un hindus care îți va spune, tu ești Dumnezeu. Nu fiul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu însuși. Dar durerea de cap nu-ți dispare și nu poți înțelege cum poate avea Dumnezeu o migrenă. Această abordare nu ți rezolvă problema. Dacă vrei să afli cine sunt eu, nu întreba pe altcineva. Așează-te în tăcere și scufundă-te în propria ta ființă. Lasă întrebarea să răsune nu verbal, ci existențial. Lasă să plutească în aer să îți străpungă inima, la fel ca o săgeată. Cine sunt eu? Lasă-te dus de ea nu te grăbi cu răspunsul, căci dacă îți dai singur răspunsul, acesta va fi o imitație, o copiere a cuvintelor unui preot, unui politician, unei tradiții. Nu răspunde din memorie, căci tot ce există în memoria ta sunt cuvinte de împrumut. Memoria ta este precum un computer, este moartă. Ea nu are nimic de a face cu adevărata cunoaștere. Ți-a fost inoculată. De aceea, dacă te întrebi cine sunt eu, iar memoria îți răspunde, tu ești un suflet mare, ai grijă să nu cazi în capcană. Renunță la toate prostiile acestea care nu au nimic comun cu adevărul. Continuă să te întrebi cine sunt eu, cine sunt eu, cine sunt eu. Iar într-o bună zi, întrebarea va dispărea. Nu va rămâne atunci decât o aspirație interioară: cine sunt eu? nu va fi propriu zis o întrebare, ci o sete de adevăr. Întreaga ta ființă va dori să afle cine sunt eu. Într-o bună zi vei constata că nu mai există cineva care să își pună această întrebare. Va rămâne doar setea de a ști. În această stare intensă de aspirație, ceva va exploda subit. Te vei trezi față în față cu tine însuți și vei afla atunci cine ești. Este absurd să îți întreb tatăl cine sunt eu. El nu știe nici măcar cine este el. Este la fel de inutil să-i pui această întrebare bunicului sau străbunicului. Nu mai întreba. Nu-ți întreba mama, societatea, cultura, civilizația în care trăiești. Întreabă-ți numai esența interioară. Dacă dorești cu adevărat să afli răspunsul interiorizează-te. Din această experiență lăuntrică se va naște schimbarea. Voi întrebați: Cum pot schimba această stare de lucru? Nu o puteți schimba. Mai întâi trebuie să ajungeți față în față cu propria realitate, iar această întâlnire vă va transforma. Un reporter și-a propus să scrie un articol umanitar, dar senzațional, despre un bătrân aflat într-un azil de stat. Tata, el a întrebat el. Cum te-ai simțit dacă ai aflat subit că o rudă îndepărtată ți-a lăsat moștenire un milion de dolari? Fiule, a venit prompt răspunsul, m-aș simți prea bătrân. Am 94 de ani. Ați prins panta? Pătrânul spune de fapt am 94 de ani. Ce aș mai putea face chiar dacă aș primi un milion de dolari? Banii nu-mi vor readuce tinerețea. Cuvintele lui Buddha, Mahavira, Hristos nu vă sunt de niciun folos. Cu ele sau fără ele continuă să vă fie frig. Cu ele sau fără ele continuați să aveți 94 de ani. Chiar dacă ați primi în dar întreaga cunoaștere a lumii, ea nu vă va fi de niciun folos. Frigul nu va dispărea, nici bătrânețea. Unicul lucru care vă poate ajuta este experiența interioară, acea experiență vitală care transformă ființa, dându-i din nou viață, tinerețe, regenerând-o. De aceea, nu-i mai întrebați pe alții. Aceasta este prima lecție care trebuie învățată. Întrebați-vă numai pe voi și nu uitați, evitați răspunsurile oferite de minte, căci ele au fost introduse în mintea voastră de alții întrebarea va aparține numai vouă. De aceea, nimeni altcineva nu vă poate ajuta. Întrebarea este strict personală. Răspunsul trebuie să fie la fel. Buda a băut din cupa adevărului și s-a simțit satisfăcut. Isus a băut și el și s-a simțit extatic. Eu am băut din ea, dar cum ar putea aceste lucruri să vă potolească vouă setea? Va trebui să beți voi înși vă. Un mare mistic sufist a fost rugat de împărat să vină la curte și să se roage pentru cei de acolo. Misticul a venit, dar a refuzat să se roage. El a spus, îmi este imposibil. Cum aș putea ruga eu pentru voi? Apoi a adăugat, există anumite lucruri pe care fiecare trebuie să le facă singur. Spre exemplu, dacă vrei să faci dragoste cu o femeie, nu poți pune pe altcineva în locul tău. Eu nu pot face acest lucru în numele tău. La fel, dacă dorești să sufli nasul, trebuie să ți-l sufli singur. Eu nu pot sufla nasul în numele tău. Așa se petrec lucrurile și cu rugăciunea. Dacă vrei să te rogi, trebuie să o faci singur. Nu poți pune pe altcineva să se roage în numele tău. Cum aș putea eu ruga pentru tine? Eu nu mă pot ruga decât pentru mine. După care și-a închis ochii și a început să se roage fervent. Asta este tot ce pot face eu. Pentru mine problema a dispărut, dar nu pentru că mi-ar fi dat altcineva răspunsul. De fapt, eu nici nu am întrebat pe nimeni. Marele efort a constat în a renunța la răspunsurile primite de la alții, deși aceștia mi le-au oferit cu generozitate. Oamenii continuă să vă dea sfaturi. Ei sunt foarte generoși cu sfaturile lor. În alte privințe sunt mai puțin generoși, dar nu și în ceea ce privește sfaturile. Indiferent dacă ai sau nu nevoie de ele, ei îți oferă sfaturile lor. Sfaturile sunt singurul lucru din lume care este oferit cu asemenea abundență încât nu este respectat de nimeni. Nimeni nu respectă sfaturile primite de la alții. Doi vagabondi venind din direcții diferite s-au întâlnit sub un copac. Unul i-a spus celuilalt: Iată cum am ajuns, pentru că nu am ascultat niciun sfat primit de la alții. Frate, i-a răspuns celălalt. Eu am ajuns ce sunt tocmai pentru că am ascultat sfaturile altora. Călătoria este personală. Știu că vă este frig, știu că vă este greu, știu că viața este dură dar nu vă pot consola. De altfel, eu nici nu cred în consolare, căci orice consolare înseamnă de fapt o amânare. Mama îi spune ursulețului, da, și tatăl tău a fost tot un urs polar. Iar acesta încearcă să nu înghețe de tot, căci se presupune că urșii polari rezistă bine la frig. Dar nu rezistă prea mult. De aceea își îndreabă din nou mama, bunicul a fost și el un urs polar, de fapt, el dorește să afle, există vreo problemă cu genele mele, de aceea mi-e frig? Dar mama îi răspunde, da, și bunicul tău a fost un urs polar. Ursulețul încearcă din nou să se consoleze, dar cuvintele nu îi țin de frig. Realitatea nu poate fi evitată. Nu vă ajută cu nimic să teoretizați. Uitați de teorii și priviți faptele în față. Vă simțiți groaznic, Suferința trebuie privită în față. Vă simțiți mânios? Mânia trebuie privită în față. Simțiți o dorință sexuală? În acest caz, uitați de ceea ce spun ceilalți. Priviți-vă în față sexualitatea. Este viața voastră și sunteți singurii chemați să o trăiți. Nu mai împrumutați de la alții. Nu trăiți o viață secundă. Dumnezeu nu îi iubește decât pe cei care trăiesc la prima mână. Nu am auzit vreodată ca Dumnezeu să iubească o copie la Indigo. Urmăriți să fiți originali, unici, individualizați. Fiți voi înși vă și priviți-vă în față problemele. Nu vă pot spune decât un singur lucru. Soluția se află în problemele voastre. Problema nu este altceva decât o sămânță. Dacă veți pătrunde adânc în interiorul ei, din ea va răsări soluția. Ignoranța voastră este o sămânță. Dacă veți pătrunde adânc în interiorul ei, din ea va înflori cunoașterea. ți frig? Ai o problemă. Pătrunde adânc în interiorul ei și vei constata că frigul se transformă în căldură. În realitate, întrebările vin la pachet cu răspunsurile, problemele vin împreună cu soluțiile, ignoranța nu este nicio clipă separată de cunoaștere. Totul este să priviți în interiorul vostru. Oșo. Mie mi se pare că oamenii nu se simt satisfăcuți cu ei înșiși. De ce au majoritatea semenilor noștri o dorință atât de puternică de a dobândi putere, prestigiu și așa mai departe, în loc să se mulțumească să fie simpli oameni? Este o întrebare complicată. Sunt două aspecte pe care trebuie să le înțelegeți. Mai întâi, voi nu ați fost niciodată acceptați de către părinții voștri, de profesori, vecini, de societate, așa cum sunteți. Toată lumea a încercat să vă facă mai buni. Toți v-au arătat greșelile voastre, scăpările, erorile, slăbiciunile care îi caracterizează pe toți oamenii. Nimeni nu v-a arătat, însă, frumusețea, inteligența, măreția voastră. Simplul fapt de a fi în viață este un dar atât de minunat, dar nimeni nu va învăța să fiți recunoscători pentru că existați. Din potrivă, toată lumea se plânge. Evident, dacă toți cei din jur vă spun la infinit că nu sunteți așa cum ar trebui să fiți, dându-vă un ideal sau altul, ceva ce trebuie să atingeți, existența voastră ajunge să nu mai fie prețuită deloc. Singurul lucru care contează este viitorul, dorința de a deveni cineva respectabil, bogat, puternic, intelectual, faimos, nu doar un oarecare. Această condiționare continuă orientată împotriva propriei voastre ființe a creat în voi următoarea idee: Nu sunt suficient așa cum sunt, îmi lipsește ceva. Nu stau bine aici, trebuie să mă mut într-un alt loc. Nu acesta este destinul meu. Trebuie să devin mai puternic, mai bogat, mai dominant, mai respectat, mai bine cunoscut? Aceasta este jumătate din explicație, partea urâtă a poveștii care nu ar trebui să existe deloc. Este și partea cea mai ușor de rezolvat dacă oamenii ar fi un pic mai inteligenți în calitatea lor de părinți, de profesori. Copilul nu trebuie speriat. Orice tutore are datoria să îi amplifice respectul de sine, acceptarea de sine. Din păcate, voi deveniți niște obstacole pentru creșterea lui. Aceasta este partea urâtă a poveștii, dar este ușor de rezolvat. Este simplu și logic să demonstrezi că nu tu ești responsabil pentru ceea ce ești. Așa te-a făcut natura. Să plângi la infinit pentru că ai vărsat laptele este o prostie. Cel de-al doilea aspect este însă de o importanță covârșitoare. Chiar dacă ați înlătura toate aceste condiționări, chiar dacă ați fi deprogramați, eliminând din mintea voastră toate ideile de împrumut, tot ați simți că nu este de ajuns. Aceasta ar fi însă o experiență complet diferită. Veți fi la fel de nesatisfăcuți, dar sentimentul va fi cu totul altul. Nu v-ați simți satisfăcuți pentru că v-ați da seama că puteți fi mai mult. Nu se mai pune acum problema de a deveni faimos, puternic, bogat, respectabil, etc. Aceste lucruri minore nu v-ar mai putea satisface. Problema este că v simți precum o sămânță. Nimeni nu se naște direct ca un copac, ci doar ca o sămânță care trebuie să crească, devenind un copac până când acesta înflorește. Abia atunci poate atinge ființa împlinirea. Această înflorire nu are nimic de a face cu puterea, cu banii, cu politica. Ea este însă strict legată de sine. Ține de progresul individual. Orice tip de condiționare reprezintă pentru ea un obstacol, o rătăcire, o folosire greșită a aspirației înnăscute de a crește. La naștere, menirea fiecărui copil este de a crește și de a deveni un om plenar, înzestrat cu iubire, cu compasiune, cu pace interioară. El trebuie să devină o sărbătoare în sine. Acest lucru nu are nimic de a face cu competiția. Nimeni nu se află într-o întrecere cu ceilalți, nimeni nu poate fi comparat cu altcineva. Din păcate, primul tip de condiționare, cea urâtă, devine un obstacol în calea creșterii interioare, căci dorința de a deveni mai mult, mai plenar, este deturnată de către societate care o folosește pentru interesele ei meschine. Oamenii din jur sunt cei care deturnează acest instinct natural de a crește, făcându-vă să credeți că el poate fi împlinit cu ajutorul banilor, al puterii, al dorinței de a fi primul în plan social. Indiferent în ce domeniu activezi, trebuie să fii neapărat primul. Dacă nu deții principala poziție, înseamnă că nu ești suficient de bun. Și astfel se naște complexul de inferioritate. Acest proces de condiționare conduce la nașterea complexelor de inferioritate, întrucât îi împinge în permanență pe oameni să devină superiori celor din jur. El îi învață să compare și să intre în competiție, să fie violenți, să lupte, îi învață că nu mijloacele contează, ci rezultatele. Succesul devine scopul final. Este ușor să condiționezi copilul în această direcție, căci el s-a născut deja cu dorința de a crește, de a deveni cineva. Pentru a ajunge să producă flori, sămânța are de făcut o călătorie îndelungată, un fel de pelerinaj. Instinctul de a crește este ceva frumos, căci este dat de natură. Societatea este însă extrem de vicleană. Ea deturnează acest instinct natural, dându-i o altă destinație, socială. Acestea sunt cele două laturi ale problemei. Din cauza lor simțiți tot timpul că vă lipsește ceva, că trebuie să dobândiți ceva, să schimbați, să realizați. Aveți nevoie de multă inteligență pentru a vă da seama care este instinctul natural și cum poate fi el deosebit de condiționarea socială. Odată făcută această deosebire, renunțați la condiționarea socială care nu are nicio valoare și scoateți la iveală ceea ce este natural în voi. Iar natura este întotdeauna individualistă. Când veți înflori, unul dintre voi va face trandafir, altul va face margarete. Niciunul nu este superior celuilalt. Trandafirul nu este superior margaretei. Important este că amândoi ați înflorit, iar înflorirea vă dă o mulțumire interioară plenară. Toate frustrările, toate tensiunile au dispărut. În locul lor a apărut pacea, o pace profundă care transcende înțelegerea minții. Pentru aceasta trebuie să începeți însă prin a renunța complet la condiționările sociale. Acestea sunt numai prostii și nu pot face decât să vă blocheze înflorirea. Trebuie să fiți bogați, dar nu avuți. Bogăția este cu totul altceva. Un cerșător poate fi bogat, la fel cum un împărat poate fi sărac. Bogăția este o calitate a ființei. Alexandru cel Mare s-a întâlnit odată cu Diogene, un cerșător gol, care ducea o lampă singura să avere. Diogene își ținea lampa aprinsă chiar și ziua în amiaza mare. Avea un comportament ciudat, așa că Alexandru l-a întrebat. De ce ții lampa aprinsă în miezul zilei? Diogene și-a ridicat lampa și l-a privit pe Alexandru în față, după care i-a spus că o zi și noapte un om adevărat, dar nu îl pot găsi. Alexandru a rămas șocat să audă asemenea cuvinte din partea unui cerșător gol adresate lui cu ceritorul lumii. Nu putea însă să nu remarce frumusețea naturală a lui Diogene cu toată nuditatea lui. Ochii săi exprimau o asemenea liniște, fața lui era atât de împăcată, cuvintele sale aveau o autoritate atât de mare, prezența lui era ca un balsam pentru suflet. De aceea, deși s-a simțit insultat, Alexandru nu a putut să se răzbune. Prezența omului din fața lui era copleșitoare, iar Alexandru a regăsit în el cerșătorul din interiorul lui. Jurnalul lui păstrează până și astăzi aceste cuvinte. Pentru prima oară în viață am descoperit că bogăția înseamnă cu totul altceva decât să ai bani. Am văzut în sfârșit un om bogat. Fiți bogați în autenticitate, sinceritate, adevăr, iubire, creativitate, sensibilitate, liniște interioară. Aceasta este adevărata voastră bogăție. Societatea va deturnat gândurile către lucrurile lumești, iar voi ați uitat de idealurile voastre inițiale. Îmi amintesc de o poveste care s-a petrecut în realitate. Totul s-a petrecut în India. Un om mergea cu motocicleta. Era foarte frig, așa că și-a pus haina invers, astfel încât să-i acoperă pieptul în care vântul bătea cu putere. Pe partea opusă a drumului a trecut un sardar, tot cu motocicleta. Sardarii sunt oameni foarte simpli. Lui nu i-a venit să-și creadă ochilor. Omul acesta merge cu spatele, dar are fața pusă invers, s-a gândit el. Teama i-a întunecat mințile, astfel încât a ajuns în dreptul motociclistului nostru și a pierdut controlul, s-a izbit de acesta care a căzut la sol inconștient. Sardarul l-a privit cu atenție gândindu-se în sinea lui: Doamne, ce s-a fi întâmplat cu el? Orașul este departe, prin apropiere nu există niciun spital, dar trebuie făcut ceva. În India, sardarii sunt considerați cei mai puternici oameni. Omul era leșinat, astfel încât sardarul i-a întors capul și l-a așezat la loc, așa cum considera el că era necesar, potrivit hainei. Chiar în acel moment, la locul respectiv, a oprit o mașină a poliției. Polițiștii au întrebat: Ce se întâmplă aici? Sardarul le-a răspuns: Ați ajuns la timp, priviți-l pe acest om. A căzut de pe motocicletă cei doi l-au întrebat, este viu sau mort? Sardarul le -a răspuns, când avea capul pus invers, era viu. El am așezat la loc, dar a încetat să mai respire. Polițiștii i-au spus, ai fost prea interesat de cap. Nu te-ai gândit că poate haina se afla în poziție greșită și nu capul? Sardarul a replicat încurcat, noi suntem oameni simpli. Nu am văzut niciodată pe cineva care să își poarte haina invers cu nasorii la spate. Am crezut că s-a întâmplat un accident. Mai respira încă, deși era inconștient. De aceea i-am întors capul la loc. Nu a fost un lucru ușor, dar am dorit să fac ceva pentru el. Din păcate, tocmai când i-am aranjat perfect capul, a încetat să mai respire. Un tip ciudat. Mintea voastră a fost sucită în toate direcțiile de tot felul de oameni în funcție de propriile lor idei legate de voi. Asta nu înseamnă că au avut intenții necurate. Părinții v-au iubit, la fel și profesorii. Societatea dorește că voi să deveniți cineva. Intențiile lor sunt bune, dar le lipsește înțelegerea. Ei nu-și dau seama că trandafirul nu poate deveni o margaretă sau invers. Tot ce puteți face este să ajutați trandafirii să crească, să devină mai înalți, mai parfumați. Le puteți schimba solul, îngrășămintele, îi puteți uda în fel și chip, dar nu veți reuși vreodată să determinați un trandafir să producă lotuși. Dacă îi băgați trandafirului în cap tot felul de idei, ar trebui să faci flori de lotus și acestea sunt atât de mari și de frumoase, îl condiționați în mod greșit. El nu va mai putea produce niciodată flori, căci întreaga lui energie va fi canalizată în altă direcție. Lipsit de o potrivă de lotus și de propriile sale flori, nu este de mirare că Bietul Trandafir se va simți în permanență frustrat, nefericit, sărac, împovărat. Cam la fel se petrec lucrurile și cu oamenii. Cei din jur vă succesc mințile în toate direcțiile, de multe ori cu cele mai bune intenții. Într-o societate mai bună, cu oameni mai inteligenți, nimeni nu ar face vreun efort să vă schimbe. Totuși s-ar strădui să vă ajute să fiți voi înși vă. A fi tu însuți este cea mai mare bogăție din lume. Atunci când ești tu însuți, te simți împlinit, iar viața ți se pare plină de semnificație. Creșterea în acord cu propria natură este singura care vă poate aduce adevărata împlinire. Așadar, nu impulsul este greșit, ci deturnarea lui într-o direcție greșită. Nu vă mai lăsați manipulați de alții, oricât de bune ar fi intențiile lor. Feriți-vă de oamenii bine intenționați, de făcătorii de bine cu orice preț, care vă sfătuiesc în permanență ce trebuie să faceți. ascultați și mulțumiți-le, căci nu vă doresc răul, dar nu le urmați sfaturile. Nu ascultați decât de inima voastră. Ea este singurul vostru maestru. Singurul îndrumător corect în marea călătorie a vieții este intuiția personală. Ați analizat vreodată cuvântul intuiție? El conține aceeași rădăcină ca și tuiție. Tuiția este predată de profesori din afară. Intuiția vă este predată din interior, de propria voastră natură. Ghidul interior nu vă părăsește niciodată. Cu puțin curaj, nu vă veți mai simți niciodată inferior. Poate că nu veți ajunge președintele țării, primul ministru, un al doilea Henry Ford, dar nici nu este nevoie. Ați putea deveni un cântăreț admirabil sau un pictor minunat. Nici nu contează prea mult ce faceți. Puteți fi la fel de bine un vânzător de pantofi. Abraham Lincoln a devenit președintele Statelor Unite. Tatăl său fusese pantofar. Iar senatorii se simțeau puțin stingheriți la gândul că fiul unui pantofar urma să prezideze un întreg senat cătui din cei mai bogați oameni țării, proveniți din clasa superioară, convinși că sunt mai presus decât ceilalți, pentru simplul motiv că au mai mulți bani sau că aparțin unor familii de vază. Toți senatorii se simțeau stingeriți, iritați, mânioși. Nimeni nu se simțea în largul său la gândul că Lincoln devenise președintele țării. Unul din burghezii din față, extrem de arogant, s-a ridicat în picioare înainte ca Lincoln să poată lua cuvântul și a spus: Domnule Lincoln, înainte să începeți, aș dori să vă reamintesc că nu sunteți decât fiul unui pantofar. Întregul senat a aplaudat. Oamenii doreau să-l umilească pe Lincoln. Nu l-au putut învinge, dar puteau să-l umilească. Așa credeau ei. Este greu să umilești însă un om ca Lincoln. De aceea, acesta i-a răspuns vorbitorului, îți sunt profund recunoscător că mi-ai adus aminte de tata care a murit. Voi ține întotdeauna cont de sfaturile dumitale. Știu că nu voi reuși niciodată să fiu un președinte la fel de bun pe cât a fost tata ca pantofar. În sală s-a lăsat o tăcere de mormânt, dar Lincoln nu s-a oprit aici. Din câte mi-aduc aminte, tata făcea pantofi inclusiv pentru familia dumitale. Dacă te strâng cumva pantofii sau dacă există vreo problemă, cred că aș putea o repara. Deși nu sunt un pantofar la fel de bun ca și tata, am învățat totuși meserie alături de el. Același lucru este valabil pentru orice alt senator. Dacă tata i-a făcut pantofi și are probleme cu ei... Mă ofer să i repar pe gratis, deși nu sunt și nu voi fi niciodată la fel de bun ca el în această meserie. Mâinile lui erau de aur. Iar în ochii au apărut lacrimi de fericire, amintindu-și de marele său părinte. Nu contează. Decât să fiți un președinte de mâna a doua, mai bine să fiți un pantofar de prima clasă. Împlinirea vine din plăcerea de a face ceva din dăruire, dacă asta dorești să fii, nu trebuie să faci altceva. Urmează cursul naturii și acceptă rolul primit în această dramă, oricare ar fi el. Nu toată lumea trebuie să joace neapărat rolul împăratului. Aceasta este adevărata bogăție. Aici poate fi găsită adevărata putere. Dacă toată lumea ar accepta acest lucru, întregul Pământ s-ar umple de oameni puternici, inteligenți, plini de înțelegere și, mai presus de toate, împliniți. Fericirea ar domni atunci pretutindeni. Cuvântul ideal mi se pare un cuvânt murdar. Personal, nu am idealuri. Idealurile te pot înnebuni. Așa se explică de ce acest pământ a devenit o casă de nebuni. Idealul înseamnă că nu ești ceea ce ar trebui să fii. El creează tensiuni, anxietate, angoasă, te divide, face din tine un schizofrenic. Idealul se petrece întotdeauna în viitor, în timp ce tu te afli în momentul prezent. Cum mai poți trăi atâta vreme cât nu-ți-ai atins idealul? Mai întâi trebuie să-ți atingi idealul și abia apoi poți începe să trăiești. Din păcate, acest lucru nu se întâmplă niciodată. Ține de natura lucrurilor. Idealurile sunt întotdeauna imposibile. Tocmai de aceea sunt idealuri. Ele nu fac altceva decât să te înnebunească. Din ele se naște condamnarea căci nu ai reușit să-ți atingi idealul. Apare astfel vinovăția. De fapt, asta au făcut dintotdeauna preoții și politicienii. Ei nu doresc decât să creeze în voi o stare de vinovăție. Pentru acestea folosesc un mecanism cât se poate de simplu. Creează idealuri. Dă-i omului un ideal, iar starea de vinovăție va urma de la sine. Dacă eu vă spun că doi ochi nu vă sunt de ajuns, că aveți nevoie de un al treilea ochi, dacă vă sugerez să-l citiți pe Lopsa în Grampa, ce se va întâmpla? Veți încerca din toate puterile, veți face diferite tehnici, veți sta în cap, veți recita diferite mantre, dar cel de al treilea ochi nu vi se va deschide. Veți începe astfel să vă simțiți vinovați, Ce ceva lipsește. Nu sunteți așa cum trebuie să fiți. Veți deveni reprimați. Vă veți freca din greu cel de-al treilea ochi, dar acesta nu se va deschide. Dar eu vă spun, toate acestea sunt prostii. Cei doi ochi cu care sunteți înzestrați sunt minunați așa cum sunt. Chiar dacă ai un singur ochi, acesta este perfect. Important este să vă acceptați așa cum sunteți. Dumnezeu v-a făcut perfect și nu a lăsat nimic incomplet în voi. Iar dacă vă simțiți incompleți, însuși acest lucru face parte din perfecțiune. Este o imperfecțiune perfectă. Dumnezeu știe mai bine decât voi care este adevărul. El știe că unicul sol pe care poate crește sămânța este imperfecțiunea, că numai din aceasta se poate naște ceva nou, ceva frumos. Dacă ați fi perfecți, ați fi la fel ca o piatră. Nimic nou nu s-ar mai putea petrece. Dumnezeu însuși este de o imperfecțiune perfectă. În caz contrar, ar fi murit cu mult timp în urmă. Nu ar mai fi așteptat ca nici să declare Dumnezeu a murit. Ce ar putea face acest Dumnezeu dacă ar fi perfect? Nu ar mai putea face nimic. Nu ar mai avea nicio libertate de mișcare. Nu ar mai putea crește. Nu ar avea unde să se ducă. Ar rămâne prins în propria sa perfecțiune. Nu s-ar putea nici măcar sinucide, căci atunci când ești perfect, nu poți face așa ceva. Acceptați-vă așa cum sunteți. Personal, nu sunt deloc interesat de o societate perfectă. Indivizii ideali nu îmi stârnesc deloc admirația. Nu mă interesează nicio formă de idealism. De altfel, pentru mine, societatea nici măcar nu există. Nu există decât indivizii. Societatea nu este decât o structură care funcționează, care are o anumită utilitate. Nu poți avea vreodată de a face cu societatea. A avut cineva dintre voi vreodată ceva de a face cu societatea? A avut cineva de a face cu umanitatea? Cu creștinismul, hinduismul, islamul? Nu. Nu poți avea de a face decât cu un individ sau altul, singurul lucru concret cu care interferăm. Dintotdeauna oamenii au urmărit să îmbunătățească societatea, să își construiască o societate ideală. Acești revoluționari au fost întotdeauna niște catastrofe pentru umanitate. De dragul societăților ideale, ei au distrus respectul de sine al oamenilor, creând o stare de vinovăție colectivă. Toată lumea se simte vinovată, nimeni nu mai pare să se simtă fericit așa cum este este foarte ușor să creezi o stare de vinovăție, folosindu o apoi în scopul amplificării propriei puteri. Cel care îți creează o stare de vinovăție va căpăta o anumită putere asupra ta. Rețineți această strategie, căci odată creată starea de vinovăție, singurul care vă mai poate elibera de ea este el. Va trebui să mergeți la el. Preotul începe prin a crea o stare de vinovăție, după care trebuie să mergeți la biserică. Trebuie să vă întâlniți cu el și să vă confesați. Am comis cu tare păcat, iar el vă va ierta în numele lui Dumnezeu. În numele aceluiași Dumnezeu a început prin a vă crea starea de vinovăție, după care vă iartă. Iată povestire interesantă. Se spune despre Kelvin că a fost prins de mama lui comițând un păcat grav. El a trimis imediat să se confeseze. Părinte, a spus adolescentul Kelvin. M-am jucat cu mine însumi. De ce ai făcut așa ceva? a tunat preotul revoltat. Nu aveam altceva mai bun de făcut, a răspuns inocent Kelvin. Drept penitență, recită de cinci ori tatăl nostru și de cinci ori avea Maria. O săptămână mai târziu, mama lui Kelvin l-a prins din nou asupra faptului și l-a trimis iarăși să se confeseze. Părinte, m-am jucat cu mine însumi. De ce ai făcut așa ceva? Nu aveam altceva mai bun de făcut. Drept penitență recită de 10 ori tatăl nostru și de 5 ori Ave Maria. După încă o săptămână, Kelvin a fost prins din nou cu greșeala. du înapoi la părintele, i-a spus mama, și du cu această ocazie și această prăjitură cu ciocolată. Atât timp cât a așteptat la coadă la confesional, Kelvin nu s-a putut stăpâni și a mâncat el însuși prăjitura părintelui. Ajuns în fața acestuia, i-a spus: Părinte, mama ți-a trimis o prăjitură cu ciocolată, dar am mâncat-o în timp ce așteptăm la coadă. De ce ai făcut acest lucru? l-a întrebat părintele. Nu aveam altceva mai bun de făcut. Atunci, de ce nu te-ai jucat cu tine însuți? Pe preot nu-l interesează cu adevărat ce faceți. El are propriul său interes, prăjitura cu ciocolată. Alminteri poți să ajungi liniștit în iad. Poți face orice dorești, dar să nu te atingi de prăjitura lui cu ciocolată. Acești oameni creează o stare de vinovăție după care vă iartă în numele lui Dumnezeu. Ei fac din voi niște păcătoși, după care vă spun, acum vinul la Hristos, căci El te poate ierta de păcate. În realitate, nimeni nu vă poate mântui, căci nu ați comis niciun păcat. Nu aveți nevoie să fiți mântuiți. Personal, nu mă interesează o societate ideală. Renunțați la acest vis care a creat cele mai mari coșmaruri pentru umanitate. Rețineți, din punct de vedere politic, nu se poate schimba nimic. Politica este moartă. Pe oricine ați vota de dreapta sau de stânga, faceți-o fără iluzii renunțați la ideea că un sistem sau altul vă poate mântui. Nici un sistem nu poate mântui pe nimeni, nici comunismul, nici fascismul, nici gandismul. Nici o societate ne vă poate salva și nici una nu poate fi ideală. Mai mult decât atât, nu există niciun mântuitor. Nici Hristos, nici Krishna, nici Rama. Trebuie să renunțați la această prostie, la vinovăție și la ideea că sunteți un păcătos. Reorientați-vă energia către dans, către celebrarea vieții, în acest fel voi înși vă veți deveni idealuri aici și acum și nu va mai trebui să tindeți către unul. Ideologiile au pierdut calea către adevăr, de fapt ele nici nu au fost interesate vreodată de acesta. Puterea de a-i convinge pe oameni a dispărut și ea. Niciun om serios nu mai crede astăzi că poate deveni un model, că poate crea, printr-o inginerie socială, utopia unei societăți armonioase. Trăim astăzi în epoca libertății absolute. Umanitatea a depășit faza copilăriei și a intrat în cea a maturității. Trăim, practic, într-o perioadă cu adevărat socratică. Tot mai mulți oameni au ajuns să își pună adevăratele întrebări legate de viață. Nu mai aspirați către tot felul de idealuri abstracte, îndepărtate, viitoare. Renunțați la idealuri și învățați să trăiți aici și acum. Perfecționismul este sursa oricărei nevroze. Atâta timp cât umanitatea nu va renunța la ideea de perfecțiune, ea nu își va recăpăta sănătatea. Însă și ideea de perfecțiune a condus întreaga umanitate la o stare de nebunie. A gândi în termenii perfecțiunii înseamnă a gândi în termeni de ideologie, ideal, valori, trebuie, nu trebuie. Cine gândește în acest fel trebuie să urmeze o cale precisă. Dacă dă greș, el se va simți imediat vinovat, un păcătos. De altfel, calea ideală este astfel croită încât nu poate fi urmată vreodată. Dacă destinația ar putea fi atinsă cu ușurință, ea nu ar mai avea nicio valoare pentru ego. De aceea, calitatea intrinsecă a oricărui ideal perfecționist este intangibilitatea. Nu e un asemenea ideal merită să fie atins. Sesizați contradicția. Această dualitate creează o stare de schizofrenie. Omul încearcă să atingă imposibilul, deși știe că acest lucru nu poate fi realizat, potrivit însăși naturii lucrurilor. Dacă ar putea fi atins, nu ar mai fi ceva perfect, căci toată lumea ar putea să-l atingă. Egoul nu ar mai avea atunci cu ce să se hrănească. El nu ar mai găsi substanța care să-l ajute să crească. Egoul are nevoie de imposibil, iar prin natura lui acesta nu se poate produce. Nu rămân practic decât două alternative. Prima constă în a te simți vinovat. Dacă ești inocent, simplu, inteligent, înseamnă că nu corespunzi idealului perfecțiunii, drept pentru care începi să te simți vinovat. Scopul meu nu este însă acela de a crea o stare de vinovăție în voi. Din potrivă, strădania mea este să vă ajut să scăpați de această stare. Când vinovăția dispare, ea este imediat înlocuită de bucurie, iar sursa oricărei stări de vinovăție este ideea de perfecțiune. Cea de-a doua alternativă constă în a te amăgi singur devii astfel un ipocrit care susține că a atins deja această perfecțiune. Începi prin a pretinde acest lucru în fața altora și sfârșești prin a te convinge pe tine însuți. Viața ta devine treptat o iluzie, o halucinație, dar acest lucru este foarte periculos. Este însuși opusul în religiozității, al sfințeniei. Este chiar mai rău să pretinzi că ești ceea ce nu ești decât să duci o viață în vinovăție. Cel puțin omul care se simte vinovat este un om simplu, dar cel care pretinde că este ceea ce nu este, ipocritul, sfântul, așa zisul înțelept, Mahatma, este un excroc. Este o atitudine profund inumană, în primul rând față de sine însuși, căci acești oameni reprimă foarte mult. Reprimarea este singura cale de a pretinde. Tot ceea ce nu corespunde cu perfecțiunea pretinsă trebuie reprimat. Acești oameni fierpă dinăuntru. Ei sunt ca niște vulcani, plini de mânie și de ură. Mânia lor va ieși mai devreme sau mai târziu la suprafață în o mie de feluri. Vor fi poate mai subtile, mai indirecte, dar vor ieși la suprafață. Chiar și oameni ca Isus, buni și blânzi, sunt plini de mânie în interiorul lor, și se opun unor lucruri atât de inocente încât nu-ți vine să crezi. Isus venea odată urmat de adepții săi cărora el le-a spus apostoli. Îi era foame, așa că li s-a făcut foame tuturor. În cale i-a apărut un smochin, dar nu era încă vremea smochinelor. Nu era vina bietului pom, dar Isus a mâniat atât de tare încât l-a blestemat. Cum este posibil așa ceva? Pe de o parte spune, iubește-ți dușmanul la fel ca pe tine însuți, iar pe de altă parte nu poate ierta un smochin pentru că nu a dat rod în extrasezon. Această dihotomie, această schizofrenie a prevalat în cadrul umanității de mii de ani. Isus spune, Dumnezeu este iubire, dar tot Dumnezeu este Cel care gestionează iadul. Dacă Dumnezeu ar fi iubire, de ce nu distruge El acest iad? Acesta ar trebui eliminat imediat din creație. Însă și ideea de iad aparține unui Dumnezeu extrem de gelos. Dar Isus a născut ca evreu, a trăit ca evreu și a murit ca evreu. El nu a fost nicio clipă creștin, nici nu a auzit măcar de acest cuvânt. Iar conceptul evreiesc despre Dumnezeu nu este deloc frumos. Talmudul spune chiar prin gura lui Dumnezeu, eu sunt un Dumnezeu gelos, foarte gelos, eu nu sunt deloc blând, nu sunt un fel de unchi al vostru. Numai un asemenea Dumnezeu putea crea iadul. De fapt să trăiești chiar și în rai alături de un asemenea Dumnezeu care nu este deloc bun și blând, un fel de unchiaș, trebuie să fie tot un fel de iad. Cum poate să arate paradisul alături de el? Probabil că este o atmosferă despotică, dictatorială, lipsită de libertate și de iubire. Gelozia și iubirea nu pot conviețui împreună. După cum vedeți, chiar și așa zi și oameni buni au stat la baza suferinței umane. Ni se pare dureros căci nu am meditat niciodată la aceste lucruri. Nu am examinat niciodată suficient de îndeaproape trecutul nostru și toate cauzele suferinței noastre se află în trecut. Și nu trebuie să uitați că trecutul vostru este dominat într-o mai mare măsură de Isus, Mahavira, Confucius, Krishna, Rama, Buddha, decât de Alexandru cel Mare, Iulius Cezar, Tamerlan, Gingis Han. Cărțile de istorie vorbesc despre toți acești oameni, dar ei nu au devenit parte integrantă din subconștientul colectiv. Ei fac parte din istorie, dar nu și din personalitatea voastră. Aceasta este alcătuită numai din oameni, așa zis, buni. Evident, aveau și aceștia niște calități, dar una peste alta trăiau în dualitate, iar această dualitate s-a născut din ideea de perfecțiune. Jainiștii afirmă că Mahavira nu transpira niciodată. Cum ar putea transpira un om perfect? Eu pot transpira, căci nu sunt un om perfect. De altfel, transpirația în timpul verii este atât de frumoasă încât aș prefera-o oricând în fața perfecțiunii. Un om care nu transpiră nu poate avea decât un corp din plastic, sintetic, lipsit de porozitate, care nu respiră. Corpul omului este astfel construit încât să respire prin toți porii săi. De aceea transpirați. Transpirația este un proces natural care menține constantă temperatura corpului. Mahavira trebuie să fi fost un adevărat furnal în interior, la fel ca și iadul. Cum putea să-și menține el constant temperatura corpului? Fără transpirație, acest lucru este imposibil. Jainiștii susțin că atunci când un șarpe l-a mușcat pe Mahavira de picior, acesta nu a sângerat. Din picioarele lui a curs lapte, nu sânge. După părerea mea, acest lucru nu ar fi fost posibil decât dacă Mahavira avea sâni în loc de picioare, iar un asemenea om ar trebui dus la circ. Aceasta este ideea oamenilor despre perfecțiune. Un om perfect nu poate avea sânge în trup, căci sângele este ceva murdar. El nu poate avea în vine decât lapte și miere. Imaginați-vă, însă, cum ar mirosi un om care ar avea în loc de sânge lapte și miere. Laptele s-ar acri, iar mierea ar atrage tot felul de musculițe. Probabil că ar fi acoperit pe tot trupul de musculițe. Personal nu mă simt atras de acest gen de perfecțiune. Mahavira era atât de perfect încât nu urina și nu își elimina fecalele. Aceste lucruri nu sunt posibile decât pentru ființele umane imperfecte. Vi-l puteți imagina pe Mahavira stând pe un scaun de toaletă? Imposibil! Dar atunci, unde dispăreau fecalele lui? Oare le acumula în corp Cumplit! Am citit într-o revistă medicală de un bărbat care a suferit de cel mai îndelungat caz de constipație. 18 luni. Se pare că medicii respectivi nu au auziseră însă de Mahavira, care a trăit 40 de ani. Aceasta a fost perioada cea mai lungă de timp în care un om și-a putut controla intestinele. Aceasta este adevărata yoga, cel mai îndelungat caz de constipație din istoria omenirii. Și nu cred că îl va mai putea învinge vreodată cineva. Toate aceste idei stupide au fost create și perpetuate pentru a-i face pe oameni să sufere. Cine are asemenea idei în minte nu poate decât să se simtă vinovat. Eu iubesc această lume, tocmai pentru că este imperfectă, deci continuă să crească. Dacă ar fi fost perfectă, ar fi fost moartă. Creșterea nu este posibilă decât din imperfecțiune. Perfecțiunea înseamnă punctul final, moartea supremă. Nu ai cum să mergi mai departe. De aceea aș dori să vă amintiți întotdeauna: Eu sunt imperfect, acest univers este imperfect, iubirea însă și este imperfectă, iar mesajul meu este unul singur. Bucurați-vă de această imperfecțiune. Nu vă mai gândiți la perfecțiune, gândiți-vă la totalitate. În loc să deveniți perfecți, gândiți-vă să deveniți totali. Totalitatea dă naștere unei dimensiuni cu totul diferite. În aceasta constă învățătura mea. Fiți total, nu fiți perfecți. Orice ați face, faceți cu toată ființa. Nu urmăriți să fiți perfecți, ci totali. În ce constă diferența? Când ești mânios, perfecționismul îți va spune, nu te mânia, acest lucru nu este bun, un om perfect nu se înfurie niciodată. Asta este o prostie. Știm acest lucru că și Isus s-a înfuriat. S-a înfuriat cu adevărat împotriva religiei tradiționale, a preoților, a rabinilor. A fost atât de furios încât i-a alungat singur cu mâinile goale pe cămătarii din Templu, strigând în gura mare atât de puternic încât aceștia s-au înspăimântat. Nu este deloc accidental faptul că poporul în rândul căruia s-a născut l-a ucis. A fost un om cu adevărat mânios. A fost un revoltat. Ce faceți voi atunci când perfecționistul vă spune nu te înfuria? Vă reprimați mânia, o înghițiți. Aceasta devine un fel de o travă lentă în interiorul ființei voastre. Chiar dacă pe termen scurt o reprimați, pe termen lung deveniți o persoană mânioasă, iar acest lucru este cu adevărat rău. Atunci când acționează ca o supapă din când în când, mânia are rostul ei, are chiar un farmec anume, căci este ceva profund uman. Un om care nu se înfurie niciodată pare lipsit de coloană vertebrală. De altfel, un om care nu se înfurie niciodată nu va putea nici să iubească, căci ambele stări au nevoie de pasiune și este vorba de aceeași pasiune, un om care nu poate urâ, nu va putea nici să iubească. Cele două emoții merg mână în mână. Iubirea lui va fi rece. Rețineți! O ură fierbinte este de preferat unei iubiri ca gheața. Cel puțin ea pare un sentiment uman, intens, plin de viață. În schimb, omul care și-a pierdut orice urmă de pasiune pare mort din toate punctele de vedere. Mai mult, mânia lui nu-i trece niciodată. El nu o arată însă, căci o reprimă. Strat după strat, mânia se acumulează în el. Dacă îi examinați cu atenție pe mulți iubiții voștri sfinți, veți constata că aceștia sunt oameni profund mânioși. Ei sunt convinși că au ajuns să-și controleze mânia, dar ce se poate face cu o mânie controlată? Nu poți decât să o înghiți. Unde ar putea dispărea ea? Ea va aparține, Face parte integrantă din ființa voastră și va rămâne în voi neexprimată. Ori de câte ori mânia este exprimată, omul se eliberează de ea. El poate simți astfel din nou compasiunea. După trecerea furtunii, puteți simți din nou tăcerea iubirii. Există o alternanță ritmică între iubire și ură, între mânie și compasiune. Dacă renunți la una, va dispărea și cealaltă. Ironia face ca nici măcar să nu poți renunța la mânie, tot ce poți face este să o înghiți. Ea devine astfel parte integrantă din propriul tău sistem. Devi astfel un om mânios fără să știi de ce. Mânia ta devine irațională. Ea va deveni manifestă în ochii tăi, în tristețea ta constantă, în starea de spirit sumbră, în seriozitatea ta. Astfel de oameni devin incapabili să se bucure de viață. De aceea, atunci când vă spun să înlocuiți perfecțiunea cu totalitatea, vreau să spun printre altele că atunci când sunteți mânioși, să fiți cu adevărat mânioși în totalitate, deveniți atunci una cu mânia pură. Veți constata că are și aceasta farmecul ei. Lumea va deveni mult mai bună dacă ne vom accepta mânia ca parte integrantă a umanității noastre, a jocului dintre polarități. Estul nu poate exista fără vest, ziua nu poate exista fără noapte, iar vara nu poate exista fără iarnă. Viața trebuie acceptată în totalitatea ei. Ea are un anumit ritm, o polaritate. Capitolul 3. Succesul Oșo, am visat întotdeauna să devin un om bogat, faimos și plin de succes. Mă poți ajuta să-mi împlinesc dorința? Nu, domnule, nici vorbă nu voi face niciodată acest lucru căci dorința dumitale este sinucigașă te pot ajuta să crești și să fii nu să te sinucizi să te autodistrugi de dragul unor fleacuri ambiția este o travă. dacă vrei să devii un muzician mai bun te pot ajuta dar nu în sensul de a deveni faimos la nivel internațional dacă vrei să devii un poet mai bun te pot ajuta dar nu în sensul de a câștiga premiul Nobel dacă vrei să devii un pictor mai bun, te pot ajuta. Eu pot ajuta pe oricine să devină mai creativ. Creativitatea nu are însă nimic de a face cu renumele și cu faima, cu succesul și cu banii. Nu vreau să spun prin asta că dacă acestea vin de la sine, trebuie să renunți la ele. Ele nu trebuie să devină însă o motivație în sine. Cum ar putea deveni un poet o persoană care încearcă să atingă succesul? Energia sa este canalizată atunci către politică. Cum ar mai putea fi ea poetică? Cum ar putea deveni un pictor autentic cineva care aspiră către bogăție? Întreaga sa energie ar fi orientată atunci către acumularea de bani. Un pictor adevărat are nevoie de întreaga sa energie pentru a picta, iar actul creator se petrece întotdeauna aici și acum. Nu este exclus ca el să îi aducă cândva și bogăție, deși acest lucru nu este neapărat necesar. Succesul și faima sunt accidentale. Fericirea nu este însă ceva accidental. Eu te pot ajuta să devii fericit, să pictezi și să fii fericit. Nu îmi pun problema dacă picturile tale vor deveni faimoase sau nu, dacă tu vei deveni un al doilea Picasso. Te pot ajuta însă să pictezi astfel încât însuși Picasso să devine gelos pe tine. Te pot ajuta să te pierzi în pictură, și aici se află adevărata fericire. Momentele profund creatoare sunt momente de iubire și meditație. Ele permit contactul cu Divinitatea. Un moment Divin este acel moment în care te pierzi cu desăvârșire, în care hotarele tale dispar, când tu nu mai existi și numai Dumnezeu există în tine. Nu te pot ajuta, însă, să atingi succesul. Vă reamintesc eu nu mă împotrivesc succesului, nu spun nimănui să nu atingă succesul. Nu am nimic împotriva acestuia, este perfect valabil. Ceea ce vă învăț eu este să nu vă lăsați motivați de succes, căci atunci veți rata poezia, pictura, cântecul pe care îl cântați chiar acum. Iar când succesul va veni, vă veți simți goi, căci nimeni nu se poate simți împlinit numai pentru că a cunoscut succesul. Succesul nu poate hrăni pe nimeni. El este ca un aer fierbinte, fără substanțe nutritive. Atunci când analizăm viața în toată profunzimea ei, renumele și faima se dovedesc nerelevante. Singurul lucru care contează cu adevărat în final este modul în care ți-ai trăit fiecare clipă din viață. A fost ea o bucurie, o celebrare? Ai știut să fii fericit în acele clipe mărunte ale vieții? Ai fost fericit atunci când făceai baie, când îți bei ceaiul, când îți curățai podeaua, când te plimbai prin grădină, când plantai un copac, când vorbeai cu un prieten, când stătai în tăcere lângă iubita ta, când priveai luna sau pur și simplu când ascultai ciripitul păsărelelor? Au fost asemenea momente, clipe de fericire, luminoase? Ai strălucit de bucurie? Acesta este singurul lucru care contează. Mă întreb dacă te pot ajuta să-ți îndeplinești dorința. Nu, nu te pot ajuta, căci acea dorință este dușmanul tău. Mai devreme sau mai târziu, te va distruge. Iar într-o zi vei descoperi și tu acel pasaj din Biblie care spune, la ce îi folosește omului dacă dobândește întreaga lume, dar își pierde sufletul? Și vei plânge spunând, acum e prea târziu ca să mă schimb, este prea târziu. Eu o spun altceva, acum nu este încă prea târziu mai poți face ceva. Să îți schimbi complet viața încă de la rădăcini. Eu te pot ajuta să realizezi această transformare alchimică, garantându-ți atingerea succesului lăuntric, dar nu și aceea a succesului exterior. Te pot face bogat, la fel de bogat ca și Buddha. Orice Buddha este un om bogat. Cei care acumulează doar bogății materiale nu sunt cu adevărat bogați. De fapt, ei sunt niște oameni sărmani care se amăgesc singuri pe ei și pe alții că sunt bogați. În adâncul ființei lor sunt niște cerșători, nu niște împărați. Se spune că Buda a ajuns odată într-un oraș, dar regele local a ezitat să vină și să-l întâmpine. Primul ministru i-a spus, dacă nu te duci să-l întâmpini, iată demisia mea. Refuz să îți mai slujesc de acum înainte. Regele l-a întrebat, bine, dar de ce? Omul lui era indispensabil, fără el puterea lui nu mai valora mare lucru. De aceea el a insistat, de ce? De ce trebuie să mă duc să-l întâmpin pe acest cerșător? Primul ministru, un om bătrân, i-a răspuns, De fapt, tu ești cerșătorul și el este regele. Haide, du-te și întâmpină-l. nu merit să fi slujit. Regele a fost nevoit să se ducă, fără prea multă tragere de inimă, dar s-a dus. După ce l-a cunoscut pe Buda, el s-a întors la palat, a atins picioarele bătrânului său prim-ministru și i-a spus: Ai avut dreptate, el este regele și eu sunt cerșătorul. Viața pe acest pământ este ciudată. Aici cerșătorii sunt regi și regii sunt cerșătorii. Nu vă lăsați amăgiți de aparențe, priviți dincolo de ele. Inima este bogată atunci când tresaltă de bucurie, când se află în armonie cu Tao, cu natura, cu legea supremă a vieții, cu Dharma. Inima este bogată atunci când se află în armonie cu totalitatea. Aceasta este singura bogăție autentică. Altminter va veni cu siguranță ziua când vei plânge, spunând printre suspine, este prea târziu. Eu nu te pot ajuta să-ți distrugi singur viața. Sunt aici ca să te ajut să-ți îmbogățești, nu să-ți o sărăcești. Ideea de succes este o tortură. Ea este cea mai mare calamitate care s-a abătut asupra umanității. Ideea că trebuie să atingi neapărat succesul. Succesul înseamnă că trebuie să intri în concurență cu alții, să te lupți prin mijloace mai mult sau mai puțin oneste, aproape orice este permis. Dacă ai atins succesul, nu mai contează pe ce cale ai făcut-o. Succesul schimbă calitatea tuturor acțiunilor tale. Chiar dacă te-ai folosit de mijloace lipsite de onestitate, ele par altfel odată ce ai atins succesul. Singura întrebare care mai rămâne este: cum să atingi succesul? Cum să ajungi în vârf? Evident, foarte puțini oameni reușesc să ajungă acolo. Dacă toată lumea ar încerca să cucerească Everestul, cine ar mai rămâne aici jos? Spațiul pe Everest nu este suficient de amplu. O singură persoană poate sta în largul ei, pe culme. Celelalte milioane de oameni care încearcă să ajungă pe ea sunt sortite eșecului. În sufletele lor se naște astfel o mare disperare. Ei încep să se simtă niște ratați. Această educație care vi s-a dat este profund greșită. Este de-a dreptul otrăvitoare. Școlile voastre, colegiile, universitățile nu fac altceva decât să vă otrăvească. Sunt ca niște fabrici în care se produce pe bandă rulantă iadul, prezentat însă într-un ambalaj atât de frumos încât aproape nimeni nu-și dă seama ce se ascunde în el. Întreaga lume a devenit un iad din cauza acestei educații greșite. Orice formă de educație care are la bază ideea de ambiție conduce la crearea unui adevărat iad pe pământ, lucru care s-a și întâmplat. Toată lumea suferă și se simte inferioară. Acest lucru este absolut ciudat, căci nimeni nu este inferior nimănui. Pur și simplu, fiecare individ este unic și orice comparație este inutilă. Tu ești tu și nu poți fi altcineva. De altfel, nici nu este necesar. Pe de altă parte, nu trebuie să devii faimos, să fii cunoscut de lumea exterioară. Această vanitate este o prostie. Unicul lucru de care ai nevoie este să fii creativ, plin de iubire, lucid, conștient. Dacă simți poezia născându-se în interiorul tău, scrie, dar scrie pentru tine, pentru soția ta, pentru copiii tăi, pentru prietenii tăi, după care uită de ea. Dacă simți nevoia să cânți, cântă. Chiar dacă nu te ascultă nimeni, bucură-te de cântecul tău. Cântă în fața copacilor, care te vor aplauda cu siguranță. Vorbește le păsărilor și animalelor, și ele vor înțelege mai multe decât stupidele ființe umane, otrăvite de-a lungul atâtor secole cu idei greșite despre viață. Ambiția este o boală. Oșo, simt că sunt o persoană specială. Sunt atât de special încât nu-mi doresc altceva decât să fiu un om obișnuit. Ce poți să-mi spui în legătură cu acest subiect? Toată lumea gândește exact la fel. Adânc în inima sa, fiecare se simte special. Aceasta este o glumă pe care le joacă oamenilor Dumnezeu. Atunci când creează un om nou și îl trimite pe pământ, el îi șoptește la ureche, ești special, ești incomparabil, ești absolut unic. Dar face acest lucru cu toată lumea și toți cred la fel, deși foarte puțini, o spun cu voce tare, așa cum faci tu, temându-se să nu-i jignească pe cei din jur. De altfel nimeni nu ar crede ce spui, așa că ce o stare să o faci. Dacă îi spui cuiva, sunt special, el nu te va crede, căci se simte el însuși special. În aceste condiții, cum i putea convinge pe alții de spusele tale? Să spunem că poți convinge pe unul sau pe altul sau cel puțin că acesta va pretinde că l-ai convins. Dacă are vreun folos de tras de pe urma ta, dacă trebuie să primească un fel de mită, el îți va spune, da, ești special, ești un om mare, dar în sinea lui, el se gândește că afacerile sunt afaceri. Un lăudăros se laudă în fața prietenului său cu cele trei mașini ale sale, etc., etc., nu uite să adauge că are două amante în New York, ceea ce nu l-a împiedicat să își lase secretara de o frumusețe orbitoare gravidă, motiv pentru care trebuie să o ia pe stenografa cea blondă în excursia de afaceri pe care trebuie să o facă. Pe când continua astfel, amicul său se aplecă subit cu mâna la piept și cade la sol pradă un etac de cord. Lăudărosul își întrerupe discursul, aduce un pahar cu apă, așează confortabil victima pe spate, după care îl întreabă ce s-a întâmplat. Te pot ajuta cu ceva? Nu, îi răspunde amicul gâfâind, am alergie la minciuni. Cel mai bine este să ascunzi aceste dorințe în inima ta, căci oamenii fac alergie la ele. Dintr-o anumită perspectivă, este bine însă că ți-ai deschis inima, dacă ești convins că ești un om special, ești predispus să suferi. Dacă ești convins că ești mai presus decât ceilalți, mai bun sau mai deștept ca ei, îți vei construi un ego foarte puternic. Iar ego-ul este o travă. Cu cât vei deveni mai egoist, cu atât va fi mai dureros, căci ego-ul este ca o rană vie. Cu cât vei deveni mai egoist, cu atât mai rupt vei fi de adevărata viață te vei separa singur de viață, te vei desprinde de fluxul existenței, vei deveni precum o piatră în mijlocul unui râu. Te vei transforma într-un bloc de gheață, căci îți vei pierde căldura iubirii. Un om special nu poate iubi, căci unde mai poate găsi alt om la fel de special ca și el? Un om a rămas neînsurat toată viața, când era pe punctul de a muri la vârsta de 90 de ani, cineva l-a întrebat: Ai rămas neînsurat toată viața, dar nu ne-ai spus niciodată de ce. Acum te afli pe patul de moarte. Spune-ne, te rog, de ce nu te-ai însurat? Dacă ai vreun secret, acum este timpul să ne-l spui, căci nu mai ai mult de trăit. Nici chiar secretele cele mai ascunse nu-ți mai pot face rău. Da, am un secret, a răspuns omul. Nu am nimic împotriva căsătoriei, dar am căutat femeia perfectă. Am tot căutat, dar viața mi s-a scurs printre degete. Bine, a răspuns intrigat amicul, dar nu ai putut găsi o femeie perfectă între atâtea milioane câte există pe acest pământ? Ba da, am găsit una, i-a răspuns cu lacrimi în ochi muribundul. Amicul a rămas absolut șocat. Atunci ce s-a întâmplat? De ce nu te-ai însurat? Din păcate, femeia căuta și ea un bărbat perfect. Viața ta va deveni foarte dificilă dacă trăiești cu asemenea idei. Ego-ul este atât de viclean încât poate inventa chiar și un scenariu de acest tip. Ești special. Acum ai datoria să devii un om obișnuit. Dar chiar și în viața ta obișnuită vei ști că ești cineva cu totul extraordinar. Nimeni nu duce o viață la fel de obișnuită ca tine. Este același joc, dar sub camuflaj. Asta fac de multe ori așa zi și oamenii umili. Ei spun, sunt cel mai umil dintre oameni, nu sunt decât praful de pe tălpile tale, dar vor să spună cu totul altceva. Nu le răspundeți niciodată, știu, că ce îi veți jigni de moarte. Ei așteaptă cu totul alt răspuns de la voi, ceva de genul, Ești cel mai zmerit și mai pios om pe care îl cunosc. Atunci vor fi satisfăcuți. În spatele umilinței lor se ascunde egoul. Nu aceasta este calea de a transcende egoul. Tu mă întrebi, simt că sunt o persoană specială, sunt atât de special încât nu-mi doresc altceva decât să fiu un om obișnuit. Ce poți să-mi spui în legătură cu acest subiect? Nimeni nu este special. Sau, dacă vrei, toată lumea este specială. În mod similar, nimeni nu este obișnuit, sau toată lumea este obișnuită. Orice ai crede despre tine, poți crede și despre cei din jur și astfel problema ta va dispărea. Ai de ales. Dacă preferi cuvântul special, poți crede că ești cineva special, dar în acest caz, consideră și pe cei din jur la fel de speciali. Iar acest lucru este valabil nu numai pentru oameni, ci și pentru copaci, păsări, animale, pietre, pentru întreaga existență, care este cu adevărat specială, căci te-ai născut din ea și te vei întoarce înapoi în ea. Dacă preferi cuvântul obișnuit, care este un cuvânt minunat, mult mai relaxat, atunci află că toată lumea este obișnuită. Mai mult, întreaga existență devine obișnuită. Nu uita un lucru. Orice ai crede despre tine însuți, gândește la fel și despre ceilalți, iar ego-ul va dispărea. Ego-ul nu este altceva decât o iluzie care constă în a crede că ești altfel decât cei din jur. Este un mod de a gândi cu dublă măsură. Tu ești într-un fel, dar ceilalți sunt cu totul altfel. Renunță la acest mod de gândire, iar ego-ul va dispărea de la sine. Dar Oșo, cum pot înceta să-mi doresc să fiu special? E simplu. Înțelege că e special, dar acest lucru nu este necesar. Orice om este unic. Dumnezeu nu creează nicio ființă care să nu fie unică. Toată lumea are această calitate a unicității. Nu a existat niciodată o ființă la fel ca tine în întreaga istorie a Universului și nu va mai exista vreodată alta. Dumnezeu a luat forma ta pentru prima și ultima dată, așa că nu trebuie să-ți dorești să devii cineva special pentru că ești deja. Dacă vei încerca să ieși în evidență, vei deveni un om obișnuit, pentru că eforturile tale își au rădăcina într-o neînțelegere. Ele vor crea confuzii, căci dacă încerci să devii special, înseamnă că pornești de la premiza că nu ești deja astfel. În acest fel ai devenit deja un om comun, ai ratat esența. Pe de altă parte, dacă pornești din start de la premiza că ești un om obișnuit, cum ai mai putea deveni special? Vei încerca diferite metode, dar vei rămâne un om obișnuit, căci pornești de la o temelie greșită. Da, îți poți schimba hainele cu afura, poți folosi cosmetice scumpe, poți învăța diferite lucruri devenind mai cult, poți picta convins că ești un pictor de valoare, poți face diferite lucruri poți atinge chiar notorietatea sau faima dar adânc în lăuntrul tău vei ști că ești în continuare un om obișnuit toate aceste rezultate sunt exterioare ele nu îți ating interiorul cum ai putea transforma un suflet obișnuit într-unul special este imposibil Dumnezeu nu a creat nicio posibilitate în această direcție pentru simplul motiv că el nu creează suflete obișnuite de aceea el nu s-a putut gândi la această problemă atunci când a creat lumea. Ți-a dat un suflet special cu totul ieșit din comun, pe care nu l-a mai dat niciodată până atunci altcuiva. Ți l-a destinat în exclusivitate. Sfatul meu este altul. Recunoașteți această calitate. Nu ai nevoie să devii unic, căci ești deja. Tot secretul este să recunoști acest lucru pătrunde adânc în sinele tău și simte cât de unic ești. Nimeni nu mai are amprentele tale digitale, ochii tăi, sunetul vocii tale, mirosul tău. Ești absolut excepțional. În toată lumea asta mare nu ai nicio dublură. Chiar și frații gemeni sunt diferiți între ei. Oricât de mult ar semăna din punct de vedere fizic, ei sunt diferiți. Merg în direcții diferite, cresc altfel, dobândesc personalități distincte? Acest lucru trebuie să-l recunoști. Tu mă întrebi cum aș putea înceta să-mi doresc să fiu special. ascultă sufletul. Pătrunde adânc în el și vezi ce se întâmplă acolo. În acest fel, orice efort de a deveni special va dispărea de la sine. Dacă ți-aș da o tehnică prin care să încetezi să îți mai dorești să fii special, această tehnică mai mult s-ar face rău. Ai încerca astfel din nou să faci ceva, să fii altcineva decât ești. La început îți doreai să fii special, acum încerci să nu mai fii. Ești prins astfel în același cerc vicios al îmbunătățirii de sine, al neacceptării de sine așa cum ești. Mesajul meu este altul. Acceptă-te așa cum ești, căci și Dumnezeu acceptă acest lucru. Dumnezeu te respectă, dar tu nu ai ajuns încă să îți respecti ființa. Fii fericit că Dumnezeu te-a ales, te-a creat, ți-a permis să cunoști această existență, să-i asculți muzica, să-i vezi stelele, să-i cunoști oamenii, să iubești și să fii iubit. Ce ți-ai putea dori mai mult? Bucură-te! Eu vă repet mereu, bucurați-vă! Iar din această bucurie se va naște brusc, ca într-o explozie, convingerea că ești un om special. Dar reține, această convingere nu va mai fi precum credința egoului că este altfel decât cei din jur. Vei înțelege atunci că toți oamenii sunt speciali. Nu există cineva obișnuit. Acesta este criteriul. Dacă ești convins că sunt special, mai special decât cu tare sau cu tare, atunci nu ai înțeles încă. Este doar un joc al egoului tău. Nu e special prin comparație cu altcineva, ci în sine. Un profesor a venit să-l cunoască pe un maestru zen. El a întrebat, de ce nu sunt și eu la fel ca tine? Aceasta este dorința mea. De ce nu sunt la fel de liniștit ca tine? De ce nu sunt la fel de înțelept ca tine? Așteaptă, i-a răspuns maestrul. Stai tăcut, privește. Privește-mă pe mine și privește-te pe tine. Când toți ceilalți vor pleca, dacă întrebarea va continua să te obsedeze, îți voi răspunde. Oamenii au continuat să vină și să plece întreaga zi. Discipolii puneau întrebări, iar profesorul nostru devenea din ce în ce mai agitat. Timpul trecea, dar omul îi spusese când toți ceilalți vor pleca. În sfârșit s-a lăsat seara, iar în cameră nu a mai rămas nimeni. Profesorul l-a întrebat din nou pe maestru, am așteptat mult timp. A trecut o zi întreagă. Ce poți să-mi răspunzi la întrebarea mea? Se lăsase noaptea, iar pe cer apăruse o lună plină. Maestrul i-a răspuns: Încă nu ai primit răspunsul la întrebare? Bine, dar nu mi-ai dat niciun răspuns, a revoltat profesorul. Maestrul a izbucnit în râs. El i-a spus: Am dat atâtea răspunsuri de-a lungul întregii zile. Dacă ai fi privit cu atenție așa cum ți-am cerut, ai fi înțeles. Dar mai bine haide să mergem în grădină. Este o noapte frumoasă, iar luna strălucește pe cer. După care a adăugat. Privește acest chiparos. Era un arbore mare, al cărui vârf aproape că atingea cerul, iar luna strălucea printre crengile sale. Acum privește acest tufiș mărunt de trandafiri. Ce tot spui acolo?" l-a întrebat nerăbdător profesorul. Ai uitat de întrebarea mea?" Tocmai îți răspund la ea. Acest tufiș de trandafir și acest chiparos au trăit ani de zile împreună în grădina mea. Nu am auzit niciodată ca tufișul să-l întrebe pe chiparos eu de ce nu sunt la fel ca tine și nici invers. Chiparosul este un chiparos, iar tufișul este un tufiș. Și amândoi sunt fericiți așa cum sunt. Eu sunt eu, tu ești tu. Orice comparație atrage după sine conflicte, ambiții și imitare. Dacă începi prin a întreba de ce nu sunt și eu la fel ca tine, vei continua încercând să mă imiți, iar acest lucru îți va anihila întreaga viață. Nu vei mai fi atunci decât un imitator, o copie la indigo. Atunci când imiți pe cineva, îți pierzi respectul față de sine. Este foarte greu să găsești pe cineva care să se respecte pe sine însuși. De ce este atât de greu? De ce nu există respect pentru viață, pentru propria ta viață? Dacă nu îți respecti propria viață, cum ai putea o respecta pe altuia? Dacă nu îți respecti propria ființă, cum ai putea respecta chiparosul, tufișul de trandafiri, luna și oamenii? Cum ți-ai putea respecta maestrul, tatăl, mama, prietenul, soția, soțul? Cum ți-ai putea respecta copiii dacă nu te respecti pe tine însuți? Este atât de greu să găsești pe cineva care să se respecte pe sine însuși. Încă din copilărie vi s-a spus, trebuie să devii la fel ca și Hristos sau la fel ca și Buda. De ce? De ce să devii la fel ca Buda? Buda nu a devenit niciodată la fel ca tine. Buda a fost Buda. Hristos a fost Hristos. Krishna a fost Krishna. De ce să devii la fel ca și Krishna? Ce rău ai comis, ce păcat cumplit ai făcut ca să fii nevoit să devii la fel ca și Krishna? Dumnezeu nu a creat niciodată un al doilea Krishna. El nu a creat niciodată un al doilea Buddha, un al doilea Hristos, niciodată. Pentru că lui nu-i place să creeze același lucru de două ori. Dumnezeu este un Creator. Nu o linie de asamblare pe care este produsă o mașină Ford, apoi o a doua, o a treia și așa mai departe, una după alta. Dumnezeu nu este o linie de asamblare. El este un creator original. Nu creează niciodată același lucru de două ori. Dacă ar crea o imitație, valoarea ei ar scădea considerabil. Gândiți-vă ce ar însemna dacă Isus ar păși din nou printre voi. Nu s-ar mai integra. Ar fi depășit o antichitate și ar găsi locul doar într-un muzeu, nicăieri în altă parte. Dumnezeu nu se repetă niciodată. Voi ați fost însă învățați să deveniți altcineva. Fi și tu la fel ca fiul vecinului. Privește cât de inteligent este, privește acea fată, cât de grațios merge, fi și tu la fel ca ea. Vi s-a spus întotdeauna să fiți ca altcineva. Nimeni nu v-a spus până acum, fiți tu însuți și respectă-ți ființa căci este un dar de la Dumnezeu. Nu imitați niciodată pe cei din jur. Acesta este mesajul meu către voi. Nu imitați niciodată. Fiți voi înși vă, măcar atât îi datorați lui Dumnezeu. Fiți voi înși vă, fiți autentici și atunci veți ști că sunteți speciali. Dumnezeu v-a iubit atât de mult, de aceea sunteți cei care sunteți. În caz contrar, nu ați fi existat. Simpla voastră existență revelează marea lui iubire față de voi. Unicitatea voastră nu poate fi însă comparată cu acelor din jur. Nu sunteți mai special decât alții, decât vecinul, soția, prietenii. Sunteți special pentru că existați, pentru că sunteți unici. Nimeni altcineva nu mai seamănă cu voi. Dacă veți privi lucrurile din această perspectivă, eforturile de a deveni speciali vor înceta de la sine. Eforturile voastre de a deveni speciali seamănă cu încercarea de a-i pune unui șarpe picioare. În acest fel nu veți face altceva decât să ucideți șarpele. Să spunem că-i atașați picioarele din compasiune. Sărmanul șarpe, de ce să nu meargă și el pe două picioare? Dacă șarpele ar fi căzut în mâinile unui miriapod, acesta ar fi gândit, Sărmanul șarpe, eu am o sută de picioare și el nu are niciunul, măcar câteva dacă ar avea. Dacă îi va adăuga însă aceste picioare, șarpele va muri. El se simte perfect așa cum este, nu are nevoie de picioare. Voi sunteți perfecți așa cum sunteți. Asta înseamnă să te respecti pe tine însuți. Respectul de sine nu are nimic de a face cu egoul. El este legat mai degrabă de respectul față de Dumnezeu. Respectându-te pe tine, îți respecti creatorul. Este ca atunci când respecti o pictură, respecti automat și pictorul care a creat-o. Respectați-vă, acceptați-vă, recunoașteți-vă pe sine, iar aceste eforturi stupide de a deveni cineva special vor dispărea de la sine. Capitolul 4. Mintea. În limba engleză nu există decât un singur cuvânt pentru procesul de gândire, și anume minte. În această limbă nu există un alt cuvânt referitor la ceea ce transcende acest proces. Întreaga filozofie a lui Buddha și a lui Bodhidharma urmărește transcenderea acestui proces de gândire. În limba sanscrită, în pali, există și alte cuvinte care desemnează acest proces. Manas, care este rădăcina cuvântului englezesc mind, minte, și care înseamnă exact proces de gândire. Apoi chita, care înseamnă conștiința de dincolo de procesul de gândire. Oșo, care este natura acestei cutii vorbitoare care este mintea mea? De când o cunosc, nu mai încetează cu flecăreala. Care sunt originile acestui dialog continuu? Oare sursa ei se găsește în această tăcere infinită pe care o simt ori de câte ori mă aflu în prezența ta? Mintea nu este altceva decât un biocomputer. Când copilul se naște, el nu are o minte. În interiorul lui nu se desfășoară niciun dialog mental. Este nevoie de 3 până la 4 ani pentru ca mecanismul să înceapă să funcționeze. Fetele încep să vorbească mai devreme decât băieții. Cutiile lor vorbitoare sunt mai mari. Biocomputerul lor este de o calitate mai bună. Mintea trebuie hrănită cu informații. Așa se explică de ce, dacă doriți să vă amintiți viața pe care ați dus-o, vă veți bloca pe la vârsta de 3-4 ani: 4 dacă sunteți bărbat, 3 dacă sunteți femeie. Nu veți putea merge mai departe de această vârstă. S-au întâmplat și atunci destule lucruri în jurul vostru, dar amintirile par să nu se fi înregistrat în memoria voastră. În schimb, vă puteți aminti destule lucruri începând cu acea vârstă. Mintea începe să-și acumuleze datele de la părinți, de la școală, de la copii, vecini, rude, de la societate, de la biserică. Sursele există pretutindeni în jur. Ați văzut cu toții cum atunci când încep să vorbească, copiii mici repetă același cuvânt de mai multe ori. Ce bucurie! Un nou mecanism a început să funcționeze în ei. Când încep să alcătuiască primele propoziții, ei o fac cu atâta bucurie. Când încep să pună primele întrebări, par să nu se mai oprească niciodată. Rețineți, răspunsurile voastre îi interesează prea puțin. Priviți un copil mic atunci când pune întrebare. El nu este interesat de răspunsul vostru. Așa că nu-i dați un răspuns interminabil din Enciclopedia Britanică. Copilul nu este interesat de răspuns. Pur și simplu, el se bucură că poate pune întrebări. În el s-a născut o nouă facultate. În acest fel, el continuă să acumuleze, apoi începe să citească, dând astfel de și mai multe cuvinte. În societatea în care trăim, tăcerea nu este răsplătită cuvintele aduc însă profit și cu cât ești mai articulat, cu atât mai mult poți câștiga. La urma urmei, ce sunt profesorii voștri, politicienii, liderii, preoții, teologii, filozofii, dacă ar fi să îi reducem la un numitor comun? Sunt oameni foarte articulați. Ei știu să folosească cuvinte pline de semnificație în discursuri frumos aranjate, astfel încât să impresioneze pe oameni. Puține lume își dau seama că societatea în care trăim este condusă de oameni foarte articulați din punct de vedere verbal. Chiar dacă nu cunosc nimic, chiar dacă nu sunt înțelepți sau inteligenți, un lucru este cert: ei știu să se joace cu cuvintele. Este ca un joc pe care ei l-au învățat cum trebuie. Arta de a vorbi aduce după sine respectabilitate, bani, putere. De aceea, toată lumea încearcă să îi imite, iar mintea se umple cu tot mai multe cuvinte. Cu tot mai multe gânduri. Un calculator mai poate fi oprit, dar mintea aproape că nu poate fi oprită. Pur și simplu ea nu are un comutator. Nu există nicio referință care să ateste că atunci când a creat lumea și omul, Dumnezeu ar fi creat și un comutator care să permită pornirea sau oprirea minții la voință. Neexistând niciun comutator, mintea continuă să funcționeze până la moarte. Nu o să vă vine să credeți, dar specialiștii în computere și cercetătorii creierului uman au ajuns la o concluzie cât se poate de bizară. Ei afirmă că dacă am luat creierul din craniul unui om și l-am ține în viață prin mijloace mecanice, dialogul lui mental ar continua la fel ca până atunci. Pentru creier nu contează deloc faptul că nu mai este conectat la aceeași persoană. El continuă să viseze în același fel. Deși conectat la niște mașinării, el continuă să viseze, să își imagineze, să se teamă, să facă proiecte, să spere, să încerce să devină cu tare sau cu tare lucru, complet inconștient de faptul că nu mai poate face nimic, căci persoana de care era atașat nu mai există. Puteți ține acest creier în viață mii de ani, conectat la un aparat mecanic, și el va continua să spălovoiască, rumegând la infinit aceleași câteva gânduri pentru că nu cunoaște altceva. Dacă ar învăța lucruri noi, le-ar repeta pe acelea. În cercurile științifice predomina ideea că este o mare pierdere faptul că, odată cu moartea lui Albert Einstein, a murit și creierul acestuia. Dacă i-am fi putut salva creierul implantându-l într-o altă ființă umană, acesta ar fi continuat să funcționeze. Nu contează că Einstein a murit, Creierul său poate continua să se gândească la teoria relativității, la stele și la alte teorii. La fel cum oamenii își donează sângele sau ochii înainte de a muri, ei ar trebui, cred oamenii de știință, să-și doneze și creierul. Dacă este vorba de un creier special, extrem de calificat, acesta ar putea fi transplantat. Un idiot ar putea deveni un al doilea Albert Einstein și nici măcar nu și-ar da seama vreodată. Căci în interiorul cranului nu există sensibilitate. Poți schimba orice, iar persoana nu-și va da seama niciodată. Este suficient să anesteziezi persoana, după care poți schimba orice dorești în creierul său, inclusiv întregul creier, iar omul se va trezi cu un creier nou, cu un dialog interior diferit, fără să-și dea seama de ceea ce i s-a întâmplat. Acest dialog interior ține de educația noastră. Această educație este greșită numai dintr-o singură perspectivă, aceea că nu învață omul decât o jumătate din proces cum să își folosească mintea. Ea nu îl învață și cum să o oprească atunci când dorește acest lucru pentru a se relaxa. Chiar și când omul doarme, mintea continuă să funcționeze. Ea nu cunoaște o dignă. Până la 70-80 de ani, mintea continuă să funcționeze neobosită. Mintea poate fi însă educată să se relaxeze. Acest proces se numește meditație și este exact ceea ce încercăm noi să învățăm. Este ușor să-i atașezi minții un comutator și să o oprești atunci când nu ai nevoie de ea. Procesul este util din două puncte de vedere. Îți dăruiește o stare de pace, de liniște interioară, pe care nu ai cunoscut-o până atunci. Și îți permite să te cunoști pe tine însuți, lucru imposibil atunci când mintea spălooiește, întrucât ființa este prea ocupată cu dialogul ei mental. În al doilea rând, procesul îi permite chiar minții să se odihnească. Odată odihnită, ea poate realiza diferite lucruri mult mai eficient, cu mult mai multă inteligență. După cum vedeți, beneficiile sunt foarte mari din ambele perspective atât din perspectiva minții cât și din cea a ființei. Tot ce aveți de făcut este să învățați să vă opriți mintea atunci când doriți acest lucru, spunându-i gata, este de ajuns, du-te la culcare, sunt treaz, nu-ți fă probleme. Folosiți mintea atunci când aveți nevoie de ea, când este plină de energie, odihnită, Orice ați spune în asemenea clipe nu sunt doar vorbe goale, ci cuvinte pline de miez, de autoritate, de adevăr, de semnificație. Este foarte ușor să convingi pe cineva atunci când ai o asemenea calitate a minții. Chiar dacă folosești aceleași cuvinte, ele devin o forță atunci când mintea este odihnită și plină de energie. Așa numita carismă nu este altceva decât o minte care știe cum să se relaxeze și cum să acumuleze energie. Cuvintele ei devin o adevărată poezie, o Evanghelie. Ea nu mai are nevoie de dovezi sau de logică, căci energia ei este suficientă pentru a influența pe oameni. Aceștia au sesizat întotdeauna fenomenul, deși nu au știut să-l definească exact dându-i numele vag de carismă. Vă vorbesc acum pentru prima oară despre carismă pe care am cunoscut-o din propria mea experiență. O minte care lucrează zi și noapte este predestinată să devină slabă, stupidă, plictisitoare, să nu impresioneze pe nimeni. Ea are utilitatea ei, de pildă atunci când te duci la piață, dar mai mult de atât nu este folositoare, căci este lipsită de putere. Milioane de oameni care ar fi putut fi carismatici rămân niște necunoscuți, căci nu au autoritate și nici putere interioară. Dacă ați putea sili mintea să se odihnească din când în când, și acest lucru este întru totul posibil, ați căpăta o forță uluitoare. Fiecare cuvânt al ei ar fi încărcat cu că energie, căci s-ar naște direct din inimă. Oamenii cred că mințile personalităților carismatice sunt hipnotice. În realitate, ele nu sunt hipnotice, sunt mai degrabă proaspete, pline de energie, odihnite. Acestea sunt beneficiile pe care le poate obține mintea. În ceea ce privește ființa, tăcerea interioară deschide fereastra către un nou univers al eternității, al nemuririi, al tuturor binecuvântărilor. De aceea am insistat atât de mult asupra faptului că meditația reprezintă adevărata religie, singura religie esențială. Nimic altceva nu este necesar. Tot restul nu este altceva decât un ritual neesențial. Meditația este adevărata esență. Nici o realizare nu poate fi obținută în afara ei. Ea vă permite accesul la ambele lumi, pe de o parte la lumea de dincolo, la Universul Divin al Dumnezeirii, iar pe de altă parte la lumea în care trăim. În acest fel veți deveni foarte bogați, chiar dacă nu în bani. Există multe tipuri de bogății. Omul bogat în bani se află pe treapta de jos a bogăției. Metaforic vorbind, omul cu bani este cel mai sărac om bogat. Din perspectiva celor săraci, el este cel mai bogat dintre sărmani. Din perspectiva artistului creator, al dansatorului, muzicianului, omului de știință, el nu este decât cel mai sărac dintre bogați. Din perspectiva spirituală, el nici măcar nu poate fi numit un om bogat. Accesul la adevărata bogăție nu este permis decât de meditație, care vă permite să cunoașteți ambele lumi. La lumea interioară, dar și la bogăția exterioară, prin dezlănțuirea puterilor minții și a talentelor pe care le are omul. Experiența m-a învățat că orice om se naște cu un anumit talent. Dacă nu va manifesta plenar acest talent, în el va exista în permanență un gol interior. El va simți tot timpul că ceva nu este în regulă. Lăsați mintea să se odihnească. Ea are nevoie de odihnă. Și totul este atât de simplu, nu trebuie decât să o contemplați, să deveniți martorii ei. În acest fel veți obține ambele tipuri de bogăție. Treptat, mintea va învăța să tacă. Ea va afla curând că prin această tăcere poate deveni mult mai puternică. Că vorbele ei pot căpăta o forță infinită pe care nu a avut-o niciodată înainte, mergând drept la inima omului. Cuvintele rostite de o asemenea minte trec cu ușurință peste barierele logicii, mergând drept la inimă. Mintea devine astfel un slujitor perfect, cu o putere imensă în mâinile tăcerii. Ființa devine astfel stăpânul casei. Ea se va folosi de minte ori de câte ori va fi cazul, oprind-o însă de fiecare dată când prezența ei nu va mai fi necesară. Mintea vrea întotdeauna mai mult. Ea este un cerșător. Vreau să vă povestesc o parabolă. Un cerșător a bătut la porțile Palatului Regal. Din întâmplare, regele tocmai ieșea pentru plimbarea sa de dimineață prin grădină, așa că i-a deschis chiar el ușa. Cerșătorul i-a spus, Pare să fie o zi norocoasă pentru tine. Pentru mine sau pentru tine? l-a întrebat regele. Asta nu vom ști decât la sfârșitul zilei. Eu sunt un cerșător și nu cer decât un singur lucru. Port la mine acest vas gol. Dacă dorești, poți să-l umpli, cu orice vei dori. Cerșătorul arăta cam ciudat. Avea o privire mistică, iar cuvintele lui nu erau acele al unui cerșător, ci mai degrabă ale unui împărat părea să răspândească în jur o autoritate imensă. Regele i-a poruncit primului ministru să umple bolul cercetătorului cu monede de aur ca să nu uite că a bătut la poarta unui rege. Dar cercetătorul s-a mulțumit să izbucnească în râs. Regele l-a întrebat, ce s-a întâmplat? Nu vom ști decât la sfârșitul zilei, a răspuns ambigu cercetătorul. Comportamentul lui era ciudat, dar avea un farmec anume. Era într-adevăr un om minunat. Au început apoi necazurile. Primul ministru a adus o grămadă de monede de aur, dar odată introduse în bol, acestea au dispărut. Vasul a rămas gol. Oricâte monede ar fi adus primul ministru, acestea continuau să dispară. În curând, vistieria regatului s-a golit, dar vasul cerșătorului tot nu s-a umplut. Vestea s-a răspândit ca prin farmec și întregul oraș s-a adunat să vadă minunea. Regele i s-a adresat primului ministru. Orice s-ar întâmpla, a adu toate juvaierurile, tot aurul, toate pietrele prețioase, dar umple odată bolul cerșătorului. Oricât s-ar fi străduit însă primul ministru, vasul rămânea gol. În cele din urmă, regele și-a pierdut întreaga avere. Era deja seară. Supușii regelui erau într-o stare de tulburare maximă. Oricât de încăpățânat ar fi fost regele, seara el nu a mai avut ce să-i dăruiască cerșătorului. El a căzut la picioarele acestuia și l-a întrebat care este secretul vasului. Este un vas magic. Iată, s-a înserat și toată ziua mi-a spus că până seara am să aflu ce trebuie să aflu. Acum a sosit timpul. Într-un fel, nu mai este nimic de spus. Am fost învins de către un cerșător. Dar tu nu ești un cercetător obișnuit. Nu mai doresc să află decât un singur lucru. Care este secretul acestui vas? Nu este niciun secret, i-a răspuns cercetătorul. Este un adevăr cunoscut de toată lumea. Privește din ce este alcătuit acest vas, din craniul unui om. Nu înțeleg, a spus regele. Nimeni nu înțelege. În interiorul cranului uman se află mintea. Oricât ai torna în ea, totul dispare. Ea cere întotdeauna mai mult decât poate primi, dar rămâne mereu goală. Mintea este ca un cerșător, ea nu poate fi schimbată. Nu poți scăpa de ea decât dacă o înțelegi. Cam aceasta este și situația voastră. Dacă vă veți asculta în permanență mintea, nu veți cunoaște niciodată satisfacția. Dacă nu vă veți mai asculta mintea, puteți atinge starea de satisfacție chiar în momentul prezent. Puteți alege oricând între suferința provocată de minte și fericirea care apare atunci când mintea tace. Rețineți, mintea nu poate cunoaște altceva decât suferința, căci dorințele ei nu se opresc niciodată. Am un prieten foarte bogat. S-a născut însă în familia unui om sărac. Pe vremea când era încă sărac, eram prieteni buni. A fost apoi adoptat de una dintre cele mai bogate familii din India, care nu avea copii. Peste noapte, el a devenit cel mai bogat om din India. În mod normal, ar fi trebuit să se bucure. Un om obișnuit nu ar fi putut dobândi o asemenea avere nici dacă ar fi muncit câteva sute de vieți. El a obținut totul fără niciun efort, dar nu reușea să se bucure. Își dorea mai mult. Banii nu îi erau de ajuns. Dorea să devină și un mare conducător. Avea banii necesari. De aceea s-a angajat în alegeri și a devenit membru al Parlamentului. Dar nici acum nu s-a putut opri. Și-a propus să ajungă ministru. Datorită sforilor trase a reușit să fie numit ministru adjunct, dar această poziție nu l-a mulțumit. Mi-a spus, vreau să ajung ministru plin. Crezi că odată a ajuns vei fi satisfăcut? L-am întrebat. Da, cred. Acum crezi, am spus eu, dar odată a ajuns ministru, nu vei mai fi satisfăcut. A ajuns într-adevăr ministru plin. La scurt timp mi-a spus: Ai avut dreptate. Din clipa când am devenit ministru, m-am gândit că după atâtea eforturi aș merita postul de prim-ministru. Nu mă mai desparte decât o singură treaptă de acest post. Din păcate, sunt extrem de tensionat, mi-am pierdut somnul, nu mă mai pot bucura de nimic. Chiar și atunci când mănânc, mă gândesc la politică. Chiar și atunci când fac dragoste cu soția mea, mă gândesc la postul de prim-ministru. Situația este pe punctul de a scăpa de sub control. Ajută-mă să-mi mă regăsesc pacea interioară. Chiar dacă ai deveni prim-ministru, i-am spus eu, mintea îți va sugera să candidezi pentru funcția de președinte al țării. Dacă nu faci decât să îți asculți mintea, nu vei cunoaște niciodată pacea. Dacă dorești să te bucuri de liniștea interioară, renunță să îți mai asculți mintea, inclusiv la toate realizările pe care le-ai atins ascultând-o. Pe vremea când erai doar un om sărac, erai fericit. Nu aveai niciun fel de posesiuni, dar aveai o aură atât de frumoasă. Nu spun să renunți și la bani, dar nu-i lăsa să-ți domine mintea. În acest fel, oriunde te-ai afla, vei fi fericit. Dacă vă lăsați dominați de minte, chiar și în paradis veți gândi. Acesta este paradisul. Trebuie să existe ceva mai mult. Casele din paradis par atât de demodate și de vechi, căci există aici dintotdeauna. Oamenii par atât de gravi și de triști, căci nimic nu se schimbă niciodată. Nu au nimic de făcut și și-au pierdut demnitatea. Au atins paradisul, dar și-au pierdut umanismul. Nu mai știu să râdă, Știați că râsul este interzis în paradis? Nici o scriptură din lume, nicio religie nu afirmă că râsul este o calitate religioasă, cu excepția mea. Nimeni nu acceptă faptul că umorul este un aspect al religiozității. Ce or face toți acei sfinți uscați în paradis? Ei nu pot iubi, nu pot juca cărți, nu se pot uita nici măcar la un meci de fotbal, nu au voie să se uite la televizor. Este ceva atât de trivial. Nu poți bea nici măcar o cafea. Nici nu au o pauză de cafea, căci nu muncesc deloc. Zilele lor sunt la fel de goale ca și nopțile. Probabil că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă pe pământ. Cel puțin aici au fost adorați ca sfinți. Acolo nimeni nu-i adoră, căci nu există decât sfinți. Din păcate, nimeni nu se mai poate întoarce din paradis. Acesta nu are decât intrare, nu și ieșire. De aceea, înainte de a intra în paradis, gândiți-vă de două ori. Că aceasta va fi ultima voastră acțiune. Este ca și cum ați intra într-un mormânt. Oricum, mintea va continua să-și spună: Acesta nu este un paradis, mai caută. Cu siguranță vei găsi ceva mai presus de acest loc. Totul mi se pare o glumă aici. Probabil este mâna diavolului. Este o glumă proastă să numești acest loc paradis. Nici chiar în paradis mintea nu își va găsi pacea. Mintea și pacea sunt antagoniste. Unul din cei mai faimoși rabini din America, Joshua Lipman, a scris o carte care s-a dovedit un bestseller, Pacea Minții. I-am scris o scrisoare în care i-am spus, tot ce ai scris despre minte sunt numai prostii. Nici măcar nu știi că mintea și pacea sunt doi termeni contradictorii și totuși ți-ai numit Cartea Pacea Minții. Titlul corect ar fi trebuit să fie Pacea sau Mintea. Probabil că a rămas șocat de scrisoarea mea căci nu mi-a răspuns niciodată. I-am scris atunci din nou. Această lașitate nu mi se pare potrivită pentru un rabin. Schimbă titlul cărții sau oferă-mi o explicație. Nu a făcut niciuna nici alta, deși am cerut un lucru atât de simplu. Pacea minții. Așa ceva nu poate exista. Nu există decât ori starea de pace în care mintea dispare, ori mintea când nu se mai poate vorbi despre o stare de pace interioară. Titlul corect al cărții ar fi trebuit să fie pacea sau mintea, dar el nu-l putea schimba căci aceasta era exact tema cărții, felul în care poți atinge pacea mentală. El scria în el tot felul de metode prin care puteai atinge această stare. Schimbarea titlului nu putea fi făcută fără schimbarea conținutului acesteia. Probabil că rabinul și-a dat seama că l-am pus într-o situație dificilă. Dacă ar fi schimbat titlul, cartea nu s-ar mai fi potrivit cu acesta. Ar fi trebuit să o scrie din nou, dar nu avea cum să facă acest lucru, căci nu înțelegea că mintea este sursa tuturor tensiunilor, anxietăților și angoaselor omului. Ea nu poate cunoaște starea de pace. Acest lucru este imposibil. Aceasta este esența experimentelor făcute timp de mii de ani de spiritualitatea orientală. Concluzia misticilor din Orient a fost una singură. Nu poate exista decât ori pacea, ori mintea. Starea de pace este ceva cât se poate de normal, de obișnuit, de simplu. Orice om o experimentează, dar mintea nu reușește să stea prea mult pe margine, nebăgată în seamă și îi spune, trebuie să existe ceva mai mult. Nu te opri aici, mai caută. În acest caz trebuie să-i spuneți minții, taci. Este mintea voastră și aveți tot dreptul să îi spuneți să tacă, căci nu sunteți dispuși să îi mai ascultați prostiile. Bucurați-vă de ceea ce aveți. Cu cât vă veți bucura mai tare, cu atât mai mult veți avea. Acesta este paradoxul. Mintea cere din ce în ce mai mult dar cu cât are mai mult, cu atât mai îngrijorată devine. Fără minte, ceea ce rămâne este starea de pace, de iubire, de liniște. Cu cât trăiești mai mult această stare, cu atât mai intensă devine ea. Treptat fericirea capătă arii, transformându-se într-o binecuvântare permanentă, absolută. Oșo, vorbești tot timpul împotriva minții. Spui că trebuie să o oprim, să renunțăm la ea, căci nu avem nevoie de ea în căutarea adevărului? Atunci, la ce mai folosește mintea? Este ea ceva rău în esența ei? Mintea este una dintre cele mai prețioase posesiuni ale noastre, dar este numai un slujitor, nu este stăpânul casei. Din momentul în care mintea devine stăpânul, încep să apară problemele. Ea are tendința să înlocuiască imediat inima, ființa. Să pună cu totul stăpânire pe voi. De aici până la începe să dea ordine, nu mai este decât un pas. Eu nu vă învăț să distrugeți mintea. Ea reprezintă fenomenul cel mai evoluat al existenței. Tot ce vă învăț este un singur lucru. Aveți grijă ca servitorul să nu devină stăpân. Rețineți, cea mai importantă este ființa. După ea vine inima și apoi mintea. În aceasta constă personalitatea echilibrată a unei ființe umane autentice. Mintea este logică. Acest lucru este foarte util la piață, de exemplu, unde nu ați putea funcționa fără minte. Eu nu v-am învățat niciodată să nu vă folosiți de minte la piață. Din potrivă. Nu uitați, însă, că voi sunteți cei care o folosiți și nu invers. Diferența este foarte mare. Mintea va dărui toate aceste tehnologii, întreaga știință, dar ea a ajuns să emită pretenția că este stăpânul întregii existențe, tocmai pentru că va dărui atât de multe. De aici încep toate nenorocirile. Ea a închis orice poartă către inimă. Inima nu are o utilitate pragmatică. Ea nu trebuie să îndeplinească un scop. Ea este precum un trandafir. Te poți bucura de el, dar nu are o utilitate pragmatică. Mintea vă poate oferi pâine, dar nu și bucurie. Ea nu vă poate ajuta să vă bucurați de viață. Este întotdeauna foarte serioasă, nu suportă nici măcar râsul, iar o viață fără râs nu poate fi considerată umană. Este o viață subumană, căci în tot Universul numai omul știe să râdă. Râsul este un reflex al conștiinței superioare. Animalele nu pot râde, nici copacii. În categoria celor care nu pot râde, intră și oamenii supuși minții, sfinții, oamenii de știință, mari conducători. Toți aceștia sunt foarte serioși, iar seriozitatea este o boală. Este ca un cancer al sufletului. Este destructivă. Odată căzuți în mâinile minții, întreaga noastră putere creatoare este pusă în slujba distrugerii. Milioane de oameni mor de foame, dar mintea continuă să acumuleze noi arme nucleare. Oamenii sunt lipsiți de educație, dar mintea dorește să ajungă pe lună. Mintea este complet lipsită de compasiune. Iubirea, bucuria, râsul, compasiunea, toate acestea au nevoie de o inimă deschisă. Eliberată de sub tirania minții. Inima este superioară minții. Ea nu ne folosește la piață, pentru că piața nu reprezintă un templu pentru noi. Nu piața dă adevărata semnificație a vieții. Ea reprezintă cea mai lipsită de importanță dintre toate activitățile omului. Isus avea dreptate atunci când spunea: Omul nu poate trăi numai cu pâine, iar mintea nu poate produce altceva decât pâine. Pot supraviețui cu ea, dar supraviețuirea nu înseamnă viață. Viața are nevoie de ceva mai mult: de dans, de muzică, de iubire. De aceea, scopul meu este să punem lucrurile la locul lor. Dacă există un conflict între minte și inimă, inima trebuie să aibă întâietate. Dacă există un conflict între iubire și logică, iubirea are dreptate, nu logica. Logica este complet uscată. Ea nu are niciun pic de sevă interioară. Ea este foarte bună la calcule, la matematică și la inventarea tehnologiilor. Nu este însă bună în relațiile interumane, nici pentru creșterea potențialului lăuntric. Mai presus chiar decât inima este ființa. Dacă definim mintea prin logică, iar inima prin iubire, ființa poate fi definită prin meditație. A fi înseamnă te cunoaște pe sine cine se cunoaște pe sine cunoaște însă și semnificația existenței cunoașterea ființei înseamnă prinderea luminii în întunericul universului vostru interior fără această iluminare interioară lumina exterioară nu servește la nimic în lăuntrul vostru nu există decât întuneric o bezna abisală inconștientă și toate acțiunile voastre se nasc din acest întuneric din această orbire de aceea, atunci când par să mă împotrivesc minții, nu trebuie să mă înțelegeți greșit. Eu nu am nimic cu mintea și în niciun caz nu doresc să o distrugeți. Ceea ce doresc eu este să deveniți precum o orchestră. Aceleași instrumente muzicale pot crea un adevărat iad sonor dacă nu știți să le folosiți pentru a crea o simfonie, o sinteză, dând fiecăruia locul său cuvenit. Ființa este aspectul suprem este Dumnezeu în lăuntrul vostru. Nu există nimic mai presus decât ea. Ea vă poate oferi ceea ce nici mintea și nici inima nu pot. Pacea interioară, tăcerea, seninătatea, fericirea. Iar în final, sentimentul nemuririi. Pentru cel care cunoaște ființa, moartea devine o ficțiune, iar viața capătă aripi cu care se înalță deasupra orizontului eternității. Cu greu se poate spune despre cel care nu își cunoaște ființa că este viu. El este mai degrabă un fel de mecanism util, un robot. Prin meditație căutați ființa voastră, căutați-vă existența, simțului eu sunt. Prin iubire căutați fericirea și împărtășiți-o cu cei din jur. Acesta este secretul iubirii, împărtășirea fericirii, a dansului, a sărbătorii interioare cu ceilalți. Mintea are și ea rolul ei, dar la piață. Odată ajunși acasă, ea trebuie să-și înceteze spărovoiala. La fel cum vă dați jos hainele, pantofii, pălăria, spuneți-i minții. Acum taci, aici nu te afli în lumea ta. Asta nu înseamnă să fii împotriva minții. Din potrivă, înseamnă să o ajuți să se odihnească. Atunci când sunteți acasă cu soția, cu soțul, cu copiii, cu părinții, cu prietenii, nu aveți nevoie de minte. Aveți nevoie de o inimă deschisă. Dacă iubirea nu curge liberă prin casă, aceasta nu reprezintă un cămin. Din potrivă, dacă puteți găsi câteva momente pentru meditație, căminul atinge statutul suprem, acela de templu. Pentru minte, casa nu este decât o casă. Pentru inimă, ea devine un cămin. Pentru ființă, devine un templu casa rămâne aceeași. Cel care se schimbă este omul, viziunea lui interioară, dimensiunea în care trăiește, modul de a înțelege și de a privi lucrurile. O casă care nu conține toate cele trei dimensiuni este incompletă, este sărăcăcioasă. La rândul lui, omul ar trebui să trăiască în toate cele trei dimensiuni, într-o deplină armonie. Mintea trebuie să-i slujească inimii, iar inima ființei care aparține inteligenței universale, pe care oamenii o numesc Dumnezeu, personal prefer să-i spun divinitate. Un lucru este cert: deasupra ei nu mai există nimic. Oșo, îmi aparține propria mea minte sau mi-a fost implantată ea de alții? Mintea se află în lăuntrul omului dar în realitate ea este o proiecție interioară a societății ea nu va aparține cu adevărat niciun copil nu se naște cu o minte el se naște în schimb cu un creier creierul este un mecanism mintea este o ideologie creierul este hrănit de societate și fiecare societate creează o minte conformă cu propriile sale condiționări așa se face că există atâtea minți în această lume Mintea hindusă nu are nimic de a face cu cea creștină, la fel cum mintea comunistă nu are nimic de a face cu cea hindusă. Individul trăiește cu iluzia că mintea sa îi aparține întru totul. De aceea el acționează așa cum dorește societatea, o urmează acolo unde dorește aceasta, crezând că el este cel care acționează de fapt. Este un mecanism extrem de perfid. Iată o istorioară pe care obișnuia să o povestească George Gurgef. Un magician care trăia în pădure avea o turmă de oi. Ca să scapă de povara servitorilor, dar și de necesitatea de a-și căuta oile prin pădure, el le-a hipnotizat pe toate, spunându-i fiecăruia în parte o poveste diferită. Altfel spus, le-a dat oilor minți diferite. De pildă, uneia i-a spus, tu nu ești o oaie, ești un om, așa că nu trebuie să te temi că într-o bună zi vei fi sacrificată la fel ca celelalte oi. Ele sunt doar niște animale. De aceea nu trebuie să te temi să te întorci acasă. Alteia i-a spus, tu ești un leu, nu o oaie. Iar alteia i-a spus, tu ești un tigru. Începând din acel moment, magicianul și-a putut vedea liniștit de treburi, căci oile au început să se comporte în funcție de mintea pe care l-a inoculat-o. În fiecare zi sacrifica o oaie pentru consumul propriu, fără să-și facă probleme în legătură cu celelalte oi care priveau în liniște spectacolul, convinse că sunt lei sau tigri, fără să se mai teamă la fel ca altădată. Înainte când ucidea o oaie, celelalte tremurau de frică, gândindu-se, mâine îmi va veni mie rândul, oare cât timp voi mai trăi? Tocmai de aceea fugeau în pădure pentru a scăpa de magician. Acum însă nicio oaie nu mai avea scăpare. Toate oile se credeau lei sau tigri, căci le fusese reimplantate tot felul de minți. Mintea voastră nu este mintea voastră. Este foarte important să rețineți acest lucru. Ea reprezintă un implant al societății în mijlocul căreia v-ați născut accidental. Dacă v-ați fi născut într-o societate creștină, dar ați fi fost transferat imediat într-un cămin musulman, nu ați avea aceeași minte. Ați crește atunci în tradiția musulmană, dobândind o minte pe care acum nici măcar nu vă puteți imagina. Unul din geniile epocii moderne, Bertrand Russell, a încercat din răsputere să scape de mintea creștină, nu pentru că era în dezacord cu creștinismul, ci pur și simplu pentru că îi fusese inoculată de alții. Russell dorea să-și de viziunea pură asupra lucrurilor. Nu dorea să privească prin ochelarii altuia. Dorea să experimenteze contactul direct cu realitatea. Își dorea propria sa minte. Nu își dorea să scape de mintea creștină pentru că ar fi fost în dezacord cu creștinismul. Dacă ar fi fost hindus, și-ar fi propus să facă același lucru. La fel, dacă s-ar fi născut într-o societate comunistă. Problema minții implantate de alții este legată de faptul că ea le servește acestora, nu ție. Omul este pregătit de părinți, de profesori, de preoți, de întregul sistem educativ să aibă un anumit tip de minte, după care trăiește întreaga viață cu mintea respectivă. Aceasta nu este o viață reală, ci una de împrumut. Așa se explică de ce există atâta suferință în această lume, pentru că nimeni nu trăiește autentic, nimeni nu își trăiește propria sa viață. Toată lumea urmează ordinile implantate în mintea lor de alții. Bertrand l a încercat din răsputeri să scape și a scris chiar și o carte. De ce nu sunt creștin? Într-o scrisoare adresată unui prieten, el i-a spus însă acestuia, Deși am scris acea carte, deși nu mai cred în creștinism, deși am renunțat la mintea mea, mă tem că în adâncurile ființei mele am rămas același. Într-o zi m-am întrebat, cine a fost cel mai mare om din istorie? Din punct de vedere rațional, sunt convins că Gautama Buddha, dar nu am reușit să accept că acesta a fost mai mare decât Isus Hristos. În acea zi am simțit că toate eforturile mele de până atunci au fost inutile. Continui să fiu creștin. Din punct de vedere rațional, sunt perfect conștient că Isus Hristos nu se ridică la înălțimea lui Gautama Buddha, dar din punct de vedere emoțional nu reușesc să-l consider pe Buddha mai presus de Isus. Hristos a rămas în subconștientul meu, influențându-mi în continuare atitudinile, abordările, comportamentul. Lumea crede că nu mai sunt creștini, dar eu știu mai bine. Este atât de greu să scap de această minte șlefuită cu atât rafinament de societate. Procesul este de lungă durată. Omul trăiește cel mult 75 de ani, dintre care 25 îi petrece în școli, colegii, universități. El își petrece o treime din viață pentru a-și cultiva un anumit tip de minte. Bertrand l a dat greș în demersul său deoarece nu știa cum trebuie să procedeze pentru a scăpa de minte. El s-a luptat cu ea, dar bășbăind prin întuneric. Există metode de meditație absolut imbatabile care vă pot ajuta să scăpați de minte și încă cu cea mai mare ușurință. Este însă imposibil să renunți la minte fără a te separa de ea, căci al minter cum ai putea renunța la ea? Bertrand l a luptat cu o jumătate a minții sale împotriva celeilalte jumătăți, amândouă fiind creștine. Este evident că nu a avut nicio șansă de izbândă. Societatea nu dorește să fiți decât o copie la Indigo, niciodată un original. Strategia ei constă în repetarea continuă a anumitor lucruri. Dacă este repetată la infinit, o minciună ajunge să treacă drept adevăr. Toată lumea uită că la origini ea a fost o simplă minciună. Adolf Hitler a început prin a minți poporul german că întreaga dramă este datorată evreilor. Acest lucru este absolut absurd. Este ca și cum cineva ar afirma că întreaga suferință a unei țări este datorată bicicletelor, iar dacă vom distruge toate bicicletele, suferința va dispărea. În realitate, evreii au fost cei care au creat coloana vertebrală a Germaniei, avuția ei. Ei nu aveau o națiune a lor, de aceea națiunea în care se aflau devenea propria lor națiune. Ei nu aveau o alternativă, nu puteau trăda și, practic, făceau tot ceea ce făcea orice german de rând. În autobiografia sa, Adolf Hitler scria: Nu contează ce spui, căci adevărul nu există în sine. El poate fi orice minciună repetată suficient de des pentru ca lumea să uite că este o minciună. Singura diferență dintre adevăr și minciună în viziunea lui Hitler este aceea că minciuna este actuală, în timp ce adevărul este uitat. Altminteri, nu există nicio diferență. El nu se înșela întru totul. Spre exemplu, creștinismul, hinduismul, mahomedanismul. Toate cele trei mari religii le repetă copiilor lor, există un Dumnezeu. Jainismul, budismul, taoismul, alte trei mari religii își învață copiii cu totul altceva. Nu există Dumnezeu. Primul grup reprezintă un anumit tip de minte. Întreaga viața credincioșilor acestor religii depinde de ideea de Dumnezeu, rai, iad, rugăciune. Cel de-al doilea grup reprezintă un cu totul alt tip de minte care nu crede în rugăciune, căci nu există cineva căruia să-i te rogi. La ora actuală, jumătate din lume este comunistă. Comuniștii nu cred nici măcar în sufletul uman, iar copiilor li se spune în continuu că omul este materie, iar atunci când moare după el, nu mai rămâne nimic. În viziunea lor, conștiința nu este altceva decât un produs secundar al materiei. Jumătate din umanitate repetă acest lucru care tinde să devină un adevăr. Nu-l putem acuza pe Adolf Hitler că a fost complet absurd. Adevărul este că dacă repeți un lucru suficient de des mai multor persoane, ele vor începe să creadă în el. Acest lucru este cunoscut de secole de către liderii mondiali. Mintea voastră nu vă aparține. Mai mult, mintea voastră nu este tânără, ea este bătrână. Vârsta ei este de cel puțin 3000 de ani, dacă nu chiar 5000 de ani. Așa se explică de ce orice societate se teme de îndoielile care pot apărea în mințile oamenilor. Aceasta este și crima mea. Eu creez îndoieli în mintea voastră. Doresc să înțelegeți că ea nu este cu adevărat mintea voastră, iar căutarea voastră ar trebui să fie orientată către descoperirea minții voastre autentice. Când rămâi sub influența altcuiva, din punct de vedere psihologic, ești practic un sclav. Iar viața nu are nimic de a face cu sclavia. Scopul ei este libertatea. Există un adevăr, dar cu mintea voastră actuală nu îl veți putea cunoaște niciodată căci această minte este înțesată de minciuni repetate de secole. Veți putea descoperi adevărul numai dacă veți renunța complet la această minte, privind existența cu ochi inocenți, cu ochi de copil. Orice ați experimenta în această stare, acela reprezintă adevărul. Dacă vă veți păstra în permanență luciditatea, neîngăduindu-le celor din jur să interfereze cu această creștere interioară, va veni un moment în care veți deveni una cu existența. Aceasta este singura experiență religioasă. Ea nu este o experiență mozaică creștină sau hindusă. De altfel, cum ar putea fi o experiență mozaică creștină sau hindusă? Dacă mănânci ceva ce ți se pare delicios, cum este experiența? Mozaică creștină, hindusă sau poate comunistă? Ce este gustul dulce pe care îl simți, materialist sau spiritual? Aceste întrebări sunt lipsite de sens. Gustul lor este pur și simplu delicios. Atunci când simți direct existența, fără niciun mediator, fără filtrul unei minți primite în dar de la altcineva, trăiești o experiență care te transformă care îți permite să te trezești să cunoști luminarea, starea suprema conștiinței. Nu poate exista o împlinire mai presus de aceasta. Este imposibil să te simți mai mulțumit decât atât, să te relaxezi mai profund. Ai ajuns acasă. Viața devine o bucurie, un cânte, un dans, o sărbătoare. Capitolul 5. Identificarea ego începe să se formeze odată cu identificarea persoanei cu ceva diferit de ea. Aceasta este definiția egoului. Ființa nu are nevoie de identificare. Ea este deja, deci nu are nevoie de identificare. De aceea, orice obiect ar avea, identificarea înseamnă automat ceva diferit de ființă, ceva ce nu ești. Omul se poate identifica cu trupul sau cu mintea sa, Odată identificat, el nu se mai recunoaște pe sine. Astfel apare și se cristalizează ego-ul. Ori de câte ori spuneți eu, vă identificați cu ceva, cu un nume, cu o formă, cu un corp, cu un trecut, cu mintea, cu gândurile, cu amintirile. Identificarea este totală, căci numai atunci puteți spune eu. Dacă nu vă identificați cu nimic, rămânând doar cu ființa voastră, eu-l dispare. Eu înseamnă identitate. Identitatea stă la baza oricărei forme de sclavie. Odată identificat, vă aflați într-o închisoare. Identitatea voastră va deveni automat închisoarea pe care v-ați creat-o. Libertatea apare prin neidentificare, atunci când rămâi exclusiv cu tine însuți. Ego-ul este închisoarea, iar lipsa ego-ului este sinonimă cu libertatea. Ego-ul nu înseamnă altceva decât să te identifici cu ceva ce nu ești. Spre exemplu, toată lumea se identifică cu numele său, dar nimeni nu se naște cu un nume. Treptat, numele capătă o semnificație atât de mare încât există oameni dispuși să moară pentru numele lor. Ce este numele? Câteva silabe, dar din momentul în care te identifici cu el, devine extrem de semnificativ. Oamenii se nasc fără nume. Un alt obiect al identificării este forma trupului. În fiecare zi vă uitați în oglindă. Ce vedeți? Pe voi înși vă? Nu. Oglinda nu vă poate reflecta pe voi, ci numai forma cu care vă identificați. Aceasta se schimbă în fiecare zi, dar mintea umană este atât de stupidă încât nu renunță la identificarea ei. Ce formă aveați pe vremea când erați copil? Ce formă aveați pe vremea când vă aflați în pântecul matern? Dar înainte, pe când nu erați decât sămânța părinților voștri, dacă vi s-ar arăta fotografia ovulului fecundat care ați fost odată, v-ați recunoaște pe sine în ea? V-ați putea spune atunci, acesta sunt eu? Nici vorbă. Dar la vremea respectivă v-ați identificat totuși cu ea. Apoi v-ați născut și ați scos primul țipăt. Dacă părinții l-ar fi înregistrat pe o bandă de casetofon și vi l-ar pune, v-ați mai identifica astăzi cu el? Ați putea spune, mă recunosc pe mine în acest țipăt? Nu, dar țipătul v-a aparținut, iar la vremea respectivă v-ați identificat cu el. Dacă omului aflat pe patul de moarte i s-ar arăta un album cu întreaga sa viață, el ar vedea o formă aflată în continuă schimbare, deși având o anumită continuitate. Corpul se schimbă complet la fiecare șapte ani. Nimic nu mai rămâne din corpul anterior, nici măcar o celulă. Și totuși noi continuăm să ne identificăm cu el spunând, acesta sunt eu. Conștiința nu are o formă anumită. Orice formă asumată este exterioară ei și se află într-o continuă schimbare, la fel ca și hainele. Această identificare este sinonimă cu egoul. Dacă nu vă mai identificați cu nimic, nici cu numele, nici cu forma, nici cu mintea, unde ar mai putea exista ego -ul? Așa se explică de ce Buddha a numit sinele Non-Eu, Anata, Anatma. El spunea ego nu există, deci nu vă puteți numi nici măcar Atma. Voi vă spuneți Eu. Eu nu există. Nu există decât pura existență și această existență pură înseamnă libertate. Oșo oh, Uneori, când partea întunecată a minții mele iese la iveală, mă sperie cu adevărat. Îmi este foarte greu să accept că ea nu reprezintă decât polul opus părții luminoase a ființei mele. Mă simt atunci murdar, vinovat și nevretnic. Aș dori să-mi accept toate părțile ființei, Căci tu vorbești adeseori de importanța acceptării în vederea transcenderii minții. Vrei să ne vorbești despre acceptare? Principalul lucru pe care trebuie să-l înțelegi este faptul că tu nu ești una cu mintea. nici cu partea ei întunecată, nici cu partea ei luminoasă. Dacă te identifici cu partea frumoasă, va fi imposibil să nu te mai identifici cu partea întunecată. Ambele fețe aparțin aceleiași monede. Poți păstra moneda sau o poți arunca, dar nu o poți diviza. Întreaga anxietate a omului se naște din faptul că el dorește să păstreze ceea ce este frumos și strălucitor, renunțând însă la părțile sale întunecate. El nu-și dă seama că cele două extreme nu pot exista una fără cealaltă. Luna nu poate străluci fără fundalul negru al cerului nopții. Anxietatea se naște din alegere. Orice alegere înseamnă durere. Nu mai operați această alegere. Mintea există. Ea are o parte luminoasă și una întunecată. Și ce dacă? Ce are a face acest lucru cu tine? De ce ar trebui să-ți faci probleme? Din momentul în care nu mai faci nicio alegere, grijile dispar ca prin farmec. În locul lor apare o stare sublimă de acceptare. Și aceasta este adevărata natura minții. De altfel, nici măcar aceasta nu este problema ta, căci tu nu ești una cu mintea. Dacă ai fi una cu mintea, nu ar mai exista nicio problemă. Căci cine ar mai putea face atunci alegeri și cine s-ar mai gândi la transcendere? Cine s-ar mai gândi la acceptare? Tu ești cu totul altceva. Tu ești un simplu martor. În cazul tău, acest observator neutru s-a identificat, din păcate, cu ceea ce îi se pare plăcut în ființa sa, uitând că polaritatea opusă, neplăcută, o însoțește ca o umbră pe cea luminoasă. Latura plăcută a minții tale nu te deranjează, din potrivă îți face plăcere. Singura care te deranjează este polaritatea opusă. Și astfel apare diviziunea cel care a inițiat însă această diviziune ești chiar tu. Din clipa în care ai încetat să mai fii doar un martor, ai devenit identificat. Povestea biblică a căderii din rai este doar o ficțiune. Aceasta este adevărata cădere, renunțarea la starea de martor și identificarea cu o formă. Îți propun o tehnică pe care o poți încerca din când în când. Lasă-ți mintea să fie ceea ce este reține, tu nu ești una cu ea. Vei fi surprinsă, constanți că dacă nu te mai identifici cu ea, mintea își pierde aproape complet puterea. Întreaga ei putere se naște din identificare. Aceasta îți suge tot sângele. Dacă te distanțezi de ea, mintea începe să își piardă importanța de sine și începe să se micșoreze. În ziua când vei reuși să nu te mai identifici deloc cu mintea, Revelația va fi totală. Mintea ta va muri. Pur și simplu, nu va mai exista. De unde era atât de activă zi și noapte, dintr-o dată nu mai există. Privește în jurul tău și nu mai vezi nimic decât vidul. Odată cu mintea va dispărea și euul. Va mai exista o stare de luciditate, de conștiință, dar aceasta nu va fi una cu euul pe care îl cunoșteai până atunci. Va fi un fel de sunt fără eu, mai exact, va fi un fel de este, căci până și în Sunt mai există o umbra Euului. În clipa în care ai cunoscut această stare de ființă pură, ai devenit universal. Odată cu dispariția minții, dispare și Euul. Dispare o sumedenie de lucruri care erau extrem de importante pentru tine, aducându-ți tot felul de probleme. Cu cât încercai mai tare să le rezolvi, cu atât mai complicate deveneau ele. Problemele nu mai conteneau să apară și ți se părea că nu mai există nicio cale de ieșire. Doresc să-ți reamintesc de povestea a scăpat gâsca, că ce are legătură cu mintea și cu starea de ființă. Maestrului cere discipolului să mediteze asupra unui coan. Un pui de gâscă este introdus într-o sticlă unde este hrănit. Gâsca crește și devine tot mai mare până când umple întreaga sticlă. Acum a devenit prea mare, ea nu mai poate ieși din sticlă, căci gâtul acesta este prea îngust. Coanul îi cerea discipolului să scoată gâsca din sticlă, fără să spargă sticla și fără să ucidă gâsca. Într-adevăr, îți stă mintea în loc. Ce poți face? Gâsca este prea mare. Nu o poți scoate dacă nu spargi sticla, dar acest lucru nu este permis. Nici nu ai voie să omori gâsca pentru a o scoate pe bucăți. Discipolul a meditat zi și noapte gândindu-se la toate variantele posibile, dar în realitate nu există nicio variantă. Obosit, epuizat la maxim, el a avut o revelație subită. Și-a dat seama că maestrul său nu era interesat nici de gâscă, nici de sticlă, ci de cu totul altceva. Dacă sticla este mintea și tu ești gâsca, atunci devine posibil prin starea de martor. În realitate, gâsca nu se afla în sticlă, dar prin identificare ajunge să creadă acest lucru. Discipolul a alergat la maestru și i-a spus că gâsca a scăpat. Maestrul i-a răspuns, ai înțeles, acum ai grijă să nu mai intre înapoi în sticlă, căci ea nu a fost niciodată acolo. Dacă te vei lupta să scoți gâsca din sticlă, nu vei reuși niciodată. Singura care te poate ajuta este realizarea faptului că este vorba de cu totul altceva, în caz contrar, maestrul nu mi-ar fi dat această ghicitoare. Despre ce poate fi vorba? Când vine vorba de relația dintre un maestru și un discipol, acesta nu se poate referi decât la minte și la conștiință. Conștiința este gâsca, iar mintea este sticla. Gâsca nu se află în interiorul sticlei și nu s-a aflat niciodată. Omul crede însă că ea se află în interiorul sticlei și îi întreabă pe toți cei din jur cum să facă pentru a o scoate de acolo. Și se găsesc destui idioți pentru a-l ajuta cu diferite tehnici. Le spun idioți pentru că nu au nicio idee despre ceea ce se întâmplă. Gâsca nu se află în sticlă, nu s-a aflat niciodată, așa că nu se pune problema să o scoți. Mintea este o succesiune de gânduri care trec prin fața ta pe ecranul creierului. Tu nu ești altceva decât un observator. Începi însă prin a te identifica cu lucrurile frumoase, iar acestea sunt un fel de mită. De îndată ce te lași prins în capcana lor, va trebui automat să suporti și gândurile urâte, căci mintea nu poate exista fără dualitate. Conștiința nu poate exista în dualitate iar mintea nu poate exista în afara dualității. Conștiința este non-duală în timp ce mintea este duală. De aceea privește, nu există altă soluție decât aceasta. Distanțează-te și privește. Creează o distanță între tine și mintea ta. Indiferent dacă gândurile care strepri minte sunt frumoase, luminoase, minunate, sau, din potrivă, urâte și dezagreabile, rămâi cât mai departe de ele cu putință. Privește-le ca și cum te uita la un film. Din păcate, oamenii au ajuns să se identifice chiar și cu filmele. Nu am mai văzut de foarte mult timp un film, dar pe vremea când eram tânăr am văzut oameni care plângeau la filme. Noroc că în sala de cinematografie este întuneric, altminteri s-ar simți probabil foarte sânjeniți. Mi-amintesc că îl întrebam pe tata: Ai văzut tipul de lângă tine plânge? Îmi răspundea: Toată lumea plânge. Scena a fost atât de emoționantă. Bine, îi spuneam eu, dar totul se petrece pe ecran. Nimeni nu a fost ucis în realitate. Nu s-a petrecut nicio tragedie. Este doar proiecția unui film, niște umbre care se mișcă pe ecran. Dar oamenii râd și plâng. Și timp de trei ore aproape că uită de ei. Ei devin parte integrantă din film. Se identifică cu un erou sau cu un altul. Tata îmi spunea: Dacă vei continua să te mai gândești la reacțiile oamenilor, nu te vei mai putea bucura de film. Eu îi răspundeam: Mă pot bucura de film, dar nu doresc să plâng. Nu-mi găsesc nicio bucurie în plâns. Îl pot privi ca pe un film, dar nu doresc să devin parte integrantă din el. Acești oameni se identifică prea tare cu filmul. Voi vă identificați cu aproape orice. Vă identificați cu o persoană sau alta, iar apoi suferiți. Vă identificați cu un obiect, iar dacă acesta lipsește, suferiți și mai tare. Cauza suferinței voastre este identificarea, și orice identificare înseamnă o identificare cu mintea. Fă un pas înapoi. Lasă mintea să treacă. În curând vei constata că nu există nicio problemă, că gâsca este liberă. Nu trebuie nici să spar sticla, nici să ucizi gâsca. Oșo, cum este cel mai bine să ne tratăm temerile? Pe mine mă afectează în diferite feluri. De la o stare vagă de neplăcere sau de la un nod în stomac și până la atacuri de panică, ca și cum lumea s-ar sfârși. De unde vin aceste temeri și unde se duc? Tocmai am răspuns la această întrebare. Toate temerile sunt produsul secundar al identificării voastre. Te îndrăgostești de o femeie și, odată cu iubirea, în inima ta pătrunde și frica. Dacă ea te va părăsi, a părăsit deja pe altcineva pentru a fi cu tine. Există un precedent. Poate că următorul vei fi tu. Astfel apare teama care strânge stomacul. Ești mult prea atașat. Ți-e greu să înțelegi un lucru simplu, că ai venit singur în această lume. Ieri erai singur fără această femeie și te simțeai foarte bine, fără să simți niciun nod în stomac. Mâine, chiar dacă femeia va plăca, ce rost are să simți un nod în stomac? Știi foarte bine ce înseamnă să fii fără ea și te vei descurca perfect vei reveni practic la starea anterioară de dinainte de a o cunoaște. Voi vă temeți atât de tare de ziua de mâine? Cineva ar putea muri? Ați putea da faliment? V-ați putea pierde slujba? Există o mie și unul de lucruri care se pot schimba. Vă îngropați astfel în tot felul de temeri, dar niciuna nu este cu adevărat valabilă, căci și ieri ați avut aceleași temeri fără ca acest lucru să fie necesar. Chiar dacă lucrurile s-au schimbat, ați supraviețuit. Omul are o capacitate uriașă de a se adapta la noile situații. Se spune că numai oamenii și gândacii de bucătărie au o capacitate atât de fantastică de adaptare. Așa se explică de ce oriunde veți găsi oameni, veți găsi și gândaci, și invers. Există o anumită similaritate între aceste două specii. Chiar și exploratorii care au ajuns la polul Nord sau la polul Sud, au descoperit că au adus cu ei și gândaci, altminteri perfect sănătoși și capabili de reproducere. Dacă veți privi în jur, veți constata că oamenii trăiesc în cele mai variate condiții, climate, situații geografice, politice, economice, sociale, religioase, dar supraviețuiesc. Lucrurile s-au schimbat de nenumărate ori de-a lungul secolelor, dar omul a supraviețuit adaptându-se. Nu aveți de ce să vă temeți. Chiar dacă lumea s-ar sfârși, și ce dacă? Viața voastră s-ar sfârși și ea. Credeți cumva că veți rămâne singuri pe o insulă? Nici chiar atunci nu trebuie să fiți îngrijorați. Cel puțin veți avea cu voi câțiva gândaci. Și ce dacă se va sfârși lumea? Atâta lume își pune problema. Dar chiar dacă se sfârșește, care este nenorocirea? Dacă se sfârșește, se sfârșește. Problemele vor dispărea cu totul. Căci nu vor mai avea o lume în care să se manifeste, noi vom dispărea odată cu lumea și nu vom mai avea motive de teamă. În realitate, ar fi cea mai mare eliberare posibilă de teamă. Sfârșitul lumii înseamnă sfârșitul tuturor problemelor, al tuturor angoaselor, al tuturor nodurilor în stomac. Nu înțeleg de ce vă faceți probleme. Constat însă că toată lumea se teme. Problema este aceeași teama face parte integrantă din minte. Mintea este lașă și nu poate fi altfel, căci ea nu are substanță, este complet goală și se teme de orice. Dar mai presus de orice se teme de faptul că va veni ziua când voi veți deveni conștienți. Acesta va fi cu adevărat sfârșitul lumii. Aceasta este temera fundamentală a minții. Nu sfârșitul lumii, ci faptul că ați putea deveni conștienți, iar odată cu starea de conștiință, ea ar fi nevoită să dispară. Din cauza acestei frici, mintea îi ține pe oameni departe de meditație, făcându-i chiar dușmanii celor ca mine care încearcă să răspândească meditația, luciditatea și starea de martor. Acești oameni se opun celor ca mine, nu chiar fără motiv. Teama lor este întemeiată. Chiar dacă nu-și dau seama de ceea ce se petrece, mintea lor se teme pe bună dreptate să se apropie de cineva care vorbește de conștiință, că știe că acesta va fi sfârșitul ei. Luciditatea înseamnă moartea minții. Voi nu trebuie să vă temeți, însă. Pentru voi, moartea minții înseamnă o nouă renaștere, o naștere la adevărata viață, cea spirituală. Ar trebui să vă bucurați de moartea minții voastre, căci nimic nu poate conduce la o mai mare libertate. Nimic altceva nu vă va dărui arit ca să zburați până la cer. Nimic altceva nu vă va dărui cerul însuși. Mintea este o închisoare. Luciditatea conștiinței înseamnă ieșirea din închisoare sau mai bine zis înțelegerea că nu te-ai aflat niciodată în acea închisoare. Doar credeai că te afli în închisoare, și astfel toate temerile dispar. Și eu trăiesc în aceeași lume ca și voi, dar nu am cunoscut nici măcar un singur moment de teamă în viața mea, căci am simțit dintotdeauna că nimic nu-mi poate fi luat. Chiar dacă aș fi ucis, m-aș uita plin de curiozitate la acest fenomen al morții, iar cel care va fi ucis va fi trupul meu, nu conștiința mea. Cea mai mare descoperire a vieții, cea mai prețioasă comoară este conștiința. Fără ea veți rătăci prin întuneric, plin de temeri. Iar acestea vor da naștere altor temeri. Procesul nu are sfârșit. Veți trăi în teamă, veți muri plin de teamă și nu veți savura niciodată gustul libertății. Libertatea este potențialul fiecărui om, oricând o puteți cuceri, dar voi nu ați solicitat-o niciodată. Responsabilitatea va aparține. Capitolul 6. Puterea. Oșo! Întreaga viață am fost fascinat de putere și de recunoașterea pe care ți o dăia. Acum mi se pare ceva mărun și insignifiant. Cred totuși că există un tip mai autentic de putere care nu depinde de cei din jur și de reacțiile lor, ci mai degrabă de mine însumi. Îmi poți vorbi despre atracția mea față de acest subiect. Întrebarea ta merită să fie examinată cu toată atenția, căci la prima vedere ți-aș putea răspunde simultan prin da sau nu. Sunt înclinat însă mai degrabă să-ți răspund prin nu și îți voi explica de ce. În acest fel se joacă mintea cu voi. Ea spune: Întreaga viață am fost fascinat de putere și de recunoașterea pe care ți-o ea. Aceasta este o afirmație sinceră. Mulți oameni orientați către putere nu sunt nici măcar conștienți de acest proces. Dorința lor de a dobândi putere rămâne inconștientă. Alții sunt ceva mai conștienți, dar nu se pot abține. Această dorință de putere este boala cea mai cumplită de care a suferit vreodată omul. Toate sistemele voastre educative, toate religiile, toate culturile și societățile susțin la unison această boală. Toți părinții doresc ca urmașii lor să devină cei mai mari oameni din lume. Ascultați felul în care vorbesc mamele de copiii lor, ca și cum i-ar fi dat naștere lui Alexandru cel Mare, lui Ivan cel Groaznic, lui Iosif Stalin sau lui Ronald Reagan. 5 miliarde de oameni alergă disperați către putere. Această imensă dorință de putere se naște din uriașul gol care există în voi. Omul care nu își dorește puterea se simte împlinit, mulțumit, oriunde s-ar afla. Ființa lui este un imens imp de recunoștință adresat existenței. Ea nu mai simte nevoia să primească ceva în plus. Oricare ar fi calitățile voastre, nu voi l-ați cerut. Ele sunt un dar gratuit al existenței. Există două căi pe care puteți evolua în viață. Calea către putere și calea către dizolvare îmi în, în continuare, acum mi se pare ceva mărunt și insignifiant. Nu numai mărunt și insignifiant, ci și urât și bolnav. Însă și ideea de a avea putere asupra altor oameni înseamnă să le răpești demnitatea, să le distrugi individualitatea, să îi forțezi să fie sclavi. Numai o minte urâtă poate dori așa ceva. Continui apoi întrebarea ta. Cred totuși că există un tip mai autentic de putere care nu depinde de cei din jur și de reacțiile lor, ci mai degrabă de mine însumi. Există un anumit adevăr în ceea ce spui, dar acesta nu vine din experiența ta. Există într-adevăr o putere care nu are nimic în comun cu dominarea altor oameni, ci cu puterea florii care își deschide petalele. Ai văzut vreodată acea putere atât de glorioasă? Ai simțit puterea unui cer înstelat? Aceasta nu domină pe nimeni. Ai simțit vreodată puterea unei frunze care dansează în vânt? Ai văzut imensa ei frumusețe, măreția ei fără seamăn, bucuria ei? Ea nu are nimic de a face cu cei din jur. Nu contează nici măcar dacă cineva o privește. Aceasta este adevărata independență. Ea este legată de sursa existenței tale, din care viața renaște în fiecare moment. Această putere nu ar trebui numită însă astfel căci termenul poate crea confuzii. Însuși, conceptul de putere înseamnă deasupra al cuiva. Nici chiar oamenii cu o mare putere de înțelegere nu și-au dat seama de acest lucru. În India există o religie, jainismul. Cuvântul jaina înseamnă cuceritor. Probabil înțelesul original era cel la care te referi tu, puterea care apare atunci când floarea își deschide petalele și își echilibrează parfumul. Am studiat cu atenție tradiția jainismului. Când jainiștii afirmă că cineva este un cuceritor, ei vor să spună că el s-a cucerit pe sine. Cineva tot a fost cucerit. Ei i-au schimbat numele lui Mahavira. Numele adevărat al acestuia era Vadamana. Mahavira înseamnă marele cuceritor, marele un victorios. Din punct de vedere psihologic, însă și ideea că Mahavira s-a cucerit pe sine Înseamnă că el poate sta gol în frig și în ploaie, că poate ține post în negru cu lunile fără să mănânce nimic și așa mai departe. În cei 12 ani de disciplină spirituală, dacă a mâncat un total un singur an, în ceilalți 11 i-a fost foame. Evident, nu în continuu. Mânca o zi, apoi postea o lună. Mânca timp de câteva zile, apoi postea două luni. În acest fel, dacă ar fi să adunăm numărul total de zile în care a mâncat, în 12 ani, dacă a mâncat timp de un an de zile. În rest, a postit torturându-și trupul. Este nevoie de o înțelegere foarte profundă pentru a-ți da seama că nu există nicio diferență între a-i tortura pe alții și a-te tortura pe tine. Poate cu excepția faptului că celălalt se poate apăra. Dacă te torturezi singur, nu există nimeni care să te apere. Poți face orice dorești cu trupul tău. Este o formă de masochism. După părerea mea, nu aceasta este calea corectă de a-ți găsi sursa existenței. De aceea, eu prefer să nu vorbesc despre putere, căci cuvântul a fost contaminat. Aș prefera să-i spun pace, iubire, compasiune. Puteți alege voi cuvântul. Din păcate, puterea s-a aflat tot timpul în mâinile unor oameni violenți. Nu contează dacă au fost violenți cu alții sau cu ei înșiși. După părerea mea, oamenii violenți cu alții sunt mai naturali decât ceilalți: care sunt violenți cu sine și care sunt absolut bolnavi psihic. Aceștia au devenit însă Sfinții Voștri. Marea lor contribuție la bunul mers al acestei lumi a fost o disciplină prin care îți poți tortura propriul trup. Există Sfinți care au dormit pe paturi din spini mai există și astăzi asemenea oameni. Îi poți găsi de pildă în Varanasi. Spectacolul este fascinant, dar mie mi se pare degradant și condamnabil. După părerea mea, acești oameni sunt niște criminali. Ei comit o crimă împotriva unui trup care nici măcar nu se poate apăra într-un tribunal. De aceea trebuie să înțelegi foarte bine și acest aspect căci altfel fascinația ta inițială față de putere nu va dispărea, ci doar va lua o altă formă. Vei începe să faci eforturi pentru a dobândi puterea asupra ta. De altfel, chiar acesta mi se pare a fi cazul. Tu spui, o putere care să nu depindă de cei din jur și de reacțiile lor, ci mai degrabă de mine însumi. Referința la ceilalți oameni și la reacțiile lor arată că aceasta este maniera în care gândești mai întâi era interesat de recunoașterea celor din jur îți doreai să fii un cuceritor al lumii, un om puternic, un laureat al premiului Nobel sau alte asemenea prostii. Nu toată lumea poate fi însă un Alexandru cel mare, nu toți pot câștiga premiul Nobel, nu orice om poate fi mai mare decât semenii săi. În noile condiții situația impune o schimbare, de vreme ce nu este posibil să fii mai presus decât alții. Sau poate concurența este prea mare și te poate strivi, există oameni mult mai puternici decât tine cu care este periculos să lupți. Singura alternativă este să te retragi în sine și să încerci să descoperi o putere care nu are legătură cu alții, independentă de reacțiile lor. Acest gen de conexiune mă face să cred că te-ai angajat într-un alt fel de demers. Mai întâi ai încercat să-i domini pe alții, iar acum încerci să te domini pe tine. Oamenii numesc acest lucru autodisciplină. Asta mi-amintește de o fabulă faimoasă a lui Esop. A venit sezonul strugurilor, iar o vulpe a încercat să ajungă la fructele apetisante, dar acestea s-au dovedit prea sus pentru ea. Vulpea a încercat de mai multe ori să ajungă la struguri, fără niciun succes însă. A privit apoi în jur ca să vadă dacă se uita cineva. Se pare că un iepuraș văzuse întreaga scenă. Fără să-și piardă demnitatea, vulpea s-a îndepărtat de struguri cu fruntea sus. Ce s-a întâmplat?" a întrebată iepurașul. Nimic," e răspuns vulpea senină. Strugurii nu erau copți. Dacă dorința ta de putere se schimbă, ai grijă ca lucrurile să nu se petreacă precum în fabula lui Esop. Încerca mai întâi să înțelegi de unde a apărut această dorință. Ea s-a născut din golul tău interior, din inferioritatea ta. Singura cale justă de a fi liberat de această urâtă dorință de putere constă în a pătrunde în acest gol interior pentru a vedea exact despre ce este vorba. Toate încercările anterioare de a dobândi puterea nu au fost decât tentative de a scăpa de acest gol. De aceea, orientează-ți energia nu către tortura de sine, nu către diferite discipline masochiste, ci către înțelegerea acestei stări de vid interior. Ce este ea? Vei constata atunci că din ea înfloresc randafirii. Aici se află sursa vieții eterne. În acest vid, complexele de inferioritate dispar și nu mai trebuie să te raportezi la alți oameni. Te-ai găsit pe tine. Oamenii fascinați de putere nu fac decât să se îndepărteze de ei înșiși. Cu cât mințile lor rătăcesc mai departe, cu atât mai mare devine vidul interior. Din păcate, cuvinte precum vid, nimic, au fost condamnate de oameni, iar tu ai acceptat această idee în loc să explorezi frumusețea vidului. Totul este tăcere aici. Este ca o muzică fără sunet. Nicio altă bucurie nu poate fi comparată cu aceasta. Este beatitudine pură. Din cauza acestei experiențe, Gautama Buddha a numit întâlnirea supremă cu sine Nirvana. Nirvana înseamnă nimic. Când vei ajunge să îți accepti vidul interior, toate tensiunile, grijile, conflictele vor dispărea. Vei găsi atunci sursa vieții care nu cunoaște moartea. Reține însă, nu-i mai spune putere, spune iubire, tăcere, beatitudine, Căci termenul de putere a fost atât de puternic contaminat de trecut, încât până și cuvântul trebuie purificat. Este foarte ușor să faci conotații greșite pornind de la el. Lumea în care trăim este dominată de oameni inferior în esența lor, dar care încearcă să-și ascundă inferioritatea printr-o mască a puterii. Orice tip de putere. Ei au creat diferite căi. Evident, nu toată lumea poate fi președintele țării de aceea au împărțit țara în mai multe state. În acest fel, tot mai mulți oameni pot fi guvernatori, miniștri. Au împărțit apoi ministerele în tot felul de agenții, astfel încât pe lângă funcția de ministru plin să mai apară câteva de ministru adjunct. Toată această ierarhie este alcătuită din oameni care suferă de complexe de inferioritate. De la ultimul funcționar și până la președinte, tot suferă de aceeași boală. Oamenii obișnuiți sunt lipsiți de putere. Ei nu pot face altceva decât să se uite la cei puternici fascinați de aceștia. Dacă m-aș putea bucura și eu de aceeași recunoaștere, de aceleași onoruri, aș fi cineva. Mi-aș lăsa și eu amprentele pașilor în nisipul timpului. Ei devin obsedați de putere. Există însă și alții. Buda s-a născut în mijlocul puterii, dar a renunțat la ea, înțelegând lipsa ei de substanță. Chiar dacă ai avea miliarde de dolari, aceștia nu te vor schimba cu nimic în interiorul tău. Singura care îți poate aduce pacea este transformarea interioară. Din această pace se vor naște apoi iubirea, dansul, cântecul, creativitatea. De aceea evită cuvântul putere. Acum nu te mai poți gândi decât la ea. Gândirea nu te ajută însă, ea devine folositoare numai dacă dorești să intri în această competiție a puterii, a banilor, a prestigiului, a respectabilității. În ceea ce privește însă pacea interioară, mintea este absolut inutilă. De aici și efortul nostru de a scăpa de minte prin meditație, de a ieși în afara minții, în lumea tăcerii. Odată ce vei gusta din pacea interioară, întreaga lăcomie, dorința de bani, de putere se vor evapora pur și simplu. Nimic nu se poate compara cu această stare. L-ai găsit pe Dumnezeu în tine, ce altceva ți mai putea dori? Societatea îi învață pe oameni că dorința de putere este o mare valoare. Fiecărui copil îi se spune că trebuie să-și dorească puterea. Această dorință de putere se opune însă spontaneității. Omul nu se mai poate simți relaxat. Ați văzut vreodată o floare încrâncenată știind că trebuie să înflorească cu orice preț ați văzut vreun copac urmărind cu ardoare să crească plantele par să nu acționeze deloc la oțe spunea priviți copacii râurile stelele și veți înțelege ce înseamnă să acționezi fără a acționa Evident, râul curge către ocean, dar nu poți numi acest lucru acțiune, căci nu există o voință care să-l forțeze să avanseze către ocean. Este o curgere lină, fără grabă, fără dorința de a ajunge la destinație, fără competiția cu alte râuri care ar putea ajunge înaintea lui. Este o simplă curgere, un dans continuu printre munți, prin văi și prin câmpii. Fiecare moment este atât de prețios în sine. Cui mai pasă de ziua de mâine? Dorința de a obține putere a fost folosită pentru a crea în voi o personalitate falsă. Ea este doar un alt nume pentru acea entitate oribilă numită ego. Unul dintre cei mai mari psihologi ai acestei epoci, Alfred Adler, și-a bazat întreaga analiză psihologică pe acest simplu fapt: că toate problemele omului apar din această dorință de putere. El dorește să devină cineva special, mai presus decât alții, mai sfânt decât ei. Nu contează dacă se află la piață sau într-o mănăstire. Important este să ajungă în vârf. Cu cât luptați și cu cât reușiți mai mult, cu atât mai tare vă îndepărtați de ființa voastră, și cu atât mai tensionați și mai plin de griji veți deveni. Viața devine o agonie continuă, o teamă de eșec. Chiar dacă ai reușit, există teama perpetuă că altcineva te va da jos de pe soclu. Cine trăiește numai pentru a realiza ceva, nu va cunoaște niciodată pacea. Pe de o parte, voi ați creat această ficțiune, această acțiune încrâncenată. Meditația este exact opusul ei. Ea nu are nevoie decât de relaxare, de renunțare la mintea care realizează, care se gândește numai la viitor, de trăirea momentului prezent. A bucuriei pe care ți a dă acesta, lăsând momentele viitoare să-și poarte singure de grijă. Dacă te poți bucura de momentul prezent, te vei putea bucura și de următorul, căci vei deveni un expert în bucurie, în dans, în cântec. Mai mult, vei căpăta o încredere din ce în ce mai mare în tine, știind că nu trebuie să lupți pentru a deveni cineva anume. Oricine ai fi, ești perfect capabil să te bucuri de fericire fără a fi bogat, faimos, fără a avea putere. Poți foarte bine să fii un nimeni și să dispui de toate comorile lumii, căci acestea nu se află în afara ta. Voi sunteți inconștienți de bogățiile voastre interioare. Oșo, te rog, vorbește-ne despre folosirea greșită a puterii. Există o afirmație celebră a unui filozof englez, Puterea corupe. Puterea absolută corupe la modul absolut. Personal nu sunt de acord cu el. Analiza mea pornește de la cu totul alte premize. Toată lumea este violentă, lacomă, invidioasă, mânioasă, pasională, dar nimeni nu are putere. De aceea, tot ce pot face asemenea oameni este să treacă drept sfinți. Ca să fii violent, ai nevoie de putere. Ca să-ți împlinești lăcomia, ai nevoie de putere. Pentru a-ți satisface pasiunile, ai nevoie de putere. De aceea când puterea cade în mâinile cuiva, toate aceste voci tăcute încep să țipe creând un mare vacarm interior. Puterea devine un fel de hrană interioară, o oportunitate, nu este corect să afirmi că puterea corupe. Mai degrabă tu te lași corupt. Puterea nu face decât să permită corupției tale interioare să iasă la lumină. Ai vrut întotdeauna să omori pe cineva, dar nu ai avut puterea să o faci. Dacă dobândești puterea, primul lucru pe care îl faci este să o ucizi. Nu puterea corupe. Corupția există deja în voi. Puterea vă dă doar ocazia să faceți ceea ce ați dorit dintotdeauna să faceți. În mâinile unui om ca Gautama Buddha, puterea nu va corupe niciodată. Din potrivă, ea va ajuta umanitatea să-și ridice nivelul de conștiință. În mâinile unui Genghis Khan, puterea distruge popoare, violează femei, arde oameni de vii. Satelor li se dă foc, iar oamenilor nu li se permite să iasă afară din casele incendiate. Nu este însă vina puterii. Probabil că acel om Genghis Khan avea deja în el toate aceste dorințe. Este aproape la fel ca atunci când vine ploaia. Pământul devine fertil, iar plantele încep să crească rapid. Dar plantele au flori diferite. Puterea nu face altceva decât să stropească semințele care există deja în voi, potențialul vostru ascuns. Oamenii trăiesc atât de inconștient încât atunci când obțin pe neașteptate puterea, ei simt nevoia să-și îndeplinească toate dorințele ascunse, toate dorințele instinctuale. Nu le mai pasă dacă ucid oameni, etc. Îmi cer să-ți vorbesc despre folosirea greșită a puterii. Puterea este folosită în mod greșit din cauza dorințelor voastre lăuntrice, care sunt urâte, o moștenire rămasă de la animale. Într-o lume mai bună, omul care ar obține putere ar face cu totul altceva. Noi ne pierdem o treime din viață educându-ne copiii. În acea treime din viață, ar trebui să folosim o parte din acest timp pentru a le purifica subconștientul, Astfel încât, atunci când își încheie studiile și primesc o slujbă de putere, unii ajung polițiști, alții guvernatori, unii chiar prim miniștri să nu-și poată folosi în mod greșit puterea din cauza unui subconștient otrăvit. Dacă omul este pur, cum ar putea folosi el în mod greșit puterea? În sine, puterea este neutră. În mâinile unui om bun, ea devine o binecuvântare. În mâinile unui om inconștient, ea devine un blestem. De mii de ani, puterea este condamnată fără să ne gândim că ea nu are nicio vină. Cei care ar trebui purificați de instinctele lor urâte sunt oamenii, căci aproape orice om ajunge să te țină o formă sau alta de putere. Nu înseamnă neapărat că trebuie să fie o putere foarte mare. Poți să fii un simplu vânzător de bilete CFR. Chiar și această funcție îți dă o anumită putere. Stai la ghișeu, iar cel de dincolo de el nici măcar nu se uită la tine continuă să își completeze dosarul, iar tu îți dai seama că nu este deloc interesat de ceea ce face. Nu dorește decât să te pună la punct. Chiar și curierul care îți cară bagajele se poartă de parcă el ar fi președintele țării. De aceea nu se pune problema funcției pe care o deții. Orice funcție înseamnă un anumit tip de putere. Se spune că Orangze, bunul din împărații Mahomedania Indiei, era atât de nerăbdător încât nu a mai avut răbdare ca tatăl său să moară în mod natural pentru a-i putea urma la tron. El l-a întemnițat și a devenit împărat. Tatăl său nu știa ce să facă în închisoare, căci fusese obișnuit toată viața să muncească. De aceea el i-a scris fiului său cerându-i, cel puțin trimitem 30 de băieți ca să-i învăț coranul. Comentarul pe care l-a făcut Oranzeb către curtenii săi este cât se poate de semnificativ. Bătrânul nu dorește să-și piardă puterea. Acum nu mai este împărat. Dacă ar deveni profesor peste 30 de copii neexperimentați, ar obține din nou o formă de putere. Psihologia afirmă că oamenii care se tem de competiția pentru putere aleg o cale mai simplă. Devin profesori. Copiii sunt mici, îi poți pedepsi cu ușurință, îi poți chiar bate, Deși acest lucru este ilegal, dar se întâmplă pretutindeni în lume. Citeam chiar ieri un raport că asemenea cazuri sunt cunoscute, dar guvernul preferă să le ascundă. Singurele cazuri care ajung la opinia publică sunt cele grave, în care copiii rămân surzi în urma loviturilor primite. Am citit despre un băiat pe care tatăl său l-a pus în lanțuri. El a rămas astfel aproape 10 ani legat de unul din picioarele patului devenise aproape la fel ca un animal. Nu se putea ridica în două picioare. Nu se putea deplasa decât în patru labe. Și întrucât fusese forțat să trăiască în întuneric și a pierdut definitiv vederea. Chiar și părinții se folosesc de putere. Profesorii se folosesc de ea, la fel ca și soții între ei. Nu contează în ce situație te afli. Dacă oamenii vor ajunge să înțeleagă vreodată care sunt rădăcinile psihologice profunde acționând pentru transformarea de sine, astfel încât să nu mai rămână semințe ascunse în subconștientul lor, oricât de mult ar ploua cu putere, florile corupției nu vor mai crește nicăieri. În caz contrar, puterea va fi întotdeauna folosită greșit. Este imposibil să iei puterea din mâinile oamenilor. Cineva trebuie să fie părinte, profesor, funcționar și așa mai departe. Singura modalitate de a scăpa de această problemă constă în purificarea subconștientului oamenilor cu ajutorul meditației, în umplerea ființei lor interioare cu lumină. Numai meditația vă poate dărui o inimă curată, incoruptibilă. Puterea în mâinile unor asemenea oameni nu va mai putea fi folosită greșit. Ea va deveni atunci o binecuvântare, o putere creatoare. Oamenii o vor folosi atunci pentru a face viața tuturor mai plăcută, mai confortabilă, pentru a face existența un pic mai frumoasă. Acea zi minunată nu a venit încă. Și orice efort pentru ca ea să poate veni vreodată, vi va ridica în cap pe toți cei dependenți de putere. Personal am fost foarte des întrebat, ce are întreaga lume împotriva ta? Cei care mi se opun sunt oameni dependenți de putere, iar eu încerc să le aduc oamenilor seninătatea, iubirea, pacea, liniștea și fericirea. Oșo, de ce acționează femeile astfel încât să fie atrăgătoare, deși resping avansurile amoroase ale bărbaților? Este o strategie politică. Femeilor le place să fie atrăgătoare, căci acest lucru le dă un sentiment de putere. Cu cât sunt mai atrăgătoare, cu atât mai puternice se simt asupra bărbaților. Și cine nu dorește să se simtă puternic? Întreaga viață, oamenii se luptă pentru putere. De ce faceți atâtea eforturi să obțineți bani? Pentru a avea mai multă putere. De ce vă doriți să ajungeți prim-ministru sau președinte pentru putere? De ce aspirați către respectabilitate și prestigiu? Pentru putere. De ce doriți să deveniți sfinți? Pentru putere. Oamenii caută puterea în cele mai variate moduri. Până recent nu ați lăsat femeile să fie puternice, folosindu-le doar pentru trupul lor. Așa se explică interesul lor deosebit pentru forma exterioară. Nu ați remarcat că femeia modernă nu mai este la fel de interesată de felul în care arată? De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Pentru că ea are un acces mai mare la alte forme de putere. Femeia modernă nu mai este la fel de neputincioasă ca înainte. Ea se luptă de la egal la egal cu bărbații pentru titluri universitare, pentru slujbe, în politică. De aceea nu mai trebuie să fie preocupată de felul în care arată. Bărbații nu au fost niciodată foarte preocupați de înfățișarea lor exterioară. De ce? Ei au lăsat această sursă de putere exclusiv femeilor, întrucât era singura la care acestea aveau acces. Bărbații aveau atâtea alte posibilități încât efortul de a deveni atrăgător ar fi părut ceva efeminat, lipsit de virilitate. Lucrurile nu s-au petrecut întotdeauna în acest fel. A existat în trecut o epocă în care femeile erau la fel de libere ca și bărbații. Bărbații erau la fel de interesați ca și ele să se simtă atrăgători. Priviți ilustrațiile în care este prezentat Krishna. Cât de bogate sunt hainele sale, podoabele pe care le poartă, coroana din pene de păun, cerceii, el însuși arată atât de frumos. În acele zile, bărbații și femeile erau în egală măsură liberi să facă ce doreau. Din păcate, a urmat o perioadă îndelungată în care femeile au fost reprimate din cauza preoților și a așa sfinți. Sfinții voștri s-au temut întotdeauna de femei pentru că acestea par a fi atât de puternice. O femeie poate distruge aura de sfințenie greu cucerită de bărbat în numai câteva minute. Se spune că o mamă încearcă timp de 25 de ani să facă din fiul ei un înțelept, iar apoi apare o femeie care în numai două minute îl transformă într-un netot. Așa se explică de ce își suportă atât de greu mamele nurorile. Ele au avut nevoie de 25 de ani pentru a-și educa fiii, pentru ca aceștia să capete o inteligență matură și în numai două minute munca lor s-a risipit un fum. Cum ar putea să le ierte? Niciodată! Femeile au fost condamnate din cauza sfinților voștri care s-au temut de ele. Din cauza represiunii la care au fost supuse, ele nu au mai avut acces la alte forme de putere, așa că au făcut ce au știut mai bine cu unica sursă care le-a mai rămas, trupul lor. Mă întrebi de ce acționează femeile astfel încât să devină atrăgătoare? Pentru că aceasta este unica lor sursă de putere. Și cine nu dorește să se simtă puternic? Până când vor înțelege că puterea reprezintă cauza suferinței lor, că este distructivă și violentă, oamenii își vor dori întotdeauna să devină puternici. Continui apoi, deși resping avansurile amoroase ale bărbaților, din același motiv, femeia nu poate rămâne puternică decât dacă se afișează. În fața ta, la fel ca un papagal, aparent disponibilă, dar în realitate inaccesibilă, atât de aproape și totuși atât de departe? Numai în acest fel își poate păstra ea puterea. Dacă îți cade imediat în poală, puterea ei dispare pe loc. Dacă ai reușit să o exploatezi din punct de vedere sexual, dacă te-ai folosit de trupul ei, femeia este terminată, nu mai are nicio putere asupra ta. De aceea te atrage, dar te ține la distanță. Te provoacă, te seduce, dar când te apropii de ea, întotdeauna spune nu. Totul ține de logică. Dacă ți-ar spune da, ai reduce-o imediat la un simplu mecanism. Te-ai folosit de ea. Și nimeni nu dorește să se simtă folosit. Este cealaltă fațetă a aceleiași politici a puterii. Puterea înseamnă capacitatea de a te folosi de celălalt. Când altcineva se folosește de tine, puterea ta a dispărut și ești redus la neputință. De aceea, nicio femeie nu dorește să fie folosită. Și asta este ceea ce ați făcut voi de mii de ani. Iubirea a devenit pentru voi ceva urât. Ea ar trebui să fie valoarea supremă, dar nu este, căci bărbatul s-a folosit de femeie, iar femeia a ajuns să o deteste, să o respingă în mod natural. Nimeni nu dorește să fie o simplă marfă. De aceea există atâția bărbați care dau din coadă în fața soțiilor lor, care pretind că sunt detașate și că nu le interesează acest aspect trivial. Nu mai prostii! Soțiile pretind că nu sunt interesate de sex, că acesta este ceva murdar. În realitate, ele sunt la fel de interesate ca și bărbații, dar nu își pot manifesta interesul, căci dacă cedează, bărbații le reduc imediat la un statut inacceptabil, iar ele își pierd complet puterea. De aceea, ele și-au dezvoltat o armă nouă, mult mai subtilă. Fac toate eforturile pentru a părea atrăgătoare, după care le neagă bărbaților dreptul de a le atinge. Este un joc al puterii. Mai întâi te atrag ca și cum te trage pe sfori, după care te resping lăsându-te lipsit de putere, iar tu continui să dai din coadă ca un cățeluș, iar femeia triumfă. Situația este absurdă. Este ceva urât, căci reduce iubirea la un joc de putere. Avem nevoie de o nouă umanitate, de o lume diferită în care iubirea să nu mai fie doar o chestiune de putere. Lăsați măcar iubirea în afara jocurilor puterii. Vă este suficientă politica, banii. Lăsați iubirea în afara acestor jocuri murdare. Iubirea este ceva neprețuit. Nu o transformați într-o marfă. Din păcate, exact acest lucru l-ați făcut. Recrutul angajat în legiunea străină a ajuns la postul său din deșert. El și-a întrebat caporalul ce fac soldații pentru a se recrea. Caporalul a zâmbit cu înțelepciune și a răspuns, Vei vedea." Tânărul a rămas uimit în fața acestui răspuns evaziv. Bine, dar sunt mai mult de 100 de bărbați în această bază și nicio femeie." Vei vedea," i-a răspuns la fel de zâmbitor caporalul. Spre seară, în incinta bazei, au fost aduse 300 de cămile. Ca la un semnal, bărbații parcă au luat o razna. Ei au dat iama printre cămile și au început să facă sex cu ele. Recrutul nostru l-a văzut pe caporal trecând grăbit pe lângă el și l-a tras de mânecă. Acum știu ce dorai să spui, dar tot nu înțeleg. Sunt 300 de cămile și numai 100 de bărbați. Atunci de ce atâta grabă? Ce? I-a răspuns caporalul. Vrei să rămânem cu cele urâte? Nimeni nu vrea să rămână cu o urâtă, chiar dacă este vorba de o cămilă, cu atât mai mult când vine vorba de o femeie. De aceea, femeile încearcă prin toate mijloacele să fie frumoase, sau cel puțin să arate frumoase. Cum te lași însă atras de farmecele lor, ele se îndepărtează de tine, căci totul este un simplu joc. Dacă încerci să te îndepărtezi, ea se apropie din nou de tine, nu mai poți scăpa de ea. Dacă te duci tu după ea, încearcă să scape de tine. În aceasta constă tot jocul. Aceasta nu este iubire. Este ceva inuman. Dar se întâmplă de veacuri. Feriți-vă de asemenea jocuri. Orice ființă umană este înzestrată cu demnitate și nimeni nu dorește să fie o simplă marfă, un obiect. Respectați-i pe bărbați, respectați și femeile, căci toți sunt divini. Uitați de ideea că bărbatul este cel care face dragoste cu femeia. Acest lucru este o prostie. Este ca și cum bărbatul ar supune, iar femeia s-ar lăsa supusă. Chiar și în limbajul obișnuit, bărbatul este considerat partea activă, iar femeia partea receptivă sau pasivă. Acest lucru nu este adevărat. Ambii parteneri participă la jocul amoros, dar nu neapărat în același fel. Receptivitatea este maniera femeii de a participa la joc, dar ea participă la fel de mult ca și bărbatul. Să nu credeți că numai voi le faceți ceva femeilor. Au și ele rolul lor activ. Fiecare parte joacă un rol extrem de important în actul amoros. Fiecare se oferă partenerului. Actul amoros este o împărtășire reciprocă a energiilor. Ambele părți au ceva de oferit în Templul Iubirii. În interiorul acestui templu, zeul iubirii este cel care îi posedă pe parteneri și fiecare din aceștia îi aduce ofranda sa zeului. Este un moment cu adevărat sacru. Dormitorul poate deveni un loc sacru. Dacă oamenii ar privi astfel lucrurile, comportamentul lor s-ar schimba radical. Este bine să fii frumos. Este însă urât să pari frumos când nu ești. Este bine să fii atrăgător, dar este urât să devii atrăgător pentru un interes de putere. Acest comportament este viclenie curată. De altfel, oamenii sunt frumoși în mod natural. Nu aveți nevoie de farduri. Orice machiaj este ceva urât. El urâțește, nu înfrumusețează. Adevărata frumusețe constă în simplitate, în inocență, în naturalețe, în spontaneitate, iar cine este frumos nu ar trebui să se folosească de frumusețea sa pentru a face politică, căci în acest fel nu face decât să își profaneze frumusețea. Frumusețea este un dar de la Dumnezeu. Împărtășiți-o, dar nu o folosiți pentru a-i domina pe alții, pentru a-i poseda. În acest fel, iubirea voastră va deveni un act de rugăciune, iar frumusețea o ofrandă adusă lui Dumnezeu. Capitolul 7. Politica Noi am fost programați să fim ambițioși. De altfel, aceasta este esența oricărei politici. Din păcate, această programare a transcens chiar și granițele politice, poluând însăși viața de zi cu zi. Chiar și copiii mici au învățat să le zâmbească fals părinților numai pentru a obține ceva de la ei. Ei știu că dacă o fac frumos, vor primi o anumită răsplată. Aceasta este prima regulă a politicianului. Copilul este încă în leagăn, dar a învățat deja esența politicii. Politica înseamnă mult mai mult decât atât. Ori de câte ori cineva încearcă să cucerească mai multă putere, el face politică. Nu contează dacă este o politică de stat, guvernamentală sau oficială, ori pur și simplu familială sau de altă natură. În viziunea mea, cuvântul politică este mult mai cuprinzător decât definiția sa oficială. De-a lungul întregii sale istorii, bărbatul a aplicat o strategie politică femeii, încercând să o convingă că îi este inferioară. Din păcate, din anumite considerente naturale, femeia nu s-a putut apăra, fiind nevoite să accepte această idee urâtă, care este de altfel absolut absurdă. În realitate, femeia nu este nici inferioară, nici superioară bărbatului. Cele două sexe sunt absolut diferite, nu pot fi comparate între ele. Orice comparație între bărbați și femeie este stupidă și nu poate conduce decât la confuzie. De ce a fost proclamată femeia inferioară bărbatului de-a lungul istoriei? Pentru că aceasta era singura manieră de a face din ea o sclavă, de a o înlănțui. Era mult mai simplu așa. Dacă ar fi fost egală cu bărbatul, lucrurile s-ar fi complicat. De aceea, femeia trebuia condiționată să creadă că este inferioară. Motivele sunt cunoscute: musculatura ei este mai slabă, înălțimea ei mai redusă, femeile nu au creat nicio filozofie, nu au dat naștere niciunei religii, nu au existat artiști semnificativi în rândul femeilor. Rezultă că inteligența femeii este inferioară, că ea nu este un intelectual, nu este preocupată de problemele superioare ale vieții, că preocupările ei sunt limitate. Pe scurt, nu poate fi decât o casnică. Dacă veți judeca în acest fel, veți convinge cu ușurință o femeie că este inferioară. Acest mod de a judeca lucrurile este însă foarte perfid. Există și alte lucruri care pot fi comparate. Femeia poate da naștere unui copil, bărbatul nu. Din acest punct de vedere, bărbatului este net inferior. Natura nu i-a acordat o responsabilitate atât de mare știind că este inferior. În natură, orice responsabilitate este direcționată către principiul superior. Natura nu a înzestrat bărbatul cu un pântec matern. De altfel, funcția lui în crearea copilului se reduce la o simplă injecție, aproape o formalitate. Mama trebuie să poarte copilul timp de 9 luni în pântecul său cu toate inconvenientele necesare. Nu este deloc o sarcină ușoară. Urmează apoi nașterea. Este aproape ca și cum mai trece prin chinurile morții. În continuare, femeia își crește copilul, proces care durează ani de zile. Iar în trecut era silită să nască aproape în permanență copii. Cât timp îi mai rămânea ca să poată face muzică, poezie, pictură? Ori era în permanență gravidă, ori trebuia să își crească copiii. Tot ea avea grijă de casă, astfel încât bărbatul să poată contempla lucrurile superioare ale vieții. Schimbați pentru o singură zi rolurile. Lăsați-o să contemple, să scrie poezie sau să compună muzică și aveți voi grijă de copii, de bucătărie, de casă. Veți vedea atunci cine este într-adevăr superior. 24 de ore vă vor convinge că îngrijirea atâtor copii este un adevărat balamuc. O singură zi în care să trebuiască să gătiți pentru întreaga familie și pentru eventualii oaspeți vă va convinge ce înseamnă iadul pe pământ. Veți uita atunci orice idee despre falsa superioritatea a bărbatului Căci în 24 de ore nu veți avea timp să vă gândiți nici măcar o secundă la aspectele superioare ale vieții, la filozofie sau teologie. Există și o altă abordare a problemei. Femeia are musculatura mai puțin dezvoltată, pentru că timp de milioane de ani nu i s-a permis să execute acele munci care dezvoltă musculatura. Personal am vizitat pe aborigenii din India și am constatat acolo că femeile sunt mai musculoase decât bărbații. Așadar, nu este ceva natural, ci un proces istoric. Femeile nu au avut parte atâta timp de munci care permit dezvoltarea musculaturii, încât treptat corpurile lor și-au pierdut capacitatea de a-și dezvolta această musculatură. Pe de altă parte, femeia are o rezistență mai mare decât bărbatul. La ora actuală, acest fapt este stabilit științific. Femeile se îmbolnăvesc mai rar decât bărbații. Ele trăiesc mai mult decât bărbații, în medie cu 5 ani. În societatea noastră stupidă este unanim acceptat faptul că bărbatul trebuie să fie cu 4-5 ani mai în vârstă decât soția, numai pentru a demonstra că el este mai experimentat păstrându-și astfel superioritatea. Din punct de vedere medical, acest lucru nu este corect, Căci femeia va trăi cu 5 ani mai mult decât el. Din această perspectivă, soția ar trebui să fie cu 4-5 ani mai în vârstă decât soțul, astfel încât să poată muri mai mult sau mai puțin în același timp. Tot în această societate stupidă, femeii nu îi se îngăduie să se recăsătorească. Abia recent, și numai în țările dezvoltate, a început acest lucru să fie permis. Femeii nu i s-a permis să se recăsătorească pentru a trăi cel puțin 10 ani de văduvie. Din punct de vedere medical, acest lucru este incorrect. Este o aritmetică greșită. De ce să forțez biata femeie să trăiască în văduvie timp de 10 ani? Ideal ar fi ca soția să fie cu 4-5 ani mai în vârstă decât bărbatul. În acest fel, cei doi ar muri aproape în același timp, iar problema văduviei ar dispărea în mare măsură. Dacă ținem cont de faptul că femeia trăiește cu 5 ani mai mult decât bărbatul, cine este superior? De vreme ce se îmbolnăvește mai rar și are o rezistență mai mare, nu este femeia superioară bărbatului? Procentul femeilor care se sinucid este cu 5% mai mic decât cel al bărbaților. Același procent este valabil și în cazul femeilor care nebunesc. Bărbații nu au ținut niciodată însă cont de aceste argumente. De ce? De ce se sinucid bărbații într-un procent dublu față de femei? S-ar părea că răbdarea lor este mult mai mică. La fel și capacitatea lor de a face față greutăților vieții. Bărbații așteaptă prea multe de la viață, iar atunci când lucrurile nu merg așa cum își doresc ei, se sinucid. Ei se simt imediat frustrați. Iar acest lucru demonstrează o slăbiciune, căci nu au curajul să înfrunte greutățile. Orice sinucidere este un act de lașitate, un mod de a scăpa de probleme, nu de a le rezolva. Femeia are mai multe probleme decât bărbatul, propriile ei probleme și cele pe care îi le creează bărbatul. Ea se confruntă cu un număr dublu de probleme, dar le face față cu curaj. Iar voi continua să spuneți că femeia este inferioară bărbatului. De ce credeți că bărbații înnebunesc într-un procent dublu față de femei? Aceasta arată că intelectul lor nu este foarte rezistent. El cedează imediat. De ce au insistat totuși bărbații că le sunt superiori femeilor? Este o simplă chestiune de politică, un joc al puterii. Oșă, te-am auzit spunând adesea că politicienii și preoții îi exploatează și îi înșeală pe oameni ca și cum ar fi o rasă diferită venită din spațiul extraterestru. După părerea mea, acești preoți și acești politicieni se nasc dintre noi, iar noi suntem întru totul responsabili de faptele lor. A ne plânge de ei înseamnă a ne plânge de noi înșine. Oare nu există ascuns în fiecare dintre noi un politician și un preot? Te rog să comentezi. Cu siguranță politicienii și preoții nu vin din spațiul extraterestru. Ei cresc printre noi, avem și noi aceeași dorință de putere, aceeași ambiție de a fi mai sfinți sau mai presus decât ceilalți? Singura diferență este că ei cunosc succesul în această privință. Suntem cu siguranță responsabili pentru acest lucru, dar este un cerc vicios. Nu noi suntem singurii responsabili. Succesul politicienilor și al preoților continuă să condiționeze noile generații, pregătindu-le pentru aceleași ambiții. Ei sunt cei care structurează societatea, mintea colectivă și condiționările ei. Au și ei responsabilitatea lor, care este chiar mai mare decât a omului obișnuit, căci omul obișnuit este victima diferitelor programe care îi se impun de către ei. Copilul se naște în lume fără nicio ambiție, fără dorința de putere, fără ideea că este superior sau mai sfânt decât alții. Cu siguranță, el nu este responsabil. Cei care îl strică sunt cei care îl cresc: părinții, profesorii, societatea, politicienii, preoții. Evident, când îi va veni rândul, va face și el același lucru. Dar avem de-a face cu un cerc vicios. Cine poate să-l rupă? Eu îi condam cu atâta insistență pe preoți și pe politicieni, deoarece ei sunt singurii care pot rupe acest cerc vicios. Pe copiii mici nu poți să-i condamni și nici pe oamenii obișnuiți, căci ei sunt deja condiționați fiind de exploatați de ceilalți. Ei suferă, dar nimic nu-i poate trezi, căci somnul lor este foarte profund. Singurii care merită să fie condamnați sunt cei de la putere, pentru că ei au capacitatea de a contamina generațiile viitoare. Dacă ar putea fi opriți, am putea construi un om nou. Eu știu că toată lumea este responsabilă pentru această stare de lucruri. Orice s-ar întâmpla în această lume, fiecare dintre noi purtăm o anumită responsabilitate. Mă interesează însă să știu în cine trebuie să lovim pentru a rupe acest cerc vicios, dând o șansă nouă generațiilor viitoare. Sunt secole la rând de când umanitatea se învârte în acest cerc vicios. De aceea, eu nu-i condamn pe oamenii obișnuiți, adică pe voi, îi condamn în schimb pe cei aflați acum la putere, căci dacă ei ar renunța într-o oarecare măsură la interesele lor egoiste privind către masele largi, cercul vicios ar putea fi rupt, iar transformarea ar deveni posibilă. I-am ales cu bună știință pe preoți și pe politicieni. Eu știu că toată lumea este responsabilă dar nu toată lumea are suficientă putere pentru a rupe cercul. De aceea mă leg constant de preoți și de politicieni. Aceștia au ajuns să se teamă de mine și nu cred că li s-a mai întâmplat vreodată să se teamă de un singur om. Majoritatea liderilor lumii nu-mi permit accesul în țările lor. Politicienii au dat legi care îmi interzic intrarea pe teritoriile țărilor lor, iar în spatele lor se află preoții. Comuna pe care am creat-o în America a fost distrusă de politicieni, dar în spatele lor se ascund creștinii fundamentaliști, grupul extrem de ortodox al preoților creștini. Ronald Reagan este el însuși un asemenea creștin ultraortodox. El crede că fiecare cuvânt din Biblie este sacru venit din gura lui Dumnezeu. Atât preoții cât și politicienii sunt foarte vulnerabili. O singură lovitură este suficientă pentru a-i culca la pământ. Abia atunci când ei vor fi terminați, va putea fi eliberată societatea. Ne vom putea crește atunci copiii într-o manieră mai umană, necondiționată, inteligentă considerând întregul Pământ ca fiind o singură lume. Nu una împărțită în Hinduși, creștini, mahomedani sau un indien, chinezi, americani. Națiunile și religiile sunt creații ale politicienilor și ale preoților. Odată închisă gura acestor două categorii, națiunile și religiile ar dispărea de la sine. Eliberată de națiuni și de religii, lumea ar deveni o lume liberă, mai umană, fără războaie fără toate aceste lupte inutile pentru a demonstra lucruri pe care nu le-a văzut nimeni. Este atât de stupid că mii de oameni s-au ucis între ei în numele lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a văzut pe acesta, nimeni nu deține dovada existenței lui. Iar ei nu se simt nici măcar sângeniți căci nimeni nu a îndrăznit până acum să le pună direct această întrebare privindu-i în ochi. Și astfel oamenii pleacă în cruciade, în tot felul de jihaduri, în războaie religioase, distrugându-i pe toți cei care nu doresc să creadă în dogmele lor, care sunt neapărat divine, în timp ce toate celelalte dogme sunt creația diavolului. Ei încearcă să-i fie de folos umanității omorând oameni. Intenția lor este de a-și elibera semenii din diarele diavolului. Lucru ciudat însă, fiecare religie este convinsă că toate celelalte religii sunt create de diavol, și astfel lupta continuă. Politicienii duc război după război, și pentru ce? Personal nu înțeleg rostul. Pământul nu are granițe naturale. Atunci de ce creează ei toate aceste hărți desenând linii pe ele? Am avut un profesor foarte inteligent. Într-o zi a adus o hartă a lumii, a tăiat-o în bucățele, a pus-o pe catedră și ne-a întrebat. Poate cineva să le așeze la loc așa cum erau? Diferiți colegi de-ai mei au încercat, dar nu au reușit. Unul singur a avut o idee genială. El a întors pe dos bucățile din harta tăiată și a constatat că cineva desenase pe spate un om. În acest fel, el a putut aranja cu ușurință bucățile la locul lor. Aceasta era cheia. Pe o parte a hârtiei era desenată harta lumii, pe cealaltă un om. Cine știe, poate că aceasta este și cheia rearanjării acestei lumii în care trăim. Dacă am putea rearanja omul, întreaga lume ar fi pusă la loc. Dacă am putea face din om o ființă plină de iubire, de pace, de compasiune. Poate că națiunile ar dispărea, la fel și războaiele și toată această politică murdară. Rețineți ce vă spun, orice politică este murdară, nu există alt tip de politică. Pentru aceasta trebuie să ne opunem însă celor care dețin puterea. Să lovim în omul de rând nu ne va ajuta cu nimic, căci acesta nu deține nicio putere. El este doar o victimă. Chiar dacă l-am schimba, schimbarea nu ar fi majoră. Dacă am putea aboli, însă, această conspirație creată de politicieni și de preoți, schimbarea ar fi într-adevăr majoră, ar fi o revoluție. Singura revoluție de care avem nevoie și care nu s-a produs încă. Oșă, ce ne poți spune despre politică? Despre politică? Nimic, decât că e un blestem. Este o calamitate din cauza căreia omul trăiește de secole în suferință. Politicienii nu sunt însă dispuși să renunțe la ea, căci în acest fel și-ar pierde vilele și mașinile, posturile lor importante, casele albe, cremlinele. Omul nu are nevoie de politică. Aceasta este ceva depășit. Cândva a fost necesară, căci națiunile se aflau într-un război continuu. În 3.000 de ani au existat 5.000 de războaie dacă am desființa liniile de hotar care nu există decât pe hărți, nu pe pământ, ce s-ar mai alege de politică? Ar exista într-adevăr un guvern mondial, dar acesta ar avea doar o valoare funcțională. Liderii nu ar mai fi asociați cu prestigiul, căci nu s-ar mai afla în competiție cu nimeni. Pot să fii președintele guvernului mondial, și ce dacă? Nu ai fi mai presus de ceilalți un guvern funcțional ar fi ca o companie de căiferate. ferate cui îi pasă cine este președintele companiei de căi ferate poșta funcționează perfect dar cui îi pasă cine este președintele ei națiunile trebuie să dispară iar odată cu ele va dispărea și politica aceasta se va sinucide în locul ei nu va mai rămâne decât o organizație funcțională care va avea grijă de toți un fel de Rotary Club în care șef ar fi ales uneori un negru, alteori o femeie, un chinez, un rus, un american. Șeful său ar fi ales prin rotație. Funcția de șef nu ar trebui să dureze decât șase luni. Mai mult decât atât ar fi periculos. Timp de șase luni ești președinte, apoi nu mai poți reveni niciodată la putere. Realegerea acelorași persoane la putere nu înseamnă decât o dovadă crasă de lipsă de inteligență. De ce să lași aceeași persoană să ocupe aceeași funcție? Nu ar mai fi nevoie nici de partide politice. Indivizii ar trebui să poată decide individual. Partidele politice sunt foarte destructive pentru democrație. Deși se spune că democrația nu poate exista fără partide politice, eu afirm că exact opusul este adevărat. Democrația nu poate exista atât timp cât există partide politice din cauza intereselor corupte ale acestora. Fiecare individ ar trebui să fie liber să ocupe prin concurs un post sau să voteze pe cine consideră el că îl reprezintă. Cei aleși astfel ar fi mult mai înțeleți decât toți președinții și prim-ministrii voștri la un loc. Știind că nu poate ocupa decât șase luni funcția respectivă, el nu și-ar mai pierde timpul inaugurând cu tare universitate, cu tare pod, cu tare autostradă, tot felul de prostii care nu înseamnă altceva decât o pierdere de timp. La rândul lor, parlamentele lumii nu fac decât să își pierdă timpul dezbătând tot felul de prostii ca și cum ar avea la dispoziție o eternitate. Ai nevoie de ani întregi pentru a trece o simplă lege. Un om care are la dispoziție doar șase luni nu și-ar mai pierde timpul cu asemenea prostii. El și-ar alege consilieri științifici, experți în diferite domenii. Spre exemplu, va angaja pe cei mai străluciți economiști ai lumii pentru a-l sfătui, căci nu are prea mult timp la dispoziție. Nu și-ar mai permite însă să angajeze politicieni de mâna a treia, care nu cunosc decât arta de a minți, și nimic altceva. Dacă ar trebui să iau o decizie în domeniul educației, ar cere sfatul celor mai mari experți mondiali în acest domeniu. Iar lucrurile vor începe să se schimbe dramatic. Capitolul 8. Violența Toți dictatorii lumii sunt creați de noi, căci noi dorim întotdeauna ca altcineva să ne spună ce avem de făcut. Există o motivație foarte subtilă pentru acest lucru, atunci când accepti ca altcineva să îți spună ce ai de făcut, nu mai ai nicio responsabilitate. Nu contează dacă ceea ce faci este bine sau rău. Nu mai trebuie să te gândești, să-ți faci griji. Întreaga responsabilitate revine celui care ți-a dat ordin să faci ceea ce faci. Oameni ca Adolf Hitler, Iosif Stalin sau Ronald Reagan nu se află în funcțiile respective din cauza calităților lor. Ci pentru că milioane de oameni doresc să li se spună ce au de făcut. Fără cineva care să le dicteze ce trebuie să facă, ei se simt pierduți. Noi ne creăm singuri dictatorii. Adolf Hitler a fost aproape nebun, dar o națiune întreagă, una dintre cele mai inteligente națiuni din lume, care a creat cele mai mari tradiții ale filozofiei, gânditori și teologi de primă mână l-a ales drept conducător. Chiar în secolul nostru, Germania a produs oameni ca Martin Heidegger, poate cel mai mare filozof al vremii, dar și acesta a fost un adept al lui Adolf Hitler. Pare aproape de neînțeles cum un om de talia lui Martin Heidegger putea să creadă în Hitler. Am citit toate filozofiile lumii, dar Heidegger mi se pare că a avut un asemenea geniu, o originalitate atât de mare în a privi lucrurile dintr-un unghi de vedere diferit, încât nu pot decât să mă minunez știind că a fost un adept al lui Adolf Hitler, că l-a susținut pe acesta. M-am întrebat întotdeauna ce anume l-a determinat pe el și întreaga națiune germană să-l susțină pe nebun. Motivul este simplu. Nimeni nu dorește să își asume responsabilitatea atunci când renunți însă la responsabilitate, când o consideri o povară și îți dorești ca altcineva să o preia de pe umerii tăi, îți pierzi practic individualitatea, libertatea interioară. Responsabilitatea nu este diferită de libertatea de spirit, de individualitate. Dacă renunți la responsabilitate și o placezi pe umerii altcuiva, te reduci singur la o non -entitate. Evident, nimeni nu te mai poate acuza că ai greșit, dar prețul este foarte mare. Ți-ai pierdut sufletul. Oamenii îi condamnă pe dictatori, dar nimeni nu se gândește la psihologia lor, la felul în care sunt creați ei. Noi suntem cei care îi creăm. În speranța că vom fi degrevați astfel de orice responsabilitate în nu ne dăm însă seama că odată cu această responsabilitate dispare și individualitatea noastră, libertatea de gândire și de expresie, democrația, totul. În momentul în care ne plasăm responsabilitatea pe umerii al cuiva, noi ne-am pierdut sufletul. Vor exista întotdeauna oameni cărora le va place să domine, să dicteze, oameni bolnavi, Dispuși însă oricând să preia această responsabilitate din mâinile noastre. Așadar, avem de-a face cu o situație ciudată. Oamenii doresc să fie degrevați de responsabilitate și se găsesc întotdeauna câțiva dornici să preia această responsabilitate, căci odată cu ea ei le răpesc oamenilor și libertatea. Ei le au toate drepturile, toate posibilitățile de a-și exprima individualitatea. Unica lor dorință este aceea de a deține puterea. Este o formă de nebunie, dar în cazul de față se potrivește. Există o anumită sincronicitate între cei care doresc să scape de responsabilitate, fără să știe că în acest fel își vând sufletul, și cei nebuni care nu își doresc altceva decât puterea. Oșo, ne poți vorbi despre violență? Omul este o dilemă vie, căci este o ființă duală. El nu trăiește într-o unitate. Pe de o parte trăiește divizat între trecut și viitor. Trecutul este ființa sa animală, viitorul este ființa sa divină. Între cele două extreme se află în momentul prezent, existența propriu-zisă a omului sfâșiat între cele două direcții diferite. Dacă privește înapoi, omul devine precum un animal. Așa se explică viziunea științei, care consideră omul doar o altă specie animală pentru că ea privește numai către trecut. Religia privește mai degrabă în viitor, în ceea ce s-ar putea întâmpla, dar nu s-a întâmplat încă. Știința disecă sămânța și nu poate descoperi nicio floare. Religia este o vizionară, ea visează și este capabilă să vadă ceea ce nu s-a petrecut încă, floarea. Evident, floarea nu poate fi descoperită prin disecarea seminței. Ea are nevoie de intuiție, nu de capacitatea de analiză, ci de o viziune, de o abordare poetică. Are nevoie de un visător care să vadă ceea ce nu s-a întâmplat încă religia privește către ceea ce s-ar putea întâmpla și descoperă astfel că omul nu este un animal, ci o ființă divină. Omul este una cu Dumnezeu. Ambele afirmații sunt adevărate. Conflictul dintre știință și religie este irelevant, căci direcțiile în care privesc ele, metodele lor, câmpul lor de activitate, toate diferă radical. Știința reduce întotdeauna totul la sursă, în timp ce religia zboară direct către destinația finală. Ambele viziuni sunt reale, de aici și dilema, anxietatea sa permanentă a fi sau a nu fi, a fi o extremă sau cealaltă. Omul nu își poate găsi pacea decât acceptând una din cele două extreme. De pildă, să redevină un animal, astfel încât în el să nu mai existe nicio diviziune restabilind astfel pacea, armonia, tăcerea interioară. Nu întâmplător milioane de oameni încearcă să redevină animale, pe o cale sau alta. Spre exemplu, războiul îi permite omului să redevină un animal. De ei și fascinația pe care o exercită el asupra oamenilor. În 3.000 de ani de istorie au existat 5.000 de războaie. Într-o formă sau alta, războiul continuă la infinit. Nu trece nici măcar o singură zi în care oamenii să nu își ucidă semenii. De unde provine această imensă bucurie a distrugerii, a uciderii? Cauza ei este ascunsă în profunzimile psihicului uman. Atunci când ucizi, te simți dintr-o dată una, redevii animal, iar dualitatea dispare. Așa se explică fascinația crimei, inclusiv a sinuciderii. Omul nu poate fi convins cu ușurință să nu mai fie violent. Violența erupe de pretutindeni. Numele se schimbă, sloganurile se schimbă, dar violența rămâne aceeași. Poate fi exercitată în numele religiei, al ideologiei politice, al oricărei absurdități. Un simplu meci de fotbal este suficient pentru ca oamenii să devină violenți. Oamenii sunt atât de interesați de violență, încât dacă nu o pot practica ei înșiși, căci este riscantă, și se gândesc la consecințe. Găsesc modalități subtile de a fi violenți. Astfel, violența la televizor a devenit o necesitate. Fără violență, nimeni nu se uită la un film. Simpla contemplare a violenței și a sângelui este suficientă pentru a-ți reaminti de trecutul tău animal. Uiți de prezent, încă și mai mult de viitor și redevi animal. În sfârșit te poți identifica cu ceva în cazul de față, cu ceea ce se întâmplă pe ecran. Nu mai ești un simplu spectator. În asemenea momente devii un participant. Violența exercită o mare atracție, la fel și sexualitatea, căci numai în momentul orgasmului redevine omul cu adevărat una. În afara lui, el rămâne divizat, iar anxietatea nu dispare. Violența, sexul, drogurile, toate acestea vă ajută pentru scurtă vreme să reveniți la stadiul animal. Din păcate, această stare nu poate dura. Este important să înțelegeți o lege fundamentală a existenței. Nimic nu poate reveni acolo de unde a plecat. În cel mai bun caz, poți pretinde că ai revenit, te poți amăgi singur, dar nimic nu poate reveni cu adevărat acolo de unde a plecat, căci timpul nu curge înapoi, ci înainte. Nu poți reduce un adult la stadiul de copil. Nu poți face dintr-un bătrân un om tânăr. Acest lucru este imposibil. Copacul nu poate reveni la stadiul de sămânță. Evoluția merge înainte și nimic nu o poate împiedica. De aceea, toate eforturile omului de a se întoarce la stadiul animal și de a-și găsi astfel pacea sunt depășite. Te poți ameți cu alcool sau cu droguri, te poți scufunda complet în această stare de uitare. Pentru moment, toate grijile dispar, existența nu ți se mai pare o problemă. Pentru moment, te deplasezi într-o altă dimensiune, dar numai pentru o singură clipă. Mâine dimineață te vei afla din nou în momentul prezent, iar lumea ți se va părea chiar mai urâtă decât înainte și viața chiar mai greu de suportat. Căci în timp ce erai amețit, dus, inconștient, problemele tale nu au făcut decât să crească. Ele s-au complicat chiar mai tare. Tocmai când credeai că toate problemele au dispărut, că le-ai transcens, ele prindeau rădăcini chiar mai puternice în subconștientul tău. A doua zi te trezești așadar în aceeași lume, care ți se pare tot mai urâtă prin comparație cu pacea pe care ai trăit-o în starea de beție și de uitare de sine. Prin comparație cu această pace, lumea ți se pare acum mai periculoasă, mai complexă, te sperie și mai tare. Și astfel singura cale de scăpare ți se pare a fi creșterea dozei de drog. Dar nici acest lucru nu te mai ajută multă vreme, căci dilema rămâne. Singura cale reală constă în a te deplasa înainte către divin, în a te transforma în ceea ce deocamdată este doar într-o stare potențială. Omul este un Dumnezeu potențial și până când nu va deveni un Dumnezeu real, el nu se va simți mulțumit. Oamenii ar încerca și acest lucru, dar cum să devii divin? Iar în decursul acestui proces, ce te faci tu cu latura ta animală? Cea mai simplă soluție descoperită de-a lungul timpului a constatat în reprimarea laturii animale. Omul nu știe decât ori să reprime divinul prin violență, sex, droguri, uitând astfel complet de divin, ori să își reprime latura animală. Prima soluție nu poate reuși, căci evoluția face parte integrantă din natura lucrurilor. Cea de-a doua soluție constă în reprimarea animalului, în alungarea lui în străfundurile întunecate ale subconștientului, astfel încât să nu-l mai vezi, să nu mai fi nevoit să te confrunți zilnic cu acesta. În această privință, omul nu gândește foarte diferit de un struț. Struțul crede că dacă nu-și mai vede dușmanul, acesta dispare complet. De aceea, el își închide pur și simplu ochii sau își îngroapă capul în nisip, cum se spune. Închizându-și ochii, el nu-și mai vede dușmanul și este convins că acesta a dispărut. La fel au procedat de-a lungul timpului 99% dintre oamenii religioși. Printre ceilalți 1% s-au numărat Buddha, Krishna, Kabir și așa mai departe. 99% dintre oamenii religioși nu au făcut altceva decât să aplice exercițiul struțului, una din cele mai stupide soluții posibile. Animalul nu poate fi reprimat cu atâta ușurință, căci el dispune de foarte multă vitalitate. El reprezintă întregul tău trecut. Vârsta lui este de milioane de ani. Rădăcinile lui în ființa ta sunt foarte profunde. Nu poți scăpa de el numai închizându-ți ochii. Este o prostie. Animalul este temelia ta, fundamentul ființei tale. Te-ai născut ca un animal. În această privință nu ești diferit de alte animale. Ai putea fi diferit, dar nu ești. Prin simpla ta naștere ca om nu devii automat diferit. Ai un alt tip de corp, dar nu foarte diferit de cel al animalelor. Ai o altfel de inteligență, dar nu foarte diferită nici ea. Singura diferență este cantitativă, nu calitativă. Cercetările moderne arată că până și plantele sunt inteligente, sensibile, lucide conștiente ce să mai vorbim de animale unii savanți afirmă că până și metalele au o inteligență a lor așadar diferența dintre un om și un elefant un delfin o maimuță nu este una calitativă ci cantitativă ține doar de grad noi suntem puțin mai inteligenți asta e tot diferența nu este atât de mare cum ni se pare nouă cel puțin nu atât cât să putem face o deosebire reală. Schimbarea calitativă se produce numai atunci când omul devine pe deplin trezit, când el devine un Buddha. Abia atunci se produce marea schimbare. Atunci omul nu mai este un animal, ci redevine divin. Dar cum să atinge această stare? 99% dintre oamenii religioși au procedat greșit, urmând aceeași rațiune ca și oamenii violenți, dependenți de sex, de alcool și așa mai departe. Ei au încercat să uite de animalul din ei. Au creat nenumerate tehnici pentru a uita de animal. Poți încanta o mantra pentru a uita de animal, poți repeta la infinit rama, 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 Poți repeta atât de rapid acest cuvânt încât întreaga ta minte uită complet de restul, impregnându-se de vibrația cuvântului. În acest fel uiți de animal, dar acesta nu dispare. Poți să repeți cuvântul rama timp de secole la rând. Animalul din tine nu va dispărea în urma acestui truc mental. El nu poate fi păcălit cu atâta ușurință. Cu o asemenea religiozitate nu depășește nivelul superficial este suficient să zgâri puțin un om religios și vei găsi imediat animalul din el. Nu trebuie să s-a prea mult. Așa zisa religiozitate este doar o imitație, o formalitate, un ritual social. Te duci la biserică, citești Biblia sau Gita, faci incantații, te rogi, dar toate aceste lucruri sunt formale. Inima ta nu participă la ele. Iar animalul din tine te râde și te ridiculizează, el te cunoaște cel mai bine, știe cine e și unde te afli, dar mai ales știe cum să te manipuleze. Poți să răciți între cu orele, dar dacă apare femeie frumoasă, subit, orice gând despre Dumnezeu dispare din mintea ta. Dacă îți miroase pâine proaspătă, Har Krishna Rama dispare ca un fum. Este suficient un lucru atât de mic. Cineva te insultă, iar mânia îți ia Animalul din tine este gata să se răzbune căci ești orbit de furie. De fapt, oamenii religioși se înfurie chiar mai tare decât oamenii obișnuiți, căci aceștia din urmă nu își reprimă nicio parte din ființa lor. Ar trebui să puteți privi visele oamenilor religioși. În timpul zilei aceștia își pot reprima instinctele, dar în timpul nopții ei nu mai au niciun control asupra minții lor. Mahatma Gandhi scria că și la vârsta de 70 de ani continua să aibă vise erotice. De ce să mai visez fantasme erotice la 70 de ani? Iată ce a scris el: Din ziua în care am devenit disciplinat, nu am mai permis niciunui gând sexual să treacă prin minte în timpul zilei, dar noaptea sunt incapabil de acest lucru, căci sunt inconștient și întreaga disciplină dispare. Freud avea dreptate atunci când spunea că pentru a cunoaște un om trebuie să-i cunoști visele, nu viața din timpul conștiinței de veghe. Viața din timpul viselor este mult mai reală, căci acestea sunt naturale, nu sunt reprimate, controlate, disciplinate. De aceea, psihanaliștii nu sunt deloc preocupați de conștiința de veche. Ei o consideră atât de falsă încât nu cred deloc în ea. Psihanaliștii sunt mult mai interesați de vise pe care le consideră mult mai autentice decât mintea conștientă. Este o adevărată ironie. Noi considerăm adevărata viață ca fiind cea din timpul conștiinței de veche, în timp ce psihanaliștii cred exact opusul: că visele sunt mult mai reale întrucât ele nu distorsionează realitatea. Când omul doarme, mintea sa conștientă este adormită, iar subconștientul are în sfârșit un cuvânt de spus. Iar acesta este adevărata mintea omului, că cea conștientă nu depășește 10% din mintea totală. Celelalte 95 sunt inconștiente, fiind de 9 ori mai puternice decât zecimea conștientă. Ce face omul atunci când este nevoit să se lupte cu sexualitatea, cu mânia, cu lăcomia lui? El nu știe decât să le arunce în subconștient, în întunericul acestuia, convins că dacă nu le mai vede, a scăpat de ele. 99% dintre oamenii religioși nu fac altceva decât să reprime. Și orice reprimați nu face decât să pătrundă și mai adânc în ființa voastră. Treptat, această latură nemanifestată va începe să se exprime în modalități subtile de care nu sunteți conștienți. Ea poate lua forme foarte deviată, conștientă că dacă va încerca să se manifeste direct, o veți reprima. De aceea, ea își asumă forme ascunse, amăgitoare, care le maschează, astfel încât nici nu vă dați seama că este vorba de sexualitatea voastră. Ea poate lua chiar masca rugăciunii, a iubirii, a ritualurilor religioase. Dacă veți pătrunde însă adânc în ființa voastră, dacă vă expuneți unui om care cunoaște funcționarea internă a minții voastre, veți fi surprinși să aflați că cea care se manifestă este aceeași energie care curge pe canale diferite. Nici o energie nu poate fi reprimată definitiv. Înțelegeți odată pentru totdeauna energia. Nu poate fi reprimată. Ea poate fi cel mult transformată, dar niciodată reprimată. Adevărata religie constă într-o alchimie, în metode de transformare. Ea nu are nimic de a face cu reprimarea laturii animale, ci cu purificarea acesteia, cu ridicarea ei până la nivelul divin, cu călărirea animalului pentru a ajunge la divinitate. Energia poate deveni un vehicul extrem de puternic, că ce este sinonimă cu puterea. Sexul poate fi folosit în această direcție. El vă poate conduce până la porțile divinului. Dacă îl veți reprima, nu veți face altceva decât să cădeți și mai puternic în mrejele lui. Dacă veți reprima sexul, veți deveni mânioși. Întreaga energie a sexualității se transformă în mânie. Este mai bine să fii sexual decât mânios. Cel puțin sexul are nevoie de un obiect al iubirii. Mânia nu este altceva decât violență pură. Dacă își reprimă sexualitatea, omul devine violent, fie față de alții, fie față de el însuși. Acestea sunt cele două posibilități. Fie devine un sadic torturându-i pe alții, fie devine masochist torturându-se pe sine însuși. Dar de torturat trebuie să tortureze pe cineva. Știți că de-a lungul timpurilor soldaților nu li s-a permis să întrețină relații sexuale. De ce credeți? Pentru că dacă își consumă energia prin sex, ei nu mai pot acumula suficientă mânie, suficientă violență. Sexualitatea devine o refulare, ei devin moi, iar o persoană moale nu poate lupta. Dacă îl privezi de sex, soldatul va lupta mai bine, căci violența este un substituit al sexualității. Freud avea dreptat atunci când spunea că toate armele nu sunt altceva decât simboluri falice. Sabia, cuțitul, baioneta, toate sunt simboluri falice. Soldatului nu îi se permite să pătrundă în trupul femeii. În nebunii de dorință, în mintea lui pătrunde o idee nouă, perversă, să pătrundă în trupul altcuiva cu ajutorul sabiei, a baionetei. În toate epocile, soldații au fost forțați să își reprime dorințele sexuale. În secolul nostru s-a întâmplat ceva nou. Soldații americani sunt cei mai bine echipați din lume din punct de vedere tehnologic, dar în luptă s-au dovedit mai slabi decât alții. Au luptat în Vietnam an la rând, dar în cele din urmă au fost nevoiți să accepte înfrângerea. De ce? Pentru prima dată în istorie soldatului american i s-a permis să-și satisfacă dorințele sexuale. De aceea el nu mai poate învinge. Înfrângerea Statelor Unite de către o țară săracă și mică precum Vietnamul poate părea un miracol dacă nu înțelegi psihologia. Cu toată tehnologia lor, cu toată știința, cu toată puterea militară, soldații americani au fost învinși de vietnamezi. Acest lucru nu este nou. Întreaga istoria Indiei îl demonstrează. India este o țară mare, a doua ca mărime din lume după China, dar a fost cucerită deseori de tot felul de popoare mai mici, de către turci, mongoli, greci. Aproape oricine venea în această țară o cucerea rapid, iar cuceritorii erau de regulă oameni săraci, înfometați. După părerea mea, în trecut, indienii nu erau reprimați din punct de vedere sexual. În acele zile când s-au construit templele de la cu Konarak, Puri, indienii nu aveau cum să fie reprimați din punct de vedere sexual. Cu excepția celor câțiva Mahatma, majoritatea indienilor erau satisfăcuți din punct de vedere sexual. Ei aveau anumite blândețe, o înclinație către iubire, o grație. Le era greu să lupte. Pentru ce să lupte? Gândiți-vă! Ca să lupți, trebuie să fii mai mult timp abstinent. Dacă nu mă credeți, întrebați pe Muhammad Ali și pe ceilalți boxeri faimoși. Înainte de fiecare meci, ei țin câteva zile de abstinență sexuală. Acest lucru este absolut necesar dacă doresc să câștige. întrebați pe concurenții de la Olimpiade. Înainte de a participa la competiții, ei țin câteva zile de abstinență sexuală. În acest fel, violența lor crește, făcându-i capabil să lupte. Poți alerga mai rapid, poți ataca mai rapid, Căci energia fierbe în tine. Același lucru se petrece și cu soldații reprimați. dați tuturor soldaților din lume libertatea de a-și satisface poftele sexuale, iar pacea va fi instaurată rapid. Ciocnirile dintre hindu și macomedan vor dispărea, la fel și cruciadele creștinilor. Când iubirea se răspândește, războiul dispare. Iubirea nu poate exista simultan cu războiul. De aceea, nu represiunea este calea, ci transformarea. Nu mai reprimați. Dacă simțiți dorință sexuală, nu o reprimați. În caz contrar, veți crea o situație mai complexă pe care vă va fi greu să o rezolvați. Dacă vă acceptați în mod natural sexualitatea, lucrurile devin extrem de simple. Nici nu vă puteți imagina la ora actuală cât de simple pot deveni ele. Energia voastră devine naturală, iar energia în stare naturală este foarte ușor de transformat. De aceea am scris acea carte de la sex la supraconștiință. Transformarea nu se poate petrece decât dacă începeți prin a vă accepta ființa naturală. Tot ceea ce este natural este bun. Evident, se poate și mai mult, dar acest mai mult nu va deveni posibil decât dacă vă acceptați în totalitate natura cu inima deschisă, fără a vă simți vinovați în legătură cu ea. Vinovăția este sinonimă cu lipsa de religiozitate. Până acum vi s-a spus invers. Nu poate fi religios decât cel care se simte vinovat. Eu vă spun altceva. Simțiți-vă vinovați și nu veți cunoaște niciodată religiozitatea. Renunțați la orice formă de vinovăție. Voi sunteți ceea ce v-a făcut Dumnezeu cea care se manifestă prin voi este existența Sexul nu este creația voastră, ci darul lui Dumnezeu pentru voi